Bună ziua! Bună! Și bine ați venit la podcast! Bine v-am găsit, dragilor! De data asta, vremea ține cu noi! Invitatul nostru este Florin Busuioc. Sunteți bine? Suntem bine! Suntem bine cu toții, asta e foarte bine! Și eu sunt foarte bine și abia aștept să începem. Unde mă duc? Unchi, mătuși, surori și frați, verișoare și cumnați, mamă, tată și bunici! La Sala Palatului pe 22, 23 și 24 avem concert. Ne vedem acolo. Nu uitați, partenerul nostru media este Magic FM. Magic FM. Bravo. Și încă un lucru important, faptul că dacă vreți să vă cumpărați, achiziționați bilete, le puteți face prin intermediul Ia Bilet. Vin? Nu, eu nu beau nimic. Eu nu beau alcool de 6 ani de zile, n-am mai pus alcool în gură. Și dacă e să mă întreb ce vreau, vreau poate o cafea și apă plată. Dragii mei, astăzi vine Florin Busuioc și, surpriză pentru el, Iulia Pârlea. Exact, colega lui, frumoasa lui colegă. Dar până una alta, trebuie să vă spun că aș vrea să-i văd împreună cântând piesa asta. Bine. Eu, tu și o umbrelă. Noi. Salut, ce faci? Păi, sunt de la Academie. Cum? Sunt de la Academie. De la ce secție ești tu? De la clasa de pian. Hai încoace. Stai jos. Cum te cheamă pe tine? Alex. Alex, tu ești Alex? Da. Mamă, ce înalt ești. Mulțumesc. De când faci pian? De 2 ani. Vrei să ne cânti ceva la pian? Sigur. Hai, treci la pian. Asta e viața. Marius, dă-te de acolo. Deci... De când așteptăm? De când... O să vă plimb un pic prin Academie. Da, să văd și eu ce ați făcut voi aici, frumos, așa. De ce îți place pianul, Alex, dragă? Păi, de când eram mic, am avut așa o înclinație spre pian. Nu știu, mi se pare un instrument așa foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și câteodată eu fac și cursuri de canto și așa? Mă mai acompaniez. Bă, tu vorbești foarte bine, dar hai să vedem cum cânți. Ce piesă? Hai, cântă-mă o piesă, ce piesă îmi cânți? The Entertainer. Așadar, Alex alături de noi astăzi. Până vine busul, ascultăm Scott Joplin, Entertainer. Alex, dă-i drumul. Lucrurile arată foarte bine până acum. Ce văd eu aici e foarte frumos. O să luăm pe aici prin labirint. Ai, ce fain e labirintul ăsta. Ia uite. Alex, dragă, ești foarte talentat. Eu sper să îți aducă viața numai vreme bună, soare și fără ploi, așa cum zice și busul. Mulțumesc frumos, Alex. Iar noi, a venit? Îmi plac și desenele și picturile de pe pereți. Mulțumim. Și acum iară coborăm. Da, că... facem un pic de încălzire. Așa e. Așa e povestea. Cu coborâri, cu urcări. Suișuri și coborâșuri. Domnul și domnilor, bine ați venit la podcast. Vă așteptam, lucruri simple. Astăzi, te-ai auzit de Tip Top Mini Top? Da. Tip Top Mini Top, yeah. Era o emisiune frumoasă cu 30 de ani. A prezentat-o busul. Yeah. Am prezentat-o și eu. Yeah. Vrei să o prezint și tu? Ah, da, da. Yes. Tip top, tip top, mini top. Tip top, tip top, mini top. Tip top, mini top. Top mini. Chiar dacă sunteți aici în fața ecranelor, concurenți de la Tip Top Mini Top de pe vremuri, dați-ne un mesaj. Aici e. Ia să vedem. Servus! Ce faci? Ești bine? De acum. Da, da. Îți
așa să trăiesc ca un ala. Hai, Doamne, ce frumos. Bă, dar ce, ce cu veselia asta? Vezi că am un telefon acolo, nu arunca prea tare. Vezi să nu cadă. Ce faceți? Ți-am pregătit o melodie de intrare. Ia zi. You're just a gigolo everywhere I go. Ce dragă, ce... Nu prea mai e cazul. Eu am fost când eram tânăr, eram taur, acum sunt bou. Asta e situația, deci nu poți să o iei pe asta cu gigolo, că nu prea, nu prea sunt în, nu, nu sunt în zona aia. Eu nu înțeleg de ce femeile din ziua de astăzi, când fac clasamente sexy, cei mai sexy bărbați din lume și din România, noi de ce nu intrăm în acele categorii? Cum a intrat, de exemplu, la 90 de ani, Sean Connery, care era, mă, dar chiar ăla era bărbat. Exact, frate, exact. Da, sau ge- ăsta, Dempsey, sau cum îi zice ăsta. Da, da. Noi da, de da. Ce? Pentru că nu suntem acolo. Suntem mai burtoși, mai urâți, mai grăsani, mai... Mai, na, nu, nu prea suntem în zona aia. Da, ăștia noi... erau cu pachetele, erau... Era altceva, mă. Am și eu niște pachetele de cărți, dacă... Da, știu, știu. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Bănuiesc că te-a însoțit iubita mea, fiică cea mare. Ea era? Da, Andreea. N-am știut că e fiica ta. Da. Uite-mă ce chestie. Câți ani crezi că are? 20. Plus? 22. Plus? 24. Băi, băi, e, o, o, e fantastic cum fața ei e ca la... E ca la 8 ani, ca la 10 ani. Are 32. A, nu, lasă-mă, du-te-mă de aici. Hai, ieși apară în clipa asta. Ieși în clipa asta afară. Acesta a fost podcastul, las pe busul singur, mă duc. La revedere. Doamne ferește. Acum câteva zile îi spuneam, tot așa, vorbeam cu Ramona Păun. Așa? Și să intre Ramona Păun, așa. Și o întrebam, zi, nu știu ce am, cum a venit vorba despre vârsta ei. Și zicea că mai are puțin, că o să facă și ea o vârstă frumoasă. Și zic, hai mă, ce pe bune, faci 30? Și a să uită așa la mine. 40, nu 30. Nu cred. Du-te. Ieși afară, ieși afară. Acum e rândul tău să ieși afară. Nu cred așa ceva. Și am zis, bă, ai nebunit. Nu cred așa ceva. Ramona? Nu, mai are 2 ani, dar oricum. Nu, nu. Mai are 2 ani. Bă, și am zis, nu e voie, nu e voie, așa ceva nu se poate. Eu am zis că are 26-28, deși suntem împreună de ani de zile. Puteam să-mi dau seama că n-a venit în ProTV la 16 ani, că nu era cazul. Dar, bă, mi se pare, știi, sunt oameni care nu îmbătrânesc. Uite, și cazul ei, se pare că e același. N-ai îmbătrânit mea... deloc. Ți-am dat 20 mea... de ani. 20. Jur, pe cuvântul meu. Așa am crezut. Păi asta i-am zis și eu. Asta i-am zis și eu lui Horia, dar el insistă. Eu insist. 32 te-am mințit. Da, ai văzut? Am mai mințit că ai trecut. Pentru că el nu mai ține minte când s-a petrecut fapta. Stai puțin să-l scot din... Stai. Așa, gata. Îmi aduci imediat acum, te duci la maică ta, îi spui și, că am zis și eu. Și aduci certificatul de naștere în clipa asta. Acum! Mama e de viață. Doamne. Dar crezi că... Stai puțin, sunt oameni de lângă noi care efectiv nu mătrânesc. Da, e adevărat. Crezi că este genetic sau că ei și-au conservat de-a lungul vieții o stare extraordinară? Bănuiesc că are legătură și cu genetica. Bănuiesc că are legătură și cu ceva de la părinți de acolo, dar probabil că au o stare bună. Probabil că nu au stres. Că bănuiesc că aici este cea mai mare șmecherie. Oamenii care nu sunt stresați, care nu au problema stresului, rămân mai proaspeți, cred eu. Eu așa zic. Când ai fost? Ai fost stresat? Eu am fost, da. Am avut multe. Păi, am avut probleme de stres. Da, da, asta te-a făcut și mai puternic pe interior, dă-mi voie să spun. E adevărat și asta, numai că în momentul în care am făcut infarctul, de exemplu, eram foarte stresat. Atunci, între noi fie vorba, și nu numai stres, nu era doar stres fizic și psihic, era și un... Era și din cauza țigărilor, pentru că fumam enorm atunci, era și din cauza oboselii, pentru că umblam în turnee ca nebunul. Plecam cu spectacolul la Iași, de exemplu, mă întorceam în aceeași noapte. Nu cred. De la Iași la București și dimineața intram în direct. Deci astea m-au făcut să ajung în halul ăla și să-mi pocnească inima. Dar clipele de relaxare, ai avut vreuna în tot în perioada aia, în 2018, când a fost? Clipe de relaxare, dincolo de... Ok, după ce ai venit și ai prezentat, te odihneai o oră, două, trei, te relaxai.
Da, mai aveam și clipe de relaxare, da, dar... Dar gândul tău fugea. Da, gândul meu fugea la țigări. Să mă duc să fumez, să mă duc să fumez, să mă duc să fumez, trebuie să fumez, trebuie să... Eram disperat, mă, fumam 3 pachete de țigări. Nu cred. Ce vorbește aici? Și, da, bineînțeles că s-au adunat toate, s-au înfundat niște vase și poc! Știi cum e cântecul ăla? Hop și iarăși, hop și iarăși, hop și odată, stop! Și stop! Revedere. Eu te-am observat, cunoscându-te și dinainte și după acel episod din 2018, care s-a întâmplat la Craiova. Da. Vreau să spun că tu ai acum un fel de... Acum ai o alură de, preot budist. Doamne! Fiind aici. Da. Da. Nu e bine. Când zici tu cuiva că fii atent ce faci, se adună așa o greutate. O greutate, da. Băi, da. Băi, asta e busul, ți-a zis fii atent ce faci, nu spune de două ori, o singură dată, fii foarte atent la sfatul lui. Deci ăsta ești tu acum. Auzi? Mă, nu știu, da. Deși văd în templu. Mamă, cum sunt ăștia, băi, care fac vocaliza asta. Sunt absolut senzaționali. De eu cred că și-o cultivă. Și-o cultivă, bineînțeles. Am auzit un mongol făcând asta, sau, da, cred că mongol era. Ceva din zona aia a Mongoliei. Bă, mi s-a părut. Bă, nici nu mă interesează că am sărit de pe alte meleaguri de la interviul nostru. Fii atent aici. Cum? Da. Cum pariu? Zi. A, nu. Zi, te rog. Cum pariu? Da. Că n-ai auzit un adevărat templu budist. Are de toate, dragul. Ai luat două de jos, ești de bun la cap? Nu ești în ton. Pe acolo un pic. Băi, tu ai luat două de jos, omule. Nu știu mă ce am luat. Am luat tot ce se lua, tot ce trebuie luat. Bunicul meu știu. A fost bas la opera din Cluj și se pare că așa ziceau vocile rele pe vremea aia, era cel mai mare bas al Clujului. A fost cel mai mare bas al Clujului, a cântat și pe la Scala, a cântat și pe la opere mari din, de pe planeta asta. Știu că a fost la un moment dat în Italia la Scala și mi-a adus de acolo o pereche de bascheți albi. Bă, senzațional arătau. Erau, cred că, singurii bascheți albi din Hunedoara. Pentru că la Hunedoara nu vedeai așa ceva. Și dincolo de toate elementele de la... Și i-am încălțat. Prima dată când i-am încălțat, m-am dus, m-a trimis tata la farmacie să cumpăr antinevralgic. Și m-am dus la farmacie să cumpăr antinevralgic. Eram fericit, nevoie mare, că am bascheți albi aduși de bunicul de la Roma, din Italia. Bă, și așa de cu capul în nori mergeam că n-am văzut că era un canal destupat și am căzut în canal într-o mocirlă de rahați ce era pe acolo, am căzut într-o mizerie înfiorătoare și nu s-a mai dus aia niciodată de pe bascheții mei. În prima zi când am luat bascheții în picioare. Deci îți jur că așa s-a întâmplat. Nu mint. Nu mint. Și de atunci nu se mai lua nicio de bascheți, azi. Cred că mi-am mai luat baschet, dar nu. Dar nu mai bun, nu mai mai. Nu albi niciodată, albi, no. Erau pe negru, pe albastru, dar nu albi, no. Nu maro, mi-am luat maro ca să fie să am amintiri plăcute. Un backup dacă cumva, știi. Da, amintiri plăcute. Cum era cu aia cu Ștefan cel Mare că ce Maria ta vin turci. Aoleo, băi, te du-te și mai las-mă să dorm o leacă. Să duce, vine, Maria ta, turci-ți la poartă. Băi, de capul meu, du-te repede și adu-mi platoșa, adu-mi spada și pantalonii maro. Neapărat pantalonii maro. Da. Dar tu vorbești exact de... Din localitatea de unde... Din Șoimărești. Din Șoimărești, da. Da, ai văzut că s-a documentat. Ce crezi tu că... M-am documentat? Da, când eram copil... La mama. Când eram copil la mama, te-ai ce ploaie și ce vânt. Eu mereu băgam în ea cu vada și mă că plouă pe pământ. Că plouă pe pământ. Da, nu mai știu cum era textul, dar când eram copil mic, în fiecare vară mergeam la bunici, care
Bunica, de fapt, locuia în satul Șoimărești, de unde era și mama, acolo era născută. În Hunedoara. Nu, 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 în județul Neamț era. Aha, în, județul asta Neamț. Era în județul Neamț, în Moldova, și acolo aveam diversi prieteni pe care mi-i făcusem eu când eram prințișorul satului, că așa mă considerau ei. Eram un fel de prinț al satului, adică venea ăla de la oraș, mamă, frate. Și Sandu, Velucu, Lică, tot felul de băieți pe acolo cu care mergeam noaptea, atenție, la 5 ani, prima mea incursiune nocturnă la 5 ani a fost, acum o să mă iertați că zic vorba asta urâtă, m-am dus la pescuit cu fachiu, așa se numește. Ce, fachi. Se numește fachi. E o suliță care are o furculiță în capăt, așa? Și un lămpaș, o lampă cu petrol, pe care o ții deasupra apei când nu e lună plină, când e înnorat afară și peștele rămâne paralizat cu ochii în ferinarul tău și tu dai cu furculița în cap și l-ai făcut. Am mers cu această metodă de pescuit rudimentară, ancestrală, străveche, de pe vremea lui Pazvante, de când o fi fost ea, am mers la pescuit când aveam 5 ani. Și cum făceam? Prindeam peștele, clean în general sau mreană se prindea acolo, prindeam peștele, îl băgam sub nisip, atenție, sub nisip, în niște foi de ăsta, cum îi zice, hrean. Așa. Foile alea mari de hrean. Tu și mai azi ce mai... Da, așa se făcea mâncarea acolo. Îl înveleam în foi de hrean, îl puneam sub nisip. La fezandat, la ceva? Nu, nu, nu. Și deasupra se făcea focul. Așa, bravo. Și el se făcea sub focul respectiv. De la căldura focului ajungea căldura focului la el, la pește. Și deasupra, pe foc, furam porumb de la colectivă. De la foarte fraged așa, și îl făceam copt în focul pe care îl făceam acolo. Și stăteam până dimineață, pe la 4-5 dimineață, când aveam 5 ani 6, atenție, atunci mergeam la acolo. Băieții ăștia erau puțin mai mari, aveau 8-10 ani, cam așa. Da, tot. Dar stăteau cu tine până dimineață. Stăteau cu mine până dimineață, eu eram împreună, eram în grup, eram... ce vorbești? Și asta a fost... ca să zic așa, o parte din copilăria mea, asta când mergeam la furat de porumb și la prins pește. Când mai mergeam în Mladă, că era și Mladă, acolo era Mladă, este o pădure foarte proaspătă, care acum crește. Mm-hmm. Și în Mladă, acolo, era murărie, erau foarte mulți muri. Și acolo mergeam și până august așa începea să coacă murele și mergeam și mâncam mure ca disperații mergeam și mâncam mure. Murat ai devenit. Murat. Și acolo era și o piuă unde se... Apă. Cu apă, dar pe apă era o moară din aceea. Aha. Cu zbaturi și acolo se spălau cearșafuri, haine, exact, toate astea. Mm-hmm. Se spălau alea în zbaturile alea. Asta vreau să te întreb tot timpul, că mi-a rămas în minte femeile care dădeau. Da, da, da. Dar da. Ele foloseau săpun sau doar apă? Se folosea săpun. Se folosea săpun făcut în casă, cu leșie. De la tip cheia. Da, cu leșie, cu... așa cum așa. Se făcea săpunul pe vremuri. Așa, așa. Și se făcea săpun și se folosea săpun. Sau, uneori, nu se folosea săpun, se foloseau pietre. Eu am văzut într-o tabără arheologică și hainele și vasele le spălam cu nisip. Da, se mai spală și cu nisip, albii. E adevărat, pentru că apa rece nu te prea ajută la săpun, dar cu nisip se poate face chestia asta, da. Deja am intrat, deja gândul meu este la Mladă și la Piuă și la toate lucrurile păi pe care cum, mi-ai descris. Păi cum, dar astea sunt lucruri care s-au întâmplat în viața mea și nu pot să le trec. Dar nu numai atât. Nu pot să le trec. Ești gata pentru o prezentare? Busul nu știe ce l-așteaptă. Nu, habar n-am. Nici nu mă interesează prea tare. O introducere de asta de acțiune combinată cu puține amintiri din copilărie. Ia să facem, dai. Urmăriți războiul stelelor. Star Trek, Mar Trek.
Invitatul nostru de astăzi este Florina lui Busuioc din Cluj și a lui Catinca Spătaru, devenită Busuioc prin căsătorie din Moldova, satul Șoimărești. Mama lui... A lui Aurel Busuioc din Cluj. Păi tare, al Busuioc din Cluj și a lui Catinca Spătaru, devenită Busuioc prin căsătorie din Moldova. Da. Mama lui... Vezi că eu mă uit la cameră, eu sunt aici prezentator. Așa, te rog. Mama lui era șefa bibliotecii din oraș, drept pentru care a încercat să-l atragă spre lectură. Tatăl era regizorul Teatrului Popular din Hunedoara. Corect. Asta trebuie să o rețineți. A fost născut la 9 luni, iar la naștere a avut 800 de grame. Eram cât o lingură atât de mare și am supraviețuit. De ce? Pentru că tata a zis, bă, hai să-l aruncăm. Că nu e. Nu cred, da, pe cuvânt. Fii atent, îți jur. Mi-a povestit după aceea. Zice, bă, am vrut să te arunc. Că n-avem. Erai ceva de... Nu, să putea. Am stat vreo 3 luni în incubator. Da, în, așa, normal că era. Maternitate. Da. Și m-a salvat o vecină, Tanti Morico de la etajul 1, care a zis, lase, domnul Busuioc, că poate scoatem ceva din el. Și ea m-a salvat, a zis că poate scoate ceva din mine, că era un guroaică. Extraordinar. Și m-au, până la urmă, m-au lăsat în viață. Morico nu mai există. Ne vede de sus acum. S-a stins de mult, era o bătrânică foarte simpatică, foarte faină, foarte. Dar tu nu știi nimic. Mamă, ce prăjituri mâncam la ea, mamă, ce era. Să intre prăjiturile. Nu. Nu mai vorbi de prăjituri, nu, pentru că eu nu mai mănânc prăjituri. Eu nu prea mai mănânc nimic, să știi. Așa că degeaba ai să mă tentezi tu cu chestii, că eu nu prea. Eu am anulați toate platourile, vreau. Tot, să se ducă. Acum să-ți spun și încă o altă chestie. Eu mănânc cam de două ori sau o dată pe zi. Ultima masă, dacă mănânc de două ori, este la ora 5 seara. Mm-hmm. Și mâncarea pe care o mai îngurgitez eu din când în când așa... Așa. Ca să fiu sincer, nu prea e pe placul tău. Adică un piept de curcan și un ardei cu un roșie, un castravete și cam asta e. Eu vreau să fiu, eu vreau să devin Busuioc. Eu vreau să fiu Florin Busuioc. Pentru că atunci când mănânci doar o felie de și o felie de, trebuie să ai voință foarte puternică. E adevărat că la un moment dat mi-a fost mai greu, dar acum m-am obișnuit și nu mai ține de voință, ține de obișnuință, ca să zic așa. Chiar pe bune, nici nu mai simt nevoia. Invitatul nostru de astăzi crede că suma întâlnirilor din viață îl definesc pe om. Da. În cazul lui, el i-a cunoscut pe Petrică Gheorghiu, da, Radu Anton Roman, Adrian Sârbu, Marinuș Moraru, Radu Beligan. Și pe Demrădulescu, care mi-a fost profesor 4 ani de zile la Facultatea de Teatru și căruia îi datorez tot ce am astăzi în meserie. Acum fii atent aici. Imediat după Revoluție, a avut o experiență neplăcută. Asta n-am știut-o. Când am aflat-o, numai zâmbet eram... A fost spus șef al Frontului Democrat al Salvării Naționale, da, da, actual PSD, fără să-și dorească acest lucru. Da. De asemenea, el a mai spus că totul a durat doar 20 de minute, pentru că apoi a fost prins de 2 soldați care l-au legat și l-au dus la sediul FDSN. Dar nu din cauza asta a durat 20 de minute. A durat 20 de minute pentru că la ședința pe care am convocat-o, după 20 de minute după ce m-a pus șef, le-am zis, fraților, eu am treabă, am de repetat, n-am timp de asta, la revedere. Și am încărat. Și au zis, bă, trebuie să alegem pe altcineva. Și au ales pe altcineva, că nu... Genial. Eu nu eram pentru asta. Și episodul cu soldații care m-au prins și m-au dus la sediul lor acolo, pentru că am luat apărarea unei recepționere de la hotelul unde locuiam, pentru că teatrul îmi plătea o parte din camera în care locuiam, i-am luat apărarea pentru că a venit unul care era șeful pe oraș sau ce, nu știu ce, la MSKMLPT. Ăla a zis, dăm să beau. Și asta a zis, domnule, nu pot să vă dau să beți că e închisă bucătăria. Băi, dăm să beau! Era deja zob. Și a venit cu soldații după el. Nu, deci a venit pe cuvânt. A pus și de putere. Asta a zis, îmi pare rău, nu pot să vă dau. Și ăsta a zis... Și eu am intervenit atunci și am zis, vă rog frumos, nu vorbiți așa cu doamna. Vă rog eu. E aberant ce faceți. Nu, v-a zis că nu se poate. Și ăla a zis, ia, luați-l și duceți. Și m-au luat și nu cred acolo, așa ceva. Da?
Mi-au dat un pat de pușcă în gură, nu mi-au cred. Dat palme, m-au înghiontit, m-au lăsat în cele din urmă și după aceea, după ce am scăpat de acolo, pentru că a intervenit parcă cineva de la teatru sau cumva, sau pur și simplu ei mi-au dat, nu mai știu exact cum s-a întâmplat, am aflat că nenorocitul ăla, nu știu dacă mai trăiește, că da, poate ne aude acum, era un fost profesor sau pedagog la o școală de pe acolo, care era urmărit pentru viol. Extraordinar. Da. El avea tot felul de... De unde și atitudinea lui pentru regizor. Îți dai seama că... Na. Extraordinar. Deci omul ăla a ajuns șeful orașului, președintele FNS, PCL, FLT, peste fuck you, așa? Fiind urmărit. Dar el a scăpat de urmărirea aia după Revoluție, știi, nu mai era... era și un certificat. A ajuns dizident, adică el a ajuns mare șmecher. Deci cam așa se întâmplau lucrurile în perioada aceea tulbure și urâtă. După aia am plecat la București și când am ajuns în zona militari, m-au oprit niște... Eu eram în niște pantaloni de piele și o geacă de piele și cu cizme. Greșit. Da. Total greșit. Eventual și niște ochelari negri de soare, un briz de culoare. Așa, și m-au oprit unii cu AKM-uri și cu asta niște... Tot așa erau și aia beți și mi-au zis terorist! Culcă-le! M-am culcat, mi-am zis nu sunt terorist, sunt actor... La Piatra Neamț, uite, vă arăt legitimația, i-am dat buletinul, i-am dat legitimația. Da, băi, actor, lasă-l, bă, să plec. Au dat și ăștia drumul, da. Am tot scăpat din bă, tot felul de întâmplări de genul. Cheamă-l pe Dieter von Scorsese, spune că avem un rol, spune că avem și viața lui după faptele alea, așa o să scrie. Hai, du-te și muzica o fac eu. Dacă îl rugați să se prezinte, el va spune așa, citez: sunt o combinație bizară cu o bunică născută și a Moldova și un bunic care a fost bas la opera din Cluj și cu o soră minunată care se numește Raluca. Da. Am o soție minunată care se numește Liliana și care mi-a dăruit doi copii la fel de minunați. Nu mă ridic eu la înălțimea minunăției lor, dar o să încerc să fac asta în viitorul apropiat. Dragii mei, omul poveste, Florin Busuioc. Ce piesă? Deci nu, tu ești... Mă bucur că ești foarte, foarte bine astăzi, pentru că vreau să te rog să-ți aduci aminte ce se întâmpla cu cățăratul în copac și cu mâncatul de cireșe direct de pe gangă. Da, tot la țară eram și tot 5-6 ani aveam și aveam un cireș enorm, cel mai mare cireș din sat, în care mă cățăram de foarte multe ori ca să mănânc cireșele cele mai coapte de pe-n vârf și de unde puteai să vezi dacă ajungeai mai pe vârf așa, când venea Moldova Mare, că asta ce înseamnă? Când ploua la deal, venea Moldova Mare. Așa. Moldova, apa Moldovei, apa, corect. Este un râu care prin satul Șoimărești are 8 brațe. Sau nu știu, așa avea cel puțin când eram eu copil, nu știu dacă mai e... Ca o caracatiță. Ca o caracatiță. Și de la un mal la celălalt, era un kilometru. Nu cred, da, deci mă. Apa venea mare dintr-un mal în altul, era mai mare ca Dunărea. Extraordinar. Era enormă. Enormă era Moldova și învolburată. Și am asistat la niște faze acolo foarte speciale. Și mă cățăram în cireș și vedeam când venea, știam că ploase la deal și știam că a venit Moldova Mare. Și mă uitam să văd cum curge apa aia mare, enormă, pe la marginea satului. Nu te și vă stând așa în vârful copacului, uitându-te, oare cum va fi vremea mâine? Păi nu trebuia să știi cum va fi vremea mâine, intuiei, pentru că băteau clopotele. Cum băteau clopotele? Băteau clopotele când venea ploaia. De fiecare dată. Când venea ploaia, se vedea norul la deal sau la vale, depinde, dar de la deal venea ploaia în general, la deal însemnând că venea dinspre munți, dincolo, din zona montană.
Și când venea ploaia de la deal, ăsta care trage clopotarul, trăgea clopotele, să știe satul, să-și adune fânul, să-și bage animalele în casă. Deci așa era anunțată treaba. Senzațional. Deci exista un meteorolog de serviciu, da, meteorolog în fiecare de serviciu. Sat, adică nu... Ce... Clopotar/meteorolog. Dar știi că Răzvan Simion, Bogdan Simion mi-a spus lucrul ăsta? Tu știi ce se mai întâmpla cu clopotul pe vremuri, cu 100-200 de ani? Nu. Își acordau lăutari instrumentul. Hai, lasă-mă. Pentru că era singurul, nu puteai să dai... Dă-mă un la! Cine să-ți dă un la și nebun la cap? Care la ia zi, mă, bate în clopot. Bate la ăsta e, iau după asta! Înțelegi? Da. Ca să înțelegi. Singur reper muzical. Tot în zona Ardealului, în zona Transilvania. Când te duceai la clopotniță, acolo unde se trage clopotul, vedeai că clopotnița respectivă e plină de șunci, slănină, șuncă, cârnați, toate alea. Ei și le puneau acolo, acum legenda spune că și le puneau ca să se aerisească, dar nu e așa. Mm. Le puneau de frică să nu fie furate. Clopotul fiind sfânt sau cum? Clopotul fiind sfânt și acolo nu ajungeau. În aripații nu ajungeau acolo. Deci, fly me to the clopot. Asta era odată, nu știu dacă mai e valabil. Eu însă am văzut chestia asta. Să știi, când am fost în peregrinările mele cu Radu Anton Roman, am văzut clopotnițe care erau burdușite. Bine burdușite, cu tot felul de produse animaliere. Elegant. Da, m-ai întrebat de cățărat. Mai am o poveste legată de cățărat. Mă urcam în cireș, într-adevăr, și sub cireș era un mălin. Și mălinele se mănâncă, erau pe niște ciorchine așa, niște boabe negre cu un sâmbure și le mănânci. Foarte bune erau. Am căzut din cireș la un moment dat. Din vârf. Dacă ajungeam jos, eram pa. Dar am aterizat pe o creangă a mălinului. Îți jur. Băi, frate, tu ești pisică, mă. Da. Am aterizat pe o creangă a mălinului, care mălin are o particularitate. Are niște crengi foarte tari, are lemnul foarte tare și foarte elastic. Și am... Și m-am dus foarte ușor din mălinul respectiv, care era mult mai mic, bineînțeles, sub cireșul respectiv. Am ajuns la pământ foarte bine. N-am avut niciun fel de problem. Dacă aș aduna... Deci până acum mi-ai spus vreo 3 întâmplări care puteau să scotească viața. Da. Deci, au mai fost. Băi, de fiecare dată când te întrebați pe Busu ceva, Busu, spune și mie ce. Dacă faci... Te zim ceva amuzant. Hai să zic, fii atent. Era să mor, fii atent cum. Da, mai am una foarte interesantă. Apropo de murit, de capă, lucram în Hunedoara, lucram la cooperativa Drum Nou. Care cooperativa Drum Nou? Aia cu cooperația Meșteșugărească. Așa, așa. Și eram decorator de vitrine acolo. Asta făceam eu acolo. Și la un moment dat directorul îmi zice, băi, Busuiaci, tu ești cu astea, cu pavoazare, cu astea. Ce e pavoazare? Adică pui de-alea, faci frumos pe-n vitrine, pe... Da, fii atent. Iei frumos tabloul toarșu Ceaușescu și îl pui frumos acolo sus pe clădire, pe cornișa de la clădire, pe scafă, pe ce-i aia. Ok, domnule. Am găsit o scară care era sub cornișă. Deci nu ajungea peste cornișă. Deci cornișa să te așa și tu... Cornișa și eu eram cu scara așa. Aha, ok. M-am urcat cu tabloul, am ajuns în capăt, am luat tabloul pe deasupra capului, am vrut să... Te-ai dus puțin pe spate. M-am dus un pic pe spate și m-am dus de tot pe spate. Hai mă, nu-mi spune chestia asta. Și ce era? Și am căzut. Pe ce? Fii atent, pe pământ, dar, atenție, am ținut tabloul cu sfințenie să nu se spargă. Și când m-am uitat în dreapta, în dreapta mea, la 3 cm 4, erau cărămizi puse, știi cum, în colț așa, ca să facă un rondel de flori. Așa, așa, așa. Acolo eram eu cu capul, lângă un colț de la de cărămidă. Dacă dădeam cu capul de la 6 metri cât eram eu de sus de acolo, muream, îți dai seama. Da. Că, na.
Și când am văzut chestia asta, m-am ridicat în picioare și am dat cu tabloul de pământ de nu s-a văzut. Tabloul, mătii. Scuzați-mi vorba proastă, dar... Vorba sinceră și proastă. N-am mai rezistat. Am făcut fărâme tabloul ăla. Fărâme l-am făcut. Păi, chiar așa. Deci asta a fost încă o întâmplare frumoasă din viața. Aș mai adăuga eu una, dacă îmi permiteți, la 5 ani de zile. Deci, viața ta s-a desfășurat în două secțiuni. Una plină de poveste. Cu mălin, cu cireș, cu câmpuri. Cu Moldova, care cu Moldova. Vine mare. Cu... Și una, în Hunedoara, da. În care orașul era în plină construcție. Era în plină construcție, da, corect, așa și e. La un moment dat cineva acolo în Hunedoara ți-a zis, hai mă într-un parc. Da, dar nu aici. Hai la Simeria. Hai la Simeria. Da. Și al meu busul de 5 ani de zile, da. Ce-a făcut? A plecat. Cu trenul. La Simeria. 5 ani de zile. 5 ani aveam, da. 5 ani aveam, am plecat la Simeria cu băiatul respectiv, doi băieți erau, trei eram, am plecat în parc la Simeria să ne jucăm în parc, că nu vroiam altceva, noi vroiam să ne jucăm în parc și nu știu de ce nu ne ajungea parcul de la noi, din Hunedoara, dar a zis ăsta, hai că e mai frumos acolo la Simeria, merge, că am fost eu odată și bine mă, hai, am urcat în tren, am ajuns la Simeria. Trenul respectiv nu se făcea control până la Simeria, pentru că trenul cred că mergea la Teiuș și controlorul venea ceva mai târziu. Până la Simeria făceai 12 minute, nu știu, ceva de genul, 15 minute. Și am ajuns și am stat de dimineață până seara. Și seara când ne-am întors, am luat alt tren și ne-am întors acasă. Era Crăciun acasă. Nu, ce vorbe? Era roșu-albastru. Era poliția, era mama, tata, îngrijorați. Toți vecinii ne căutau, toată lumea era disperată, unde sunt ăștia, unde sunt ăștia. Și noi, parfum, n-aveam nicio treabă. Haide. Ce? Da. Care-i treaba? De ce? Deci anumite întâmplări ale tale au rezonat cu unele din viața mea. Eu odată, la noi, sus în Șchei, e cred că știi, la Biserica Sfântului Nicolae și acolo este rondoul la unde odată întorceau în Piața Prundului. Da. Și acolo veneau autobuzele. Și m-am suit într-un autobuz, m-am luat toropeala, când a pornit, părinții au început să mă caute, m-am dus cu toropeala până la capătul liniei și după aceea s-a întors înapoi. Tot cu mine dormit acolo. Uite! Ce-ai făcut? Unde ai plecat? Păi am stat aici, eu sunt liniștit. Da. Copilul de fiecare dată partea, eu sunt liniștit, dar nu s-a întâmplat nimic. Dar de ce ori las la... Ce pune la polițist? Dar ce am făcut? Ce s-a întâmplat? Da. Așa este, da. În afară de asta, în perioada aia când eram în Hunedoara, în construcție, cum ai zis tu, era un șantier enorm, tot orașul. Și îți dai seama că erau șanțuri peste tot și se puneau de-astea conducte, țevi, tot felul și erau îmbrăcate în vată de sticlă și cădeam pe vata aia de sticlă și ți-intrau alea în picioare, că eram în pantalon scurt, îți dai seama. Groaznic. Dar a fost o aventură. Copilăria deci, mea în acel incredibil. Oraș. O aventură. Incredibil. Adică, bă, mai frumos de atât pentru un băiat pentru... de 10 ani, de 6 ani, de 8 ani cât aveam eu atunci. Ai alternat două laturi ale copilăriei, una plină de farmecul. Dar amândouă pline de joacă. Pentru că în amândouă laturile acestea am fost un jucăuș. Știi? Dragul meu jucăuș, copila mea cea mică, Mina, zilele trecute am văzut-o cu o carte în mână. Aule. Și am zis, bravo iubita lui tata. Da, doamne, am făcut cruce. Da. Bravo copilul tău. Ce citești? Bineînțeles că acum parafrazând, citesc o carte pe care Busu a citit-o printre primele cărți ale lui. Care, despre ce e vorba? Despre legendele Olimpului. Da, corect. Și după aceea imediat am întrebat-o, hai zi-mi de zei. Pentru că fiecare dintre noi, eu vreau să fiu, știi, un fel de Avengers de astăzi. Da. Eu vreau să fiu, nu Iron Man, ce drept cu Iron Man? Vreau să fiu Hephaistos, nu știu ce. Da. Vreau să întreb, care era zeul tău preferat? Cred că Apollo. Cred că Apollo. Frumoasă alegere. Cred că Apollo. Era mai așa, mai neutru, dar tot era prezent, dar nu era... mai neutru, nu era dar... un Ares așa. Nu Ares niciun. Niciodată. Niciodată nu mi-au plăcut negativii, nu. Pentru că Ares e negativ, dacă... Absolut. Și până și... Cred că și
în zona Hefaistos nu m-aș fi dus niciodată. Nici în zona Hermes. Nici Hermes. Nu știu de ce Hermes nu. Pentru că în general mi-au plăcut și călătoriile și umblatul în lume și asta, dar nu mă vedeam atât de înaripat la picioare. Da, Apollo poate mai degrabă. Da, cred că da. Dragul meu Apollo, acum tot în domeniul literar, să spun așa, una dintre poeziile copilării tale care te-au emoționat sună așa. Te rog frumos, dacă vrei, completează versurile. Da, nu știu dacă mai știu. Nu știi, mă duc eu până la capăt. Așa. Numai că ar trebui să știi, dacă te-ai emoționat, mă rog. Eu am numai trei picioare. Și abia mă... Băi, ce tare ești, mă, băi! Și de-abia mă mișc. Țop. Râd când mă întâlnesc copii și mă cheamă Cuțu Șchiop. Frații mei ceilalți se joacă, cu copiii toți, dar eu nu pot alerga cu dânsii, că sunt șchiop și cad mereu. Și stau singur toată ziua și plâng mult când mă gândesc că tot șchiop voi fi de acum și tot trist am să trăiesc. Da. Și când mă gândesc ce bine m-aș juca și eu acum și aș lătra și eu din poartă la copiii de pe drum. Că sunt de frumoși copiii, cei cuminți. Și cât de mult mi-ar plăcea să stau cu dânsii și să mă joc și să-i ascult. Dar copiii răi la suflet sunt urâți precum acel care m-a șchiopat pe mine și nu-l pot iubi de fel. M-a lovit din răutate cu o piatră în picior și am zăcut și am plâns atâta de credeam că am să mor. Acum vine și-mi dă zahăr și ar vrea să fie bun. Și aș putea să-l mușc o dată de picior să mă răzbun, dar las așa. Să vadă răul că un biet cățel are inima mai bună decât a avut-o el. Extraordinar. Fantastică poezia Elena Farago, care mi-a marcat copilăria, mi-a marcat nu numai copilăria, mi-a marcat într-un fel și mi-a dat un mod de viață, un model de viață. Adică am trăit pe modelul ăsta mai apoi și am zis că nu voi face rău niciunui animal vreodată sau niciunei persoane. Adică am stat foarte mult și m-am gândit la povestea asta cu cățelul Șușchiop. Și chiar plângeam. De fiecare dată când o auzeam, mama mai citea poezia asta, plângeam. Pentru că mă impresiona. Da, este. E impresionant. Este o pildă foarte importantă și eu cred că, efectiv, citindu-ți biografia și elementele astea care te-au impresionat, tu fiind un om, atenție, unii ascund anumite lucruri, tu ai spus sincer și tranșant toate chestiile pe care ți s-au întâmplat. Vreau să spun că eu vreau și vreau, cum făcea tata odată, că n-aveam televizor, n-aveam la 8 la lumină, am punea 2-3 lumânări și începeam să citim la lumina lumânărilor ceva poezii. Și cred că asta e o chestie pe care am putea să o facem chiar astăzi, să citim poezii cu copii. Nu mai putem. Sunt pierduți în TikTok, în Insta, în toate astea. I-am pierdut acolo. Nu mai putem face asta. Nu crezi că îi putem lua înapoi? Nu crezi că... Atenție! De fiecare dată am zis așa. Dom'le, ești părinte? Da. În momentul ăsta începe o misiune, ține toată viața ta. Și dincolo de chestia asta, tu trebuie să fii mai tare decât orice altă regie, scenariu care îi se poate întâmpla copilului tău. TikTok-ul e un scenariu, e o chestie așa cu scroll, da? Ce pot face eu ca să-l iau de acolo? Pot să fac nebunica să-l atrag de partea mea. Nu pot să fac nimic. Nu poți. Nu, eu cred că nu se mai poate. Nu. Eu așa cred. Nu văd cum poți să ieși din asta. Cei care și-au oferit copiii de rețelele sociale până acum și au ajuns copiii pe la 12-13 ani și nu au dat cu nasul de asta, poate că ar mai putea fi salvat. Deci asta este o soluție pentru a îndepărta câtuși de puțin. Da, nu i-au lăsat, nu le-au dat voie să, sau nu i-au lăsat să-și facă conturi, nu i-au lăsat, nu, poate nici n-au mulți dintre ei, dintre cei pe care îi... despre care vorbesc vorbim, acum, da. Poate nu i-au lăsat nici să aibă telefon până la urmă. Uite, fac o comparație cu viața ta, cu copilăria ta și un tânăr, un copil din ziua de azi. Un copil din ziua de azi, dacă ar ajunge la 50 de ani,
Și e în cadrul unui podcast, așa cum suntem noi. Și zici ce ai făcut. Bine. Tu ai o tolbă enormă corect, de bucurii, așa. De amintiri. Am amintiri foarte multe, foarte multe frumoase, multe... Pe care altfel nu le aveai. Da, da, corect, așa este. Da. Bineînțeles că noi am avut noroc, ca să zic așa, pentru că am trăit înaintea acestor vremuri. Da. Ca să zic așa. Deși vremurile în care am trăit noi nu erau cele mai bune. Deloc. Nu, nu erau. Dar am avut totuși noroc să trăim într-o lume mai, mai, nu știu, mai adevărată, mai naturală, mai, nu știu. Ce interesant este, bine că acel Cireș nu era în regimul comunist. Da. Bine că nu vorbea. Da. Aș vrea să vă spun, da. Nu vă mai urcați pe mine. Doamne ferește. Ce să vă zic, dragilor, că busul în adolescență a făcut atletism, ping-pong, volei. Mai practic ceva acum? Nu. Zim că faci un sport. Nu, nu, nu mai fac niciun sport. Nu mai fac, în afară de ce mai fac eu pe scenă, dar nu, nu e sport. Nu, nu mai fac niciun sport. Am făcut, într-adevăr, am început cu ping-pong pe clasa a treia, cred. Am pierdut lotul care se calificase pentru niște naționale. Nu m-au trimis la concursurile naționale. N-au băgat nicio motivație? Nu eram suficient, nu eram copt destul. Nu eram și eram mic. Îți dai seama, eu până în clasa a patra am fost cel mai mic copil din oraș. Dacă m-am născut la 800 de grame, cum puteam să fiu? Dar abia mă vedeam de după masa aia. Dar tu îți dai seama că acum n-are niciun sens ce mi-ai spus. Adică oamenii care zic, uite-te, bosul, nu cred, domne, așa ceva. Da, nicio legătură. Da. După care am făcut volei. Și la volei m-au dat la volei la echipa mare. De, eu eram într-a cincea și eu eram cu aia de-a noua. Jucam. Eram ridicător, că na, ce să, unde să sari tu la aia. Eram ridicător, bun, foarte așa. Bun și ăla. Nu, era important pentru echipă, foarte important. Am făcut volei vreo 2 ani sau nu știu cât și după aceea m-am apucat de atletism. Și la atletism am avut și niște performanțe. Am fost la niște concursuri, am luat ceva medalii pe acolo, un bronz, un argint, am luat. Dar, la un moment dat, când se făcea selecția pentru Olimpiada de la Moscova din anii 80, din anul 1980, s-a făcut o, asta, o preselecție. Preselecție. Și la preselecția respectivă au fost 613 sau 623 de sportivi, dintre care erau aleși 10 pentru Olimpiadă. Ei nu erau aleși, noi eram juniori atunci, junior 3, adică eram în clasa 8-a. Nu eram încă specializați pe anumite probe. Te specializau ei timp de 4 ani. Vedeau că ai... Fel de începători, era, mai... Da, vedeau că ai, ai aptitudini. Date și aptitudini și te specializau. Eu eram în general pe lungime și garduri. Pe asta eram ușor specializat. Dar nu eram încă foarte specializat, dar aveam șanse destul de mari. Și la, am avut un accident la, la picior, cred, atunci. Da, am dat cu... Asta e altă poveste, ți-o zic imediat după aceea. Am avut un accident la picior și am ieșit al 13-lea din 623. Deci n-am prins lotul. Și m-am lăsat de atletism atunci. Am zis, bă, dacă n-am prins lotul, ce mă lau? Păi, dar era accidentat. Da, știu că eram accidentat, dar pe ei nu-i interesa că eram accidentat. Și cum m-am accidentat, să vezi. La Hunedoara există un deal pe o latură a parcului mare de Hunedoara, care este un deal pe care se face săniuș iarna. Așa. Adică te dai cu sania ca la Balamuc. N-ai văzut așa ceva. Frate, de acolo, din vârful dealului până jos, e ceva de mers. Adică, și prins și viteză. Și prins și viteză. Și noi făcusem un bob. 6 sănii legate, da? Și vreo 25 de oameni pe săniile respective. Me. Cine conducea bobul? Bosul. Voilà. Cu patinele în față. Dă-i și du-te! Șușaua, bădie, și ne-am dus și la un moment dat din parc iese o fetiță de 2 ani, chiar în calea noastră,
peste care dădeam cu siguranță. Tațul era mai încolo și n-a văzut. Ca să evit un accident, am tras dreapta și am intrat cu genunchiul în copac. Te-a durut? Nu că m-a durut, am stat în spital vreo 2 săptămâni, nu știu cât. Am avut probleme. Mi-am stricat genunchiul ăsta și acum cred, dacă mai fac genunchii la șezută, mai am mici dureri. Dar nu asta e important. Important e că am băgat în spital o grămadă de oameni. Din cei din spate, care au dat și aia în copac, au căzut, au... cu fracturi de șolduri, cu fracturi de rău de tot, rău de tot. Deci, dar toată lumea e în viață, adică a fost nu, în viață. Nu, toți sunt în viață, da, n-a pățit nimeni ceva grav, grav. Ai, dar ai am salvat viața ăsta, copilului, da, da, da. Până la urmă, bă, era mai important asta decât ce am pățit noi. Și asta a fost, de fapt, din cauza acelui accident, n-am avut eu performanța pe care trebuia să o am la... Acum, gândindu-te mai departe, dacă te-ar fi luat în lot... Da. Probabil că noi doi acum... Nu stăteam de vorbă. Nu știu. Habar n-am. Știi ce se întâmplă? Eu imediat după aceea m-am profilat pe teatru. Și nu știu dacă aș fi rămas în zona atletismului, deși îmi plăcea foarte mult să fac atletism, într-adevăr. Dar nu știu dacă aș fi rămas în zona aceea. În orice caz, n-aș fi făcut școală de sport, n-aș fi făcut școală de antrenor sau ceva de genul ăsta. Nu cred. Pentru toate tinerele, domnișoare din fața micilor ecrane? O, Doamne! Deci da. Când am văzut poza asta, am zis... Asta e chiar de la 18 ani, când am absolvit liceu, eram... Asta e poza mea de pe tabloul acela care se făcea... Nu e poza ta. Doamne și domnule, iată-l Perici Arghier, este un actor. Nu-i de râs, te rog foarte mult. Doamne, apără-ne și păsă. Așa, Doamne ajută, este Perici Arghier în filmul lui Officer și Gentleman, ăsta era. De asta a luat și filmul, pentru că, bă, erai... Și stilul ăsta de păr, fii atent, uite-te la asta. Da. Mai ținte că cariera asta ai avut-o câțiva ani, mulți? Da, mulți ani. Că te țin eu minte, de da. 90, erai tot cu da, așa. Tot pe acolo era. Bine, între timp... Între timp cărarea s-a mărit, acum avem, în afară de cărare, avem și un platou pe aici, deci lucrurile s-au modificat. Iată, Bucegiu și Sfinxul s-au reunit. Da, exact, da. Tu trebuie să te consideri un fericit pentru că tu ai știut de la 16 ani că vrei să devii actor. Da. Asta și datorită tatălui. Da, datorită tatălui meu care m-a distribuit într-un spectacol Diminețile unui băiat cu minte se numește, al lui Dohotaru, Adrian Dohotaru. Uh-huh. Și cred că... Ce ți-a plăcut atunci cel mai mult? Dincolo de a reține textul și de a face anumite mișcări. Măi, mie îmi plăcea că ăsta era un rebel. Taică tu. Nu. Ah, Dohotaru. Nu. Actorul. Personajul. Aha. Era un tânăr care lucra într-o întreprindere, nu știu pe unde, și la un moment dat se ia secretarul de partid de el. Și ăsta îi spune, de ce porți barbă? Dă-ți barba aia. Și Marx purta barbă și a scris manifestul Partidului Comunist. Deci, bă, la o replică de genul ăsta... Da, n-ai ceva, n-ai. Din imediat începi să ții cu personajul. Da, și da. Ce curaj a avut Dohotaru să spună asta în piesa respectivă. El a spus-o cu elementele proprii cadrului exact, de partid. Exact, sigur. Adică s-a folosit de ce trebuia ca să scoată în evidență o cutumă greșită pe care o avea oia. Adică care era problema? Da, taie-ți tot părul, taie-ți toată barba, corect. Care era treaba? Că, bă, pentru că se știe. Că în momentul în care băieții încep să se tundă scurt, urmează un război. Nu știu dacă ai știut. Nu știu. Da. Nu știam. Da. Se pare că atunci când băieții încep să se tundă foarte scurt, urmează un război. Nu, am dus de mult. Dar dacă zici, mă duc să mă... Băieții. Nu noi. Că noi dar nu mai noi suntem sunt? Acolo. Nu, a, bă, dar ce suntem noi? Suntem niște terchia, berchia? Nu, mă, niște babe. Lasă că nu. Păi, nu există așa ceva. Ideea este că se pare că are oarecare logică povestea asta. Are, pentru că de fiecare dată în război știm foarte bine că toată lumea era rezolvată. Da.
În două locuri te tunde lumea. Când te duci la război și când intri la mititica. Da. De asta a fost și reacția asta a mișcării hippie împotriva războiului absolut. Vietnam. Bravo, bravo. Care, până la urmă, îți dai seama, a creat niște precedente uriașe. Dar eu cred că tatăl tău era total hippie pentru că el a făcea două chestii. Era un spunător de bancuri extraordinar. Extraordinar. Cel mai mare spuitor de bancuri din Hunedoara. Băi, vreau să spun că sunt puțin invidios. Tata nu spunea bancuri. Da. Avea mai multe chestii. Tata spunea bancuri, mă lua cu el la bucătărie să rezolvăm rebusuri de alea complicate. Asta făcea și al meu, da. Da. Și scria texte pentru brigada artistică. Și mai făcea ceva. Și ce? Juca poker. Așa. A, juca poker. Era, cred că era cel mai mare pokerist din oraș. Din patru oameni care erau la masă, știa cărțile a doi. Nu cred. Păi asta e din filmă deja. Știa cărțile a doi dintre ei cu siguranță. Mamă. Cu siguranță. Și am asistat la o poveste înfiorătoare și de atunci am zis că eu poker nu o să joc niciodată și nici n-am jucat, dovadă. Într-o seară eram și eu acolo la Păsăreanu, se numea gazda. Uh-huh. Păsăreanu, care avea era ceva inginer în combinat, era un om destul de înstărit așa, avea o casă frumoasă, o mobilă frumoasă, o mașină bună. Era un om mai înstărit așa, Păsăreanu ăsta. Și erau la el. Patru erau, el, Păsăreanu, tata și încă doi. Mm. Dintre care doi, unul era secretarul de partid pe județ. Așa. Și al doilea, procurorul șef al orașului. Băi, tată, dar toată protipendada, toată nomenclatura acolo. Da, ăștia doi erau la jocul de poker. Și mai erau niște oameni pe acolo. Mai erau unii care nu... Îți dai seama cum sună cu cine de... Mă duc cu regizorul alu Busuioc. Îți dai seama că... Nu știu dacă era considerat regizor. Pentru ei era ceva pedagogul de la liceu... Am înțeles, nu știu am ce, înțeles. Nu știu ce lucra el atunci, sau directorul de la clubul siderurgistul. Nu știu ce era. Am înțeles. Dar era cel mai cuzec. Dar era recunoscut ca cel mai bun pokerist din oraș. Da. Și la un moment dat ăia doi... Nu știu ce au făcut, s-au băut ce au făcut, s-au încins unul dintre ei. Tata avea o carte bună, unul a plusat, ei jucau la 5 bani, deci să-ți închipui că nu jucau pe sume mari, jucau la 5 bani. Eu când doar cu scobitori am jucat. Da, mă rog, ei jucau la 5 bani, așa, și asta era tot. Și unul a zis 5 bani ai tăi plus, sau cum era, plus 1000 de lei. Bă, ai nebunit. Tata a zis sec. Și ăla... I-a plătit 1000 de lei, adică da. Asta înseamnă sec. Ăla a zis nu, că vreau să plusez. Bă, ești nebun. Ți-am plătit sec. Păi ți-am dat sec. Nu, vreau să joci. Bine, 1000 plus 5 bani. 5 bani ai tăi, a zis ăla, plus 50.000. Băi! Și tata, îți dai seama, n-avea bani, că era rupt în fund, era vai de viața lui. N-avea de unde să scoată banii ăștia. Și l-a întrebat pe Păsăreanu. Îmi dai casa? Da, ți-o dau. Păsăreanu știind că el știe ce cărți au ei la alții. Că îl știa, îl cunoștea, erau jucau de 3-4 adică în contul celor 50 de mii să-l puteze să-i cu casa lui Păsăreanu. Lui, da, așa. Și a dat actele casei și le-a pus pe masă și el avea un ful de, nu știu ce, ful de dame sau pop și tata avea royală la valet. Ma. Și a dat banii înapoi lui ăla. 50 de mii. Da. I-a dat toți banii, înapoi și a zis, de începând de astăzi nu te mai prind aici. Dispari și să nu te mai văd pe aici. Pentru că pentru el era o plăcere. Da, era o bucurie. Da. Și ăla n-a crâcnit, frate, n-a comentat deloc. Și-a luat tălpășița urgent. Și-a dat seama și că e beat, probabil, și că e... Deci n-a mai zis absolut nimic. Da, și nici n-a avut tata probleme după aceea. N-a avut probleme. N-a avut deloc probleme. Da, pentru că la un dat, la mărinimia de care a dat dovadă, îți dai seama că... Băi, da, îți dai seama că... Na, omul a zis, bă, hai că a fost corect...
hai că a fost mai mult decât corect, adică... Dar știi că, acum, ți-am zis multe lucruri din viața ta, rezonă zuca mea. Tata era în Poiană. Și asta mi-a zis. Juca poker cu unii de la Capra Neagră. S-au jucat până când ăsta a pierdut Capra Neagră. Da. Am zis foarte bine. Fii aici. Dă-mi te rog frumos, tata, dă-mi te rog frumos Chris, că e piatra... Că n-avea acte atunci, e a mea. Ăla, o șervețile, a scris subsemnatul, martul, știu ce. Și zic, tati, unde e hârtia? Să revendic eu Capra Neagră. Nu, mai am tăticule. Păi, tată, n-ai fost atent, mă, tată. N-ai fost, mă. Păi, de ce n-ai fost atent, mă? Era Poiana noastră, mă. Veneam cu bus aici și făceam schi. Păi, se poate așa ceva? Da, frate. Deci asta vreau să spun că sunt, au și... Pildele noastre sunt așa, da. Da, spun, da. Ce s-a întâmplat cu jocul ăsta? Seamănă, da. Jocul ăsta e păcătos. Perfid, rău. Da, perfid, rău de tot. Păcătos rău. Telespectatorii noștri au o dilemă foarte mare. Aoleu. La combinatul siderurgic din Hunedoara ai fost operator chimist sau coxar? E același lucru. Pe bune? Da, operator chimist înseamnă de fapt coxar. Ce prost! În nomenclatura de meserii care exista pe vremea aceea, nu știu dacă mai există la fel, eram trecut, după ce am absolvit liceul de matematică fizică, am fost calificat operator chimist. Ceea ce însemna coxar. Asta însemna. A luai cu lopata cărbune dintr-un loc și l-aruncai în cuptor. La câte grade stăteai acolo? Nu, că n-am stat prea mult. Nu, n-am stat. De ce? Pentru că inginerul șef al coxeriei, care era șef atunci, m-a pus știind că eu sunt și cu pictura și cu artele frumoase și așa, mi-a zis, ia fă tu aici, fă tu un album cu realizările coxeriei și cu oamenii și cu așa, m-au apucat să fac albumul ăla, după care ziceau, nu vrei tu, că și așa, nu mai am nevoie de tine. Că el, na, îl cunoștea și pe tata și, așa. Și pe mama și pe toată. Și zice, nu mai am nevoie de, nu vrei tu să te detașezi la atelierul de pictură al sindicatelor? Ba da, cum să nu? Acolo l-am cunoscut pe Coco, cel mai bun prieten al meu care s-a pierdut din viață, a murit între timp, acum câteva luni de zile, care a fost un grafician extraordinar, un profesor de grafică la liceu și care avea atelierul ăsta de pictură. Pictură. Vorba acum vine mai pictură. Desenezi? Foarte rar, nu prea. Atelier de pictură care ce însemna? Scriam lozinci pentru combinat. Asta făcea. Zi o lozincă. Singura lozincă pe care mi-o amintesc era o lozincă de 6 metri sau 5 metri, așa? Care era pe furnal, pe coșurile de la furnale și care se vedea din tot orașul și în special de pe dealul Chizid al orașului, de acolo de sus, din Ome, se vedea acea lozincă, care era așa, Ceaușescu și Popoul. pentru că uitaseră să pună râul și n-a observat nimeni 2 ani. Nu cred, 2 ani. 2 ani n-a observat nimeni, după 2 ani și-a dat seama cineva și zice, bă, scrie Popoul. Bestial. Pe cuvânt. Extraordinar. Deci asta este singura lozincă pe care mi-o amintesc, din cele pe care le-am scris eu nu mi-amintesc niciuna. Și am făcut asta acolo, în combinat, am scris și lozinci, mai și pictam, mai făceam tot felul de lucruri. L-am cunoscut așadar pe Coco, cel mai bun prieten al meu din Hunedoara, cu care am avut o relație senzațională și am făcut și un spectacol împreună. Un spectacol în care el era și fotograf foarte bun, avea un aparat foarte bun de fotografiat și a făcut 600 de diapozitive pentru spectacolul respectiv. Dintre care am ales 120 sau nu știu cât. Nu mai e niciunul. Nu mai e. Nu. Nu știu ce să fac cu tine. Da, și eu de pictură te-ai lăsat. De sport te-ai lăsat. Ascultă-mă. Nu se poate așa ceva. Te rog frumos. Stai să-ți povestesc despre spectacol. Și în spectacolul respectiv am luat
Am stat și am lucrat vreo 3 luni de zile, am luat toate cărțile și toate monologe cu poezii, cu tot ce aveam eu în capul meu, așa, și am făcut un text mare din mai multe chestii, care text începea cu Tatăl nostru al lui Prever. Tatăl nostru care leiești în ceruri, rămâi acolo cât ești tu de sfânt și noi o să rămânem pe pământ, pământul cu războaiele lui, cu mizeriile lui. Așa era poezia. Mm-hmm. Așa începea spectacol. Eu într-un con de lumină și atât. Și pe fundal au început să se vadă diapozitivele lui Gabi, Coco, care erau, unele dintre ele erau fotografiate niște poze din războiul din Vietnam, din războaie, de nu știu ce. După aia a fotografiat chestii legate de comunism, de tot felul de ororile. Și spectacolul așa mergea, pe orori. Nu numai pe război. Mergea și pe comunism și pe oroarea comunismului și pe mizeria pe care... Și la finalul spectacolului... Un contrapunct? Ce? La finalul spectacolului un contrapunct? Nu, la finalul spectacolului toată lumea s-a ridicat în picioare și a aplaudat în liniște și directorul casei de cultură unde am făcut, clubului siderurgist unde am făcut spectacolul, mi-a zis: bă, voi... nu sunteți normali. Încă sunteți în viață? A, după ce ați făcut și nu v-a ridicat nimeni. Deci a fost un act de curaj mare atunci, pe 86, cred. Imediat după ce am intrat la facultate, în 85 am intrat și cred că tot în anul acela am făcut. Noi nu ne-am dat seama că e atât de mare curajul să faci asta. Știi? L-am făcut așa, pur și simplu. Asta e tinerețea. Da, exact. Așa este. Eu am intrat în acel an la teatru și în același an a intrat Gabi Covaci, Coco, despre care vorbesc, la grafică, la arte plastice. Mm-hmm. Amândoi am dat de mai multe ori la facultate, eu de 5 ori, el de vreo 6-7 ori și în cele din urmă am intrat. De ce? Pentru că la un moment dat eram pe stradă. Să vezi, băi, ce întâmplare. Și au venit doi fulgi de aia, de, știi cum sunt ăștia, două, nu fulgi, cum le zice, nu știu, semințe de alea. Nu, noroc. Norocuri. Așa, două norocuri. Două noroace de alea. Și le-am prins amândoi în același timp, le-am băgat aici și ne-am dus la facultate. Și am intrat amândoi în același moment. E, și acum, pentru că povestea trebuie să continue. Așa. A cincea oară, cu luptă seculară, deși știi foarte clar, și asta m-a bucurat. Și asta este, perseverența asta trebuie să fie reținută de cei tineri. E o întâmplare frumoasă, una dintre emoțiile tale, atunci când a intrat, un tip pe care o știm amândoi, ți-a făcut semn. Da. Că e așa. Mihai Bisericanu. Bisericanu. Da, într-adevăr, eram la spectacolul Hamlet, cred, cu Ion Caramitru. Cred că Hamlet era. Da, da. Și eram în sala amândoi, el era cu câteva rânduri mai în spate și mi-a făcut... La Teatrul Bulandra. La Teatrul Bulandra, la sala Izvor. Și mi-a zis, psst, m-a păsuit, m-am întors, mi-a făcut semnul respectiv și am știut că am intrat și m-am... Uite, și acum mă emoționez foarte tare. Mi-am dat seama că, bă, a fost un noroc fantastic, pentru că Bibanu nu m-ar fi vrut în clasă la el. Sau din cauza Ardealului? Nu știu. Sau din ce cauză? El mi-a zis la un moment dat, da, crezi, e posibil să fie și din cauza asta. Pe mine m-au băgat la teatru Olga Tudorache și cu Octavian Cotescu. Eu la ei am nimerit la monolog și povestire la ultima probă. Uh-huh. La improvizație n-am luat o notă foarte bună, la Bibanu, dar la ei am luat 10, cred. Parcă așa țin minte, că mi-au dat notă foarte mare. Și atunci pe loc cât erau? Atunci, dacă spun, nu o să-ți vină să crezi. 273. A, bă, du-te de ei, lasă-mă în pace. Pe cum? Doamne, ferește-mă, ce era acolo. 273 pe un loc și eram două locuri erau. Doi veneau din armată care făcuseră așa, noi, doi, eu și cu încă un băiat, și doi erau
de ăștia neincorporabili care ocupau două locuri de neincorporabili. Și patru fete. Patru băieți și patru fete. Asta era clasa. Da. Parcă, băi, știu ce... Atunci se dădea la teatru, pentru că era un vis, era o poveste să dai la teatru, să faci. Să... Erau foarte mulți, foarte talentați și pe vremea aceea. Foarte mulți copii talentați care vreau să facă teatru, mulți au reușit, uite, Sandu Binde a dat de 11 ori sau nu știu de câte ori. Sandu Binde a dat până a intrat de nenumărate ori. Și nu este singurul caz, au mai fost și alte cazuri, au dat de 13 ori, de 12 ori. Deci, oameni care insistă pentru că vor să facă asta, nu pot să facă altceva. Asta e. E foarte interesant că același sentiment l-am avut eu prima dată când am venit în București. Am zis că, băi, numai ce aleși de soartă, da, de karma, de planete, numai ăia poate să intre ori la TF, ori la TVR, da, ca fiind singura, da, instituție. Da, da, da. Dar tine s-a întâmplat asta în 92, debutul tău la TVR, în rolul principal din filmul pentru copii Brutus. Da. Premiat Brutus. În 93. Despre o pisică pe care o pierdeam într-un hotel. Da. Pe care o pierdeam într-un hotel și tot filmul era o alergare după acea pisică prin tot hotelul. Băi. Și cum am convins-o eu pe Oana Ionescu, producătoarea de mai apoi, dar cred că și pe vremea aia făcea, producătoarea emisiunii Tip Top Mini Top, cum am convins-o eu să mă ia prezentator. Cum? Pentru că Ioan Lucian Mihalea, tocmai ce dăduse... Da, în noiembrie 93. Da, dăduse obolul celor drepți și se dusese și a fost Cristian Popescu, parcă. Cristian Popescu, un imitator din Brașov. După care nu mai avea pe cine să pună. Și eu, la un moment dat, la filmare, era ușa, ea era undeva pe acolo și eu ies pe ușă și cad în ușă, ca și cum... Te-ai fi lovit. Da, ca și cum aș fi răpus. Și cad așa, pur și simplu, mă prind în mâini, adevărat, că amortizez cu mâinile. Da. Da. Cum e să vezi pe... Nu știu dacă se vede pe cameră. Da. Vezi să iasă pe unul pe cameră așa și după aia, poc, cade acolo. Și ea când a văzut asta, hai pățit ceva, hai mă, lasă, mă, gata, ești prezentatorul meu. Și asta a convins-o să mă ia prezentă, cred, nu știu. Asta mi-a zis. Dar, mă rog, aia a fost o poveste foarte interesantă. Cu Brutus. Filmul Brutus. Doamne și domnilor, pentru că avem în față un om care a trecut prin viață. Și încă mai trece. Și încă mai trece. Încă n-am, că are... încă n-am murit, dar... Da, ce, da, pot așa? Să... Poate, să... poate mă omor tu cu podcastul. Nu, te bag în... Mă bag. Perieți, da. Mă bagi, da. Așa? Moment solemn. Urmează imnul emisiunii. Fii atent aici. Deci toată lumea s-a ridicat în picioare de parcă vorba aia cântau Deșteaptă-te române. Erai lângă Loredana. Loredana care era cerută frecvent la... Da. Și fii atent, în dorința mea de a descoperi realitatea care așa ne înconjoară, am descoperit pe o pagină așa o chestie. Zice așa: dintre prezentatorii spectacolului au rămas memorabil trei grei ai showbizului românesc care au făcut carieră la Tip Top Mini Top. Ioan Lucian Mihalea, 1991-93, Florin Busuioc, 1994-1995 și subsemnatul 1997-1999. Noi trei aleși de... Asta este un site al Oanei. Aleși așa, unul mai frumos decât altul. Da. Și toți trei
Da, mă, era... Da, 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 nu, pe frumusețe s-a mers, da. Deci fiam de aici. Doamne și domnilor, suntem în anul 90. Astăzi nu trebuie să vă ridicați în picioare, pentru că eu, cu colegul meu de prezentare, vă vom cânta această melodie pe care n-am cântat-o de 30 de ani. Deci fii atent aici. De dimineață când am scos versurile, mi-a rămas asta în cap și am, cred că am folosit-o la vreo 3-4, de 3-4 ori. Unchi, mătuși, surori și frați, verișoare și cumnați, mamă, mama, tată și bunici, de ce m-ați adus aici? Deci, ce caut eu aici? Asta era ok. Băi, stai puțin. Deci fii atent. 1, 2, 3, 4. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Nu știu bine să vorbesc, nici măcar să iscălesc, dar știu sigur că aș vrea să devin vedeta ta. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Acum urmează! Unchi, mătuși, surori și frați, verișoare și cumnați, mamă, tata și bunici, de ce m-ați adus aici? Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Nu știu bine cum să zic astea toate că sunt mic, dar știu sigur că aș vrea să devin vedeta ta. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Sincer îți mărturisesc, după tine mă topesc. Tip-top, mini-top, te iubesc. Omul! Băi! Hai mă, tu, că... Tu nu-ți dai seama că tu, da, toată că-am... copilăria ta, așa, ai strâns-o. Da. Ce teatru? Când ai dat nas în nas cu copiii ăsta, este exact sentimentul pe care l-a avut, da, eu, Lucia Mihalea, da, pe care nu l-am cunoscut, da, și exact sentimentul meu. Zic, mă, stai puțin, eu vin după Mihalea și Busu, voi sunteți nebun acasă? Oana, mai gândește-te frumos. Te rog unii suflet, gândește-te. Oamenii au însemnat ceva. Tu ai încredere în mine? Probabil că m-au fi văzut și acum, a intrat-o în gardul ăla. Da, probabil că da, da, da. Nu, chiar mă interesează de ce Hector s-a întâmplat chestia asta. Nu, uite, dai un moment că unde e? Ce? Oana Ionescu. Stai, nu, îi spun. O suni? Ce s-o sun? O s-o trezesc din pat. Nu. Alo? Ordonați. Bună, Oana. La dispoziția dumneavoastră, domnule. Oana, sunt la o cafea cu un prieten de-al meu. Foarte bine. Este un prezentator al emisiunii Tip Top Mini Top. Ești cu tine însuți. Nu. Nu. Sunt cu Florin Busuioc și ne gândim la clipele de demult pe care le-am petrecut alături de emoționanta emisiune care ne-a marcat copilăria, Tip Top Mini Top. Foarte bine. Știi că se împlinesc fix 30 de ani de când Florin Busuioc a prezentat? Da. Pregătește șampania. Lasă platourile. Aveți și șampanie? Avem de toate, draga mea. Da. Spune-mi, te rog frumos. Salut din partea mea, te rog frumos. Să rămână, să rămână, Oana. E aici, te ascultă. Da, Busu, bravo, bravo. Să rămână. Tu spune-mi, te rog frumos. Tu spune-mi, te rog frumos, Oana, dragă. Care era principala calitate al Busu când era vorba de copii pe care intervieva? Păi foarte simplu, era el însuși. Principala lui calitate este exact așa cum este el însuși. De-aia după aceea tu ai revenit la pro, la niște chestii de copii, de fiecare dată, pentru că te atrage chestia asta. Am făcut Moș Crăciun. Așa, așa. Da, da. Da, de-aia am crezut în Moș Crăciun. Oana, dragă, vreau să spun că ne-am adus aminte de Tip Top Mini Top. Îți mulțumim foarte mult.
Da, eu vă mulțumesc vouă. Îi vreau să spun că Adinaur am cântat și imnul. Niciunul dintre noi. Da. Și eu cred că anul viitor, uite, când Vocea României și Meteo o să intre în vacanță, facem o nouă emisiune Tip Top Busuioc. Asta e noi. Tip Top Mini Top și o prezentați amândoi. Da, uite, asta e altceva. Altceva, asta frate. E bună. Hai, da, uite. Concurență. După, cred că toți copiii or să zică așa, da, ce? Ăsta cuplul pe, da, care l-așteptam. Ce boșorul ești aici? Ce boșorul? Hai mă, lasă. Hai mă, lasă-mă face. Oana, dragă, îți mulțumim frumos și... Unde-i cafeaua mea? Unde-i cafeaua ta? Da. Doar voi doi băți cafea? Suntem aici, suntem la... La cărciuma din cartier. Foarte frumos. TikTok Mini Top, cine a scris versurile? Aoleu, cine a scris versurile? Nu știu, nu mai țin minte. Tu? Eu însumi. Da, da, tu. Da, dragă. Hârtie. Cine a făcut muzica? Tu! Nu! Cine? Doamne, ferește, nu vreau să auzi de așa ceva. Dan Kramerman. Dan Kramerman, da, bravo, da. Da, mă. Extraordinar. Da. Câți ani a ținut Tip Top Benito până la urmă? Din 90? Din 90 s-a lansat, a prezentat Cristian Popescu primele ediții, tatăl Lăcrămioarei Popescu. După aceea, cine crezi că a prezentat în același an, în 90? Ioan Luchea Mihalea. Nu. Cine? În 91, Guberna, Natalia Guberna. Natalia Guberna, nu mai zic. Dan Kramerman, Ștefan Bonică. Și Ștefan a fost? Da, Marian Râlea. Marian? Marius Seicu. După aceea a venit Mihalea. Mamă, ce... Și după aceea, înainte... Mihalea a fost o singură ediție cu Magda Catone, sau două, și a intrat în rol domnul cu care ești tu la cafea, Florin Busuioc. S-a simțit. Auzi, da, spune-mi, era ceva între el și Loredana? Pentru că l-am văzut de foarte multe ori. Când a zis de imn, Loredana l-a îmbrățișat imediat. Între el și Loredana? Eu cred că... microfon, cred. Eventual. Vai. Eventual atât. Da. Băi, ce amintiri. Ce butoi de amintiri. Așa, și Horia Brânciu când a prezentat? 97. Exact. Țin minte că la sala Palatului am început, în 97, cu Iuliana Marciuc. Da, era o gală. Ta a fost... Adrian Nenache. Domnul Adrian Nenache. Ce vorbești, mă? Da. Băi, vrei să știi protipe pleiada de artiști românii? Uite-te cine a prezentat Tip Top Mini Top. Exact. Oana, mulțumim foarte frumos, după draga mea. A fost Jojo. După mine Jojo? Da. Radu Gheorghe, Cătălin Măruță. Hai mă, băi, tu, Măruța a prezentat Tip Top Mini Top? Da, a prezentat când se difuza pe TVR2, între aprilie și septembrie 2000. N-am știut. Extraordinar. Da. Bine. Și s-a încheiat fabulos în 2003 cu Cosmin Ciornat. Deci, practic, a durat 13 ani. Perfect, de anul viitor îl reiau. Busu și cu mine vom fi acolo, doi prezentatori. Exact. Foarte bine. Vom doi cânta noi cât toți copiii la un loc. Foarte bine, te sărutăm cu drag și îți mulțumim pentru amintiri. Să rămână, Oana, te sărut. Pa, pa. 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 Băi, cum a fost? Apropo asta? De Loredana. A? Știi că eu i-am scris Geamparale? Albumul Geamparale, eu i-l-am scris. Bă, bune tot? Da. Tot. Mă rog, alea care nu sunt clasice, populare. Mai ții minte vreo piesă? Depărtare. Alea eu le-am scris. Toate. Păi ești nebun. Da. Mi-a dat materialul, piesele, cu la, cu control, cu cum se zice. Da. Și am făcut textele. Da? Doamne și domnilor. Apropo de ce e între mine și Loredana, este un album de muzică. Uite ce, eu m-am gândit la o chestie. Da. Te rog. Risc. Te rog. Risc. Da. Andreea? Nu m-am implicat deloc. Da. Nu, pentru acolo... Și mi-am pierdut un pic vocea, da. Deci fii de aici. Și acum spun ce m-a... Ce fac, mă, cu sushi ăsta, mă? Fii de aici. Da, zi. Deci îți face cu ochiul? Nu. Băi... Eu nu prea... Pasiunea ta cea mare, știi care e? Nu. Japonia. Da. Japonia! Japonia, dar astea sunt făcute la
Periș. Nu! Japonez. Deci japonez, da? Am un japonez care face chestia asta. Auzi, mă, băiatule, hai, bine. Deci tu, dar da, știi să mănânci cu asta? Nu. Deci, fii atent. În primul rând se rupe asta. A, se rupe, nu se, nu se face așa. Da. Se rupe, nu se întredoaie, se la mișto. Deci, se pune în, așa, la asta. Îl înfige așa bine. Așa. Așa. Iubita mea, fii pregătită cu o, și cu o furculiță, că ai impresia că busul o să mă arunce. Cu siguranță. O să mă arunce. Și ești așa cu amândouă, îl prinzi pe unul așa, ușor, îl ridici, strângi din astea două, pentru că tu trebuie să neapărat să cuprinzi astea două. Pac. Nu știu de ce, despre ce vorbim. Bă, știai și ai făcut mișto de mine, știai, nu pot să cred. Mamă, ce capcană mi-ai... Deci ești, deci ești actor cu mine? Bine. Dacă ești actor cu mine, eu sunt dăruitor cu tine. Îmi dau cămașa de pe mine. Dacă ești actor cu mine, bine. Îmi dau cămașa de pe mine. Tot cu furculița e mai bine. Bun. Și acum vreau să te întreb o chestie importantă. Te rog. Ai văzut Shogun? Ăsta nou? Ăsta nou. Nu l-am văzut. Deci, în fiecare marți apare câte un episod pe un streaming de ăsta. Tăticule. Mă enervez o săptămână. Că... Deci când vine astăzi, astăzi, de exemplu, astăzi e, îl văd. Și după aceea aștepți o săptămână? Și o săptămână îmi smulg fire de păr din cap. De ce? Pentru că este exact lucru, și cred tu poți să, trebuie să mă înțelegi și mai bine. Este exact ecranizarea pe care am văzut-o eu când am citit cartea. Ah, bun. Bălălău, necioplit, care devine un om stabil la Anjin San. Da. Moriko sa aia, era o femeie o foarte femeie frumoasă, au luat-o o femeie foarte frumoasă, Toranaga, când îți spune ceva, numai japoneză. Da, da. Deci după filmul ăsta, zici exact ce am simțit când am citit cartea. Știi ce făceam eu? Notam, domo arigato. La subsol, și început să-mi seama un jornal special Domo Arigato. Înseamnă asta. Înseamnă. Vaca rimasuka. Culmea este că mie de asta mi se pare cititul foarte important, pentru că îți creezi imagini, exact, pe care niciun film nu ți le poate reda. Am văzut Război și pacea lui Bondarciuc, am văzut Război și pacea al americanilor, am văzut multe ecranizări importante. Da. Mm-hmm. Niciunul nu rezonează cu ce am văzut eu în capul meu acolo când am citit cartea. Nu rezonează, pentru că este imaginația altui om, a regizorului, care absolut. Se suprapune pe cartea respectivă, dar nu se suprapune pe imaginația mea. Știam că o să înțeleg. De asta, când am adus Shogun, am zis, bă, astea sunt personajele? Sunt personajele pe care le-am văzut exact. Eu. Exact, mi s-a întâmplat foarte rar. Da, rar. Nici lui cu ăsta, cu Otto. Cum îl cheamă ăla cu Otto? Jucat de Tom Hanks, ecranizarea asta. Frederick. Și nici asta n-a fost... dar asta este senzațional. În general, lucrurile așa stau. De asta cred că cititul, lectura este importantă, pentru că îți creezi un univers pe care nu ți-l poate înlocui filmul. O să stric... Ai citit Maestrul și Margareta? Am văzut filmul. Păi, dar nu e... N-are nicio legătură. Niciuna. La fel s-a întâmplat și cu... Da, multe, de foarte multe ori. De foarte multe ori am simțit chestia asta. O să-ți trec în revistă niște lucruri pe care le-ai făcut. Și o, Doamne! Pentru că oamenii care se uită la noi acum zic, băi, stai mă, busul, să știți că înainte de Meteo, busul a făcut următoarele filme. Încep din 1988 cu Hanu din Trădeal. Hanu din Trădeal, da. Dacă vrei să spui ceva despre el, îmi spui. A fost rolul principal, singurul rol principal într-un film. Am jucat alături de Gina Patrichi, de Dana Dogaru, mare actriță, și Dana Dogaru de Repan. A fost o experiență nouă pentru mine, ciudată într-un fel, dar a fost super, super fain la filmări. 93... Ai trecut la Atac în bibliotecă. Da. Asta nu era cu Aron? Nu era după carte? După cartea polițistă? După cartea polițistă a lui... Arion. George Arion? Nu știu dacă George Arion era. George Arion, cred că da. Da. Era cu ăsta, cu Pelicanul. Cu... Pelicanul, dragul de la. Șerban Ionescu. Uh-huh.
eu eram mic pe acolo, apăream și eu puțin așa, îl urmăream la un moment dat pe Pelicanul în oraș, nu știu de ce. Tu îți dai seama că de fiecare dată când dau numele ăsta, experiența mea filmografică din 2006 cu Om Sărac, Om Bogat, când am fost cu el practic peste 100 da. De episoade, bot în bot în fiecare zi, brusc, omul din mine a inhalat tot ce spunea Șerban Ionescu. Da. Tot ce făcea Șerban Ionescu. Toți nervii pe care avea Șerban Ionescu. Și de fiecare dată am învățat un lucru important. Colorează-ți rolul. Nu știam că dincolo de foi trebuie să spui sigur, ceva și trebuie tu, să fie... Da, dincolo de foi. Foile, să știi, mă, asta este cea mai mare șmecherie. Replica, ai o replică, da? Să zicem că răspunzi cu da la ceva. Tu mă întrebi, ai fost la Șoimărești? Da. Mai întreabă-mă o dată. Ai fost la Șoimărești? Da. Ai fost la Șoimărești? Da. Ai fost la Șoimărești? Da! De fiecare dată, daul pe care îl dai are altă valență, are altă semnificație. Deci nu e important textul, e importantă situația în care intri și în ce fel colorezi, cum zici tu, situația. Pentru că altminteri... Eu cu Busu și cu mine suntem gata pentru nou film, regizorilor, orice film. Da. Tântălău și Gogomanu, sau Heckel și Jekyll, sau Bonnie și Clyde. Sau Bonnie și Tyler, sau Romulus și Remus. Și putem face chestia cu Făurirea Romei. Da, exact. Ținutul Dragonului 94. Aoleu, ăsta e un film pe care nici nu dacă l-a văzut cineva. Ținutul Dragonului e un film american, tot american, în care juca un englez la un moment dat de până Scoția, un lord ceva era, și ăsta la un moment dat nu știu ce replică are acolo, zice bring me the chopper. Și toți americanii râdeau de cum zice el chopper, adică elicopter. Da, știi? Da, da. Pentru că ei zic chopper, nu știu cum zic altfel. Și ăsta zicea chopper. Mă, râdeau de se prăpădeau când ăsta zicea replica asta. Dar nu mai țin minte ce a fost cu Ținutul Dragonului. Știu că erau niște tineri foarte frumoși, probabil actori la început de drum, care, mă rog, au fost luați pentru filmul ăsta și... Na. A urmat tot în anul Nostradamus. Da, acolo am avut marea plăcere să-l întâlnesc pe Cechi Cario, un actor francez mare de tot, poate că îl știți. Cechi Cario, dacă îl vedeți, îl recunoașteți imediat, care mi-a povestit, am stat la povești ca de la actor la actor de teatru. Despre teatru vorbeam și mi-a zis, am avut acum 6 ani sau nu știu când, o experiență foarte urâtă în teatru. Pentru că am prins un rol principal la Comedia Franceză, un Molière, și am jucat 6 luni de zile și după aceea n-am mai prins 2 ani niciun rol. Și a trebuit să trăiesc din banii pe care i-am făcut atunci, în aia 6 luni, pentru că altfel muream de foame. Și a trebuit să-și drămuiască bani. Adică... N-a prins nici film în perioada aia, nu neapărat că 2 ani de zile n-a avut contract. Tu vrei să spui că... Deci așa se întâmplă lucrurile... Dincolo. Dincolo. Pentru că ai prins un contract, ai dat o probă, te vrea un regizor, te-a luat, joci. Acolo nu se joacă ca la noi din 6 ani, din an în Paște. Acolo se joacă în fiecare seară același spectacol până se epuizează spectatorii. Și în momentul în care s-au epuizat, și așa e și în America, și în Anglia, și peste tot. În momentul în care s-au epuizat spectatorii, la asta revedere. Așa e și la musical, da. Da, la revedere. Nu mai se pierde tare povestea, știi? Ei, da. Și cu el, eu eram dublura lui, ca asta vreau să zic, îl dublam pe Cechi Cario, de fapt eu eram conștiința lui, el era Nostradamus. Aha. Și eu eram conștiința lui și îl pălmuiam la un moment dat, că îi ziceam, ieși din povestea asta, că nu e în regulă, că nu știu ce. Și ăsta se lăsa pălmuit, frate, și zicea, dă ca lumea, nu așa, nu te preface, că aici se vede. Și dădeam palme lui Cechi Cario. Poți să dăm una? Așa. Nu, lăsați. Nu. Nu, nu, că mai ține. Mai așa. Ține, da. Agentul FBI din Dark Asylum. Dark Asylum, da. Dark Asylum ăsta
azilul întunecat ăsta, nu știu, era cu un bol, niște bolnavi mentali pe la un azil de ăsta de boli mentale. Da, și tu ai trecut prin roluri, da, personaje și nebunii. Da, tot felul, da. Ăsta nu mi-amintesc prea multe despre niciun, ăsta. Niciun film până filmat, acum. Știu că la ăsta am filmat la IML. Ăsta s-a filmat la IML. Atât. Frumoase, frumoase, da, imagini. Frumoase, da. Elita în 2001. Ai jucat Red. Elita, da, 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 nu mai țin. Și după aceea Amen 2002, ofițer. Uite, ai fost și Amen, ofițer SS. Amen, am fost ofițer SS în Amen, aveam o replică. O singură replică am avut. Eu mă bucur cum treci tu dintr-una într-alta, da. Mai ales când în 2005 ai fost paznic de temut. Erai conducătorul sătenilor. Da, eram conducătorul sătenilor într-un film oarecum despre niște vampiri, că veneau niște americani în Carpați pe la noi și prindeau vampiri și de-astea. Dar văd că cu americanii stai bine. Da, cu americanii stau foarte. Vezi că Mihai Cogălnișanu, baza aia tot, da, se face, da, acum. Da. Sex Traffic. Ia spunem despre Sex Traffic. Sex Traffic, ăsta a fost un film, într-adevăr. Ăsta a fost un super film care era după o poveste reală, am înțeles. O poveste legată de războiul din Balcani. Mhm. În care americanii, soldați americani, cumpărau fete din Republica Moldova, din România, din Albania, din țări de genul acesta, le cumpărau și după aia le omorau, după ce făceau sex cu ele. Mamă, dar... Deci povestea, am înțeles după fapte că, reale. Da, după fapte reale, ei au fost la un moment dat deferiți justiției. Aici eram un dăsta, un în Sex Traffic mi se pare că eram un Dever, Dever, eram un dăsta, mă, cum îi zice, pește, care dădea fete americanilor, da. Eram, bă, ce, a fost, ce rolul a fost ok, și... a fost super ok filmul ăsta, deci, Sex Traffic, pentru așa? Că, bă, a fost un film fain, ăsta mi-a plăcut să-l fac, a fost bun, film bun, în care mi-a plăcut să joc, da, da, știi? Da. Înțeleg. Am avut și ceva mai consistent, un pic mai consistent acolo. 2010, Martor și acuzator. Ăsta, Whistleblower, ăsta este asta. Filmul pe care ar trebui să-l vedeți, pentru că și ăsta este despre aceeași poveste. Aha, tot continuu, cu, da. Aha, așa, traficul. Cu traficul de fete. Și am jucat cu Rachel Weisz. Du-te tu de aici, mă! I-am dat replică lui Rachel Weisz. Mai nu, mult decât atât. Am stat de vorbă cu Rachel Weisz. Gata, gata, termină. Trebuie mai aici podcastul. Lasă-mă poveștile tale. Astea sunt niște improvizații. Mi-a dat mail-ul ei ca să corespondă. Deci, dar n-am corespondat niciodată. Eu așa deci, sunt. Eu cu mail-ul, eu sunt varză pe mail-uri și pe astea. Așa? Deci pe tot ce ține de... Frumoasă femeie. Da, frumoasă și mișto actriță, bă, ce vorbim. O actriță senzațională. Și ne-am ajutat cumva acolo în scenele pe care le-am avut. Adică am improvizat un pic, nu am făcut chiar... Ați colorat. Am colorat, da, cum ar veni, știi? Bravo. Și era și Potoceanu. Dar cred că e, da, știu filmul meu Whistleblower ăsta. Whistleblower, da, e foarte... Eu de fiecare dată când te văd în filme zic, da, știu, e... Vanessa Redgrave în film. Vanessa, bravo. Asta, cum o cheamă, italianca cu care ținem noi... Bellucci? Bellucci, Monica Bellucci joacă în film. Auzi, nu crezi că exagerezi câteodată? Nu vrei să stai în banca ta puțin, să nu te bagi? Ia stai acolo în banca ta. Așa, mai zic. Whistleblower-urile. Așa, mai zic. Crăciunul la castel. Asta, da. Ăsta am jucat cu Roger Moore. A, mă, băi, la, mă, ce, băi, da, ce vrei să-mi zici Roger pe aici? Roger Moore, înainte de a se săvârși din viață, a făcut acest film. Era o mumie umblătoare. Singer. Postul 007. Da, eu când l-am văzut pe Roger Moore, am zis, mamă, ăsta e adevărat. Era așa un zâmbet tot. Ce. Da, așa era. Soția lui, o daneză care a fost Miss Univers ceva, nu știu, așa avea 80 ceva de ani acum, era tot timpul lângă el și tot timpul pe lângă el să nu cumva să dea pe alături, să nu cumva să facă, să zică ceva vreunei, da, 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 machioze, vreunei așa. Foarte fain și filmul ăsta. Aici am, iarăși am avut ceva mai binișor un pic. Eram ceva, un loc. Erai ducele de duce, Belmont. Duce de Belmont, spun, da, eu. Ducele de Belmont care trebuia să-și căsătorească fata, cred, cu
personajul principal din film și până la urmă personajul principal alege pe altcineva, că așa e la Crăciun. Ai trecut la Jocul Asasinilor în 2000. Jocul Asasinilor este cu Van Damme. Păi da, tu ai avut ceva experiență în viața ta. Da. Iar în 2011, Părintele Pafnutie. Părintele Nașa. Pafnutie, Nașa, da, ăsta mi-a plăcut, dar am murit pentru că eram beat tot timpul. Genială chestia! Zob, eram muci de beat tot timpul. Iartă-mă, Busu dragă, îmi poți spune o replică din filmul Nașa? Nu cred că pot acum. Nu mai zic minte. Nu mai țin minte. Nu mai rețin minte. Te rog frumos să spui o replică. Nu mai știu, dragule. Urmează 2012, Ho 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 2, o loterie de familie. Ho 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 2, unde nu știu ce am făcut, am jucat ceva. Dar nu ai jucat naratorul. N-am jucat, am povestit doar. Da, gata, acum de-aia nu mi-am mintea. Da, dincolo de narator ai trecut la... După toate rolurile făcute, așa, ai trecut la director de hotel în 6 gloanțe. Tot cu Van Damme. Băi, omule. Da. Deci, în prima parte a carierei mele, toate femeile. Dar nu m-am întâlnit cu Van Damme niciodată. Nici în primul, nici în al doilea. Și în primul... Să intre Van Damme! Atenție! M-am întâlnit cu Van Damme în primul film, dar secvența în care joc eu s-a scos din film. Da, serios. Îți mai spun o chestie, serios, că era scandal pe vremea. Bune. Știi că m-am întâlnit toată cu Van Damme? Așa. Eram la o sală, alergam, cu vreo 20 de ani în urmă. Probabil că erau filmările pentru film. 2020, Zăpadă, Ceai și Dragoste. Ăsta a fost un film super fain, o super comedie, produsă de Vârciu, atenție. Da, mi-a produsă spus. Produsă de Vârciu. Liviu mi-a spus de ea, eram în... Liviu Vârciu a produs comedia asta care mie cel puțin mi-a plăcut foarte tare, cu Angelo Popescu, cu care joc acum într-un spectacol și profit de ocazia asta să anunț că pe 29 martie am premieră. 29 martie, acum, premieră. Da. Angelo Popescu, cum am zis, joacă în spectacol, e fiul meu în spectacol. Monica Bellucci nu joacă. Monica Bellucci nu, dar joacă Andreea Grămoșteanu, tot pe acolo. Andreea. Tot pe acolo. Tot pe acolo. Și dacă nu e Andreea, că nu poate, că are spectacol la Teatru Mic, vine Raluca Petra, care este dublura ei. Am înțeles. După aia joacă Costi Diță, care Costi, este, dragul, după 10 ani de zile de pauză de scenă, el n-a mai jucat 10 ani, a venit în spectacolul ăsta, extraordinar este, și Marius Rizea. Marius Rizea, da. Mare actor și Marius. Cred că i-am văzut la televizor, la Măruță, spunând ceva de spectacol. Am fost împreună, da. Așa, am fost împreună acolo și am vorbit despre spectacol. Aha. Mai avem un spectacol pe 1 aprilie, după aceea pe 15 aprilie avem la Constanța. E bine, încep să se miște lucrurile. După ce a făcut toate rolurile astea nebune, ce credeți că a făcut în Pupomă? Deci ce crezi? Zmău. În Pupomă 2 am fost Zmău. Baciu care se numește Zmău. Zmău. Și vorbeam cu accent de ardelean. Hai că spune-ți acum venit. Apă bine, mi-a plăcut, n-o-ți dai seama. Pentru cei care sunt... Și am mai făcut un film. Nu știi de... Ia zi-mi. Ăla cu Daci. Unul cu Daci. Cu Daci. Ăla a făcut tot de Sandu Pop și de Alin Punk, care au făcut și Pupomă 2. Așa. Și da, Seleși. Da, și Seleși. Și Seleși, corect. Da, știu că l-am văzut pe Seleși. Da, așa. Este mai bine cu barbă decât fără. Da. Secretul lui Zorilo, așa. Secretul lui Zorilo. Nu Zamolse, da, lui Zorilo, așa. Acolo joc un fierar, în Secretul lui Zorilo, care are un flex la daci. E să întâmplă treaba. Așa. Și care o ia pe una dintre fete și îi face părul cu de la de sobă, sobar de la de argintiu, nu știu. Înțelegi? Ca să fie argintiu părul, că ea vrea părul argintiu. Deci, bă, și el ce face? Că, de fapt, cu ce se ocupă în acest film? El face o navetă spațială cu care, o rachetă cu care să meargă pe partea întunecată a lunii. Deci asta face el. Și filmul se termină cu racheta care pleacă și nu ajunge nicăieri și se prăbușește și ăștia toți se ridică de acolo, vai de capul lor. Deci, o super parodie...
cum fac americanii în general, super parodie românească la povestea dacilor. Super parodie. Dragii mei, după tot acest slalom special printre roluri și personaje, eu cred că să mai pun un film muzical și aș vrea să ton. Filmul începe cu o pajiște. Ai camera mai... O văd, hai, o văd. Ai camera ta, acolo sunt camerele da, tale. Da, acolo deci, o văd. Deci pajiște, da? Un cal și pe cal un tip desfăcut aici, să, pieptul gol. Da. Cu un cuțit, nu îi spune cuțit, îi spune hanger. Hanger. Iar melodia e făcută tot de protagonist, pentru că tot el a cântat înainte în studio melodia. Ca să știți. Deci asta ca să înțelegeți cum e... Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă, hey! Și cu pieptul dezvelit, cine? Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat. Andri Popa hoț bărbat, Andri Popa hoț bărbat, e haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Și se întâlnește cu Cârciu Mereasa din zonă. Zi și noapte tot călare, trage bir din drumul mare și din țară peste tot. Fug neferii cât ce pot, fug neferii cât ce pot. Și deodată scoate un revolver, căcel are o pușcă plină cu trei clonți la rădăcină și are un murg de 4 ani care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Și deodată vin toți frații lui. 7. Și are frați de cruce 7 ce-au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic. Cine? Andri Popa cel voinic, hey! Andri Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, hey! Andri Popa cel voinic, hey! E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic, cel voinic. Știi că l-am auzit pe Mircea Baniciu la un moment dat, acum câteva zile. Bravo. Povestind despre Andri Popa, da, așa. Când s-a lansat albumul Mugur de Fluier, așa. Pe care se află acest, da, cântec, lipsea un cântec. Erau câte cântece erau, dar nu era unul care trebuia, bă, lipsește unul, trebuie unul, mai trebuie unul. Mai trebuie unul, da. Și Covaci zice lui Baniciu, bă, tu mai ai cântecul ăla, mă? Pe care l-ai scris acum 5 ani, 6 ani? Care? Ăla cu, Popa ăla, cu ăla, Andri, cum îl cheamă? A, da, să văd. Bă, mă uit să văd. L-au făcut într-o oră, două ore, nu știu cât. Imediat l-au făcut și l-au pus pe album. Și a avut cel mai mare succes de pe, din istoria formației, de fapt, dacă stai să te gândești. Când a venit dintr-o așa, întâmplare. Mircea... Pentru că producătorul muzical a zis, bă, lipsește o piesă. Lipsește mai trebuie o piesă, da. Piesă, mă. Mai trebuie ceva acolo, mă. Da, da. Și chestia asta am simțit-o pentru că atunci când a fost aici Mircea, spunând toate lucrurile astea, i-am zis, nu e adevărat. Și ți-a dat telefon și ți-a zis, și mi-a povestit exact cum s-a întâmplat. Da. E senzațional. Da, asta e, asta e vorba de tot ce se întâmplă în... Mă, există un concept filozofic care se numește, nu mai știu cine l-a inventat, se numește necesitate și întâmplare. Mm. Și care zice așa, că tot ce este necesar se va întâmpla și orice întâmplare de pe, din univers... este necesar să se întâmple.
Nu există nimic întâmplător. Totul este necesar să se întâmple. Faptul că eu, la un moment dat, am căzut în cireșul ăla, în mălin, a fost necesar să fac, să cad în mălinul ăla ca să am o încercare în momentul ăla. Știi? Zic. Faptul că elementele tale pe care le-ai avut la Tip Top, pe care le-ai văzut ca și Moș Crăciun, și apropiere, și copii, și toată nebunia asta, nu ar fi avut sucul necesar, nu ar fi avut apetitul necesar dacă nu s-ar fi întâmplat toate astea. Probabil că da. Probabil. Mă gândesc că da. Vreau să spun o chestie interesantă pe care ai zis-o tu. Pe vremuri ascultam foarte multă muzică. Da. Cunoșteam toată muzica psihedelică, toate albumele absolut de la tot. Pink Floyd, da. Genesis, Jethro Tull, Gentle Giant, King Crimson. King Când am auzit că știi, da, Crimson. Da, King Crimson, știam tot. Și știam cum știam. Stai că nu înțelegi cum știam. Știam albume întregi pe instrumente, Horia. Deci tu dacă mă puneai la Dark Side of the Moon să fac un instrument, eu îl făceam de la un cap la coada. Adică tu făceai precum chitara. Da, făceam cum face chitara pe tot albumul. Toate piesele. Deci știam Queen, știam Jethro Tull, cum ai zis, Genesis, Yes, Soft Machine, Vandergraaf Generator. Deci toate greutățile, toate lucrurile complicate, nu așa orice prostioară. Știam lucruri foarte grele, Zappa, nu mai zic de Zappa. Eu la un moment dat Zappa aveam pe CD-uri 87 de albume din 128. Mama mia. Cât a scos el în viața lui? 128 de albume, ești nebun? Păi ce viață a avut ăsta? El la lună scrie. Tu realizezi că tot ce-mi spui tu, felul în care cânți, dincolo de toată moștenirea generică, tu îți dai seama că tu trebuie să faci ceva muzical în viața ta, nu? E posibil să fie nevoie la un moment dat. Poate că voi face ceva, dar nu m-am gândit. Ai prezentat vreodată Meteo cântând? Nu. O să facem nu, și nu, mulțumesc. Nu. Prefer compot. Da? Auzi, dar între noi fie vorba, acum am ajuns. Cum te simți tu? Așa. Înconjurat, mi-ai zis de Ramona Păun. Tu în fiecare zi când te duci acolo, în fața ta, la fel cum era Cireșul pe vremuri, e o femeie frumoasă la pupitru știrilor. La fel cum era Mălinul, o altă femeie frumoasă e la sport. Ești înconjurat acolo de tot felul de femei frumoase. O femeie frumoasă la pupitru știrilor, o femeie frumoasă la sport, o femeie frumoasă la zodie, la asta zodii, și Mihai Dedu. Se anulează tot, știi? Adică acum, Mihai, nu te superi pe mine, Doamne ferește, am zis-o în glumă, îți dai seama, că și eu sunt tot în categoria acolo, dar suntem într-adevăr înconjurați de femei foarte frumoase, care știu să-și facă foarte bine meseria și care sunt foarte dedicate meseriei. Și ne bucurăm și noi pe lângă ele. Știi că am invitat-o pe Neti aici, la un moment dat îmi zice, dar ce trebuie să fac? Neti, nu trebuie să faci nimica, tu trebuie să fii tu însăți, nicio problemă. Și, da. Și mi-a spus o chestie și vreau să spun, deci, cred că n-am crezut niciodată la fel cum am crezut, vezi că o să ai în viitor o încercare. Ție ți-a zis. Da. Și eu am crezut că este vorba... Gândul nostru al bărbaților, ca să vezi ce parșiv sunteți, iubirea. Da. Încerc. Nu. Nu, eu nu mă gândesc la iubire când zici încercare. Eu m-am gândit la iubire. Oh. Nu a fost vorba de iubire, a fost vorba de altceva și într-adevăr s-a întâmplat. Da? Da. Așa. Am trecut peste ea, mi-am revenit, sunt în putere și vreau să spun că... Uite, sunt tentat să-i dau telefonul lui Neti, dar nu vreau să-i dau telefonul lui Neti, vreau să-i dau telefonul altcuiva. Cum e fata asta tânără de la Meteo? E foarte bună. În afară de bună, e foarte cu minte. E cu minte? Da. Cu minte în sensul Iulia, bun al... Iulia... Da, Iulia Pârlea. Cu minte în sensul bun al cuvântului, nu că e cu minte, nu știu, în viața particulară, habar n-am, că nu o cunosc. Dar e ascultă, e foarte bună în ceea ce face, te poți baza pe ea, excepțională mi se pare, foarte mișto. Știi că am prezentat cu ea un... Ai prezentat un revelion la un moment dat. Da, și un 1 decembrie. Și un 1 decembrie. Și vreau să spun că stând cu ea,
Acum, după ce am spus tu mie, chiar am zis, băi, e cu minte. E cu minte. E cu minte și dacă îi zici, hai uite, tu, că vorba aia... Face ce îi se spune, da. N-ar fi frumos să-i dăm un telefon. Dar de ce nu? Dar să-i dăm un telefon să-i zicem, mă... Da, mă... sigur că da. Horia, da, sigur. Da, dacă mă fac de rușine și n-am telefonul... Da, așa. Dacă n-am telefonul, mă fac de rușine, vă dai seama. Ia fi, Adrian, ia fi. E acum se pregătește de ăștia? O deranjă? Nu, e ocupat, nu? Nu știu ce oră e. Ce oră e? E 3:10. E la știri acum? Nu. E la știri acum? Nu e. Nu e la știri. Alo? Alo, da. Alo, Iulia, Horia sunt. Spune, da, care Horia, mă. A, Horia, prietenul lui Busu, Horia Brenciu. Aha, înțeles. Bună, Horia, prietenul lui Busu. Iartă-mă, te-am deranjat, era la știri, trebuie să intri, că Busu e la mine la podcast. A, la tine la podcast, da, am, da, înțeles. Să rămână, Iulia. Te sărută și Busu. Și eu pe el. Mă bucur foarte mult că te-am auzit. Vreau să-mi spui care este cea mai mare calitate a lui Busu. Cea mai mare calitate a lui Busu. Da, că de defecte n-are, nu, n-are. Nu are, nu, e om. E om, n-are defecte. Așa. Nu, că e om. E o calitate în ziua de azi. E om, bravo. Da, mare lucru. Auzi, tu ești la pro acum, la meteo? Da. Nu poți să vii până la noi? La podcast. Hai că-ți dau adresa. Academia. N-are cum să ajungă. N-are, mă, că trebuie să intre la 5. Chiar. Da, 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 n-are cum să ajungă. N-ai cum să... Ai cum să ajungi nu la are, noi? N-are cum, mă, da, spun eu. Ok, atunci, dacă nu poți să ajungi la noi, te pupăm. Și când o să ne vedem față în față, eu sper să te bucur de tot ceea ce spun. Te ascultă băieții de la SRI. Alo? Alo, Iulia. Am închis. Da, Horia. Mi-am dat seama că e... De unde ți-ai dat seama? Cum ți-ai dat seama? De unde ți-ai dat seama? Nu vrei ce să cauți la pro la ora asta. Știe și programul. Dar să ajungi, mă, la 4 jumate, 5, ce n-ai. Păi, dar știi că eu trebuie să-mi fac păr, să mă machiez. Trebuie să te machiez. Ce faci? Stai jos. Bine. Ia un loc. Băi, ce frumos sunteți împreună. Da, ai văzut? Hai, mă, că facem echipă, mă, ce n-ai. Băi, ce bine pare că ați venit, băi! Hai, du-te, mă, dai! Stai, că trebuie să... Avem aici... Astăzi este mâinele de care m-am temut ieri. Eu am un contract cu Radu Paraschivescu. Radu, da. Trebuie să... Foarte așa, așa, sub ăla, așa? Așa? Ajunge atâta? Mai am și ghidul nesimțitului. Tot, foarte, da, bună carte. Da, veselă! Da. Ok. Da, îți dau, uite, Requiem vesel pentru tata. Asta e cartea preferată a lui Radu. Mai pune acolo să ridicăm. E perfect. Băi, bine ai venit, mă! Bine v-am găsit! Ce mai zici tu? Ești bine, da? Așa și trebuie. Da. Era foarte mult testosteron la masa asta și am zis să spargem această chestie printr-o prezență frumoasă. Numai lucruri bune are despre tine de spus? Ai spus lucruri bune? Da. Și dacă n-am spus ce? Eu nu mă supăr. Păi vezi, uite, ți-am zis că e fată bună și da, nu. Da, nu e prea cu minte. Da. După cum știi, poate nu știi, dar Iulia noastră este o tomnatecă. Mm. Pentru că ea s-a născut toamna, pe 8 octombrie în 85. Deci da. Îi place mai cu de-aia, cu măzăriche. Cu... Are studii în drept, iar cu un an în urmă s-a înscris la facultatea de jurnalism și a terminat cu brio primul an. Sunt anul 2 deja. Ești anul 2. Ai terminat primul an. Da. Și ești anul 2. Da. Foarte frumos. O termin la anul. Poate nu știați, dar Iulia iese mereu din casă cu piciorul drept și întotdeauna poartă ceva roșu la mână. Băi! Asta n-am știut. Dar de unde e dat? Am argumente. Seriul meu funcționează încă. Funcționează. Unele nu, dar al meu. Ai văzut că telefonul ăla te-a dat de gol, da. Da, unele persoane, atenție, e important ce spun acum. Este o persoană care iubește să se plimbe, mai ales pe malul mării. Adevărat.
Pentru că e din Constanța. Exact. Și de bun simț. Da, ce crezi că nu... Eu chiar dacă de munte, nu, tot acolo. Munți, acolo. Care îi place să citească, să se uite la filme, să iasă la masă cu prietenii, să călătorească și să schieze. Da. Iar acum urmează cel mai nasol... Fii atent unde am bătut de când te-am întrebat ceva cu o oră în urmă. După părerea Iuliei, cel mai sexy bărbat din show business-ul românesc este Randy. Am spus eu așa ceva? Da. Când? Dar Randy e, chiar este, e un tip sexy. Da. Randy. Nu că n-ar fi Randy, dar nu mai știu. Acesta este urmat de Adi Nartea și Smiley. Adi Nartea, da, și Smiley, Dar, e foarte corect. Dar noi doi, ce avem? Suntem babe, mă, ți-am zis. Termină cu tine, lasă-mă pace. Dar noi doi, ce avem? Nu mă băca pe mine în categoria asta. Măi, lasă-mă. Tu ești Sean Connery-ul scenei românești. Tu nu înțelegi? Eu mă îndrăgostesc de Sean Connery chiar dacă îmi plac femeile. Tu nu înțelegi lucrul ăsta? Așa și... Deci, Iulia, rog frumos. Am rugăminte. Da. Probabil că asta a fost... Vezi, mă, că imploră, cerșește. Nu, stai, cerșește apreciere. Cu siguranță asta a fost un test tip măruță. Nu mă bag în chestii. Cred că da. Cu sosurile lui acolo, așa, nu mă bag în... Da. Ceea ce vreau să te rog. E perfect. Fă un top pentru ăștia tineri. Pentru babe. Să dar faci unul pentru un babe. Top și de babe. Păi sunteți și voi în topul, dar nu pentru babe. Pe ce loc? Pe ce loc e busul? Următorul. Deci după Smiley ești tu. Asta ca să știi. Iulia noastră spune că sushi tare, că nu este meteodependentă, îi plac toate anotimpurile și pe ea nu o deranjează deloc în plouă. Citez. Iubesc ploi... Băi... Iubesc ploile, iubesc cu patima. Stai că mai... Asta iubesc ploile de vară, mirosul după o ploaie de vară e de neînlocuit. Am chiar citatul. Îi se spune bruneta de la meteo, iar noi, prietenii, o avem în trecut în telefon, IMP, Iulia Maria Pârlea. Nu știu cum o cheamă și Maria, eu n-am știut. Da. De asta am făcut emisia asta, ca să știm totul de 2024. Totul toți. Da. Ce te interesează să știi despre busul, acum? Cum mă cheamă ce alte nume mai am? Da, eu am auzit ceva, dar vreau să-mi spui tu. Da, și vă povestesc și de unde vin. Ia zi. Mă cheamă Florin Luigi Zeno Busuioc. Gata, am rămas muți! Luigi? Zeno mă cheamă pentru că nașul meu, care era evreu. Așa? A primit o dispensă de la comunitatea evrească să mă boteze, că ei n-aveau voie să boteze pe vremea aia. N-au voie să boteze, că nu e. Și a primit o dispensă. I-au dat voie să mă boteze și i-a zis lui tata, auzi, te rog eu frumos, spune-i și Zeno cum mă cheamă pe mine, că pe el îl chema Zeno Moscovici, ca să aibă noroc în viață. Mi-a zis tata și Zeno. Și Luigi... Țața Arturina. Ce mi vine, promisător, așa? Da, Arturina, da. Care a fost căsătorită cu Moș Paul, detașat militar la undeva în Napoli. La o unitate militară de Napoli, în timpul primului război mondial, atenție. Mm-hmm. Țața Arturina a avut un băiat pe care l-a chemat Luigi. Și care a murit în al doilea război mondial. La botezul meu, cum s-a făcut, sau când m-am născut eu, nu la botezul meu, cum s-a făcut, cum nu s-a făcut, s-au trezit la ușă cu țața Arturina, care la 93 de ani a condus singurică fiatul ei de Napoli până în România. Mama lui Hector. Da. Și a venit acolo și a zis, țața Arturina, o mai cunoștea bunica mea care mai știa de ea, pentru că restul nu știau cine e și cum. Și bunica mea o știa, a făcut cunoștință cu toată lumea, ce s-a născut copilul? Trebuie să-i spuneți cum îi spuneam și eu Luigi. Și tata a zis, bine, îi zicem și Luigi, dar putem să-i dăm și noi un nume. Florin, a zis mama, pentru tine. Că la botezul meu, sau când era și Florin Piersic acolo. Pentru că tata a fost unul dintre cei mai buni prieteni al lui Florin Piersic la Cluj.
Și s-a nimerit să mă cheme și Florin. Florin Zeno Luigi. Florin Luigi Zeno Busuio. Ăsta este numele meu complet. Acum, pentru că tot suntem la nivelul dezvăluirilor, ți-a adus... Mulțumesc. Așa și ceaiul. Trebuie să punem ăsta într-o parte. Niște bețe în cască, cine știe. Niște bețe în cască, cine știe. Să-mi scot ochii, dacă... O să frize. Care e al treilea nume al meu? Hai că ți l-am spus Victor. De mai multe ori. Nu e adevărat. Mario Iulio. Nu mi l-ai spus. Victor? Nu. Victor? Nu. Ce distins elevat și are parte, face parte integrantă din istorie? Augustus. Nicolae? Ești afară. Care e sub? Nu, mi-am adus aminte. Dar nu știu. Se cheamă August? Augustus. Augustus. La fel ca pe imperator. Hai bă, lasă-o. De-aia am spus, îți dai seama, într-o notă de intimitate cu Iulie, am zis... Știi că pe mine, ca stop pe spate, știi că pe mine mă cheamă și Augustus. Păi, noi când ne-am regăsit, după foarte mulți ani, eu eram mută. Aveai răgușeala aia, erai răgușită, da. Și atunci a trebuit să vorbească el și printre altele mi-a spus că... Nu l-ai călcat pe bătături, nu i-ai dat pumni în gură, l-ai lăsat să zică. Da, foarte bine. Cu minte. Acum 16 ani ai debutat în distracția asta. Da. Da, și mâine fac 2 ani de la primul de la live. Pro? Da. De la noi? Da. De 2 martie, da, 21 martie. Fantastic, bă. Băi, formidabil. Băi. Nu-mi bine, mișinea să dă în altă zi, dar nu contează. 21 martie, 2 ani. Și? Unde petrecem? Bănesc că pe lista aia cu Randy, cu ăștia, suntem și noi. Nu știu unde petreceți voi, eu plec puțin până la Atena câteva zile. Că am un coleg bun și poate îmi ține el locul. Sigur că da. Stai puțin. Când asta? Busu. Asta e ceva. Vineri, sâmbătă și duminică, nu? Da. Alo. Busu. Da. Busu. Știi, m-am îndrăgostit zilele trecute și fac luna de miere la Las Vegas. Așa, și? Cum? Nu, o lună să stai. Vine după o lună. Bine? Bine. Pa, mulțumesc. Pa. Nu s-a întâmplat niciodată. Hrănesc pisica, ce vrei? Nu, eu sunt Iulia. A, tu erai Iulia. Dar n-am făcut niciodată așa. Dar niciodată pentru că nu te-ai căsătorit în luna de... Și n-ai făcut luna de... Și asta e adevărat. Înțelegi? Și asta e adevărat. Noi ne înțelegem foarte bine la program. Da. Foarte bine. Nu avem niciun fel de apăsare acolo. Să știi că, uite, în 2 ani... Niciodată. Nu v-aș ierta niciodată. Nu. Și chiar ne întâlnim des? Nici nu se pune problema de certat. Împins. Nu s-a întâmplat niciun fel de... De neconcordanță. Exact. Așa cum zice americanul, timpul e tânăr. Ok. Băi, crezi că nu știu franceză? I know French. I know. French fries. Preferații mei. La 16 ani, când ai început... Acum 16 ani. 16, cât aveai? Aveai 16 ani, nu? Când aveai 16 ani, aveai 20 de ani? 20 de ani aveai. Nu, nici nu contează. Nu știu, matematică, nu știu. Am intrat în septembrie și în octombrie împlineam 23. La 23 de ani te-ai aruncat în această malaxor. Nu vezi că abia reușim și noi să facem ceva? Da. Ai vreun regret? Am. Am. Trebuia să am mai multă încredere în mine. Nici acum nu am, dar... Da. Tu ai făcut prima dată modeling. Da. O scurtă perioadă, nu, un an. Am prins un contract și după am intrat în televiziune și nu ți-a plăcut pentru că nu era lumea pe care o visai? Da, unul la mână și doi la mână. În perioada aia s-a și îmbolnăvit mama mea și decedat și intrasem și în televiziune. Nu mi-a mai stat capul la... Dar tu știi că dacă vii în televiziune, uite-te la noi doi. Dar trebuie să... Și trebuie să fii entuziastă. Trebuie să fii gras. Asta vrea să zic, entuziast, adică... Adică nici voi grase de sentimente. Nici voi asta nu ați fost de la început. Dar a fost o schimbare foarte mare. A fost prima dată radio sau televiziunea? Televiziunea. Televiziunea, după am vrut să iau pauză. Am zis că televiziunea nu-i de mine. Și eu nu vreau în fața camerelor și nu-mi trebuie lumea asta absolut deloc. Și m-am dus la radio.
Și la radio, radioul respectiv a fost preluat de domnul Sârbu. La Smart. Și da, și m-a văzut acolo și a zis... A, treci pe post. Da, asta ce caută? Ești la da. Vedere. Da, într-un mod sau altul, la fel ne-am spus și nouă. Da. Hai mă, da. Băi, hai mă. Și da. Am spus că nu... mine mă știa, Sârbu mă știa de la Tip Top Mini Top, să știi. Pentru că m-am întâlnit cu el când era în Piața Victoriei, sediu, pe la etajul 7. Da, 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 acolo. M-am întâlnit cu el în lift și mi-a zis, a, nu vrei tu să lucrezi pentru mine? Eu încă eram, cred că, acolo. Zic, mai am încă contract, eu nu pot să-i las pe ăștia. Da. Hai că poate te mai gândești. A dat Dumnezeu și s-a terminat contractul ăla. Da, corect. Și am mers acolo. Dar știi că, tu n-ai trecut pe la Tip Top Mini Top, că poate ai dat de noi acolo. Nu. Nu. La Abracadabra. Da. Puțin. Da, ai văzut? Tu te-ai uitat? Tot a fost la astea. Tu te-ai uitat pe la Tip Top Mini Top? Pentru că nimeni nu scapă, Horia. M-am uitat, dar nu mi-aduc aminte, sincer. Bun. Zim ce alte emisiuni care au rămas în istoria pro-ului a mai prezentat Busu. Te rog să-mi spui. Eu am și, îți dai seama, că am și o imagine care să subliniez acest lucru, dar spune mie, ce alte emisiuni a prezentat Busu? Chiar nu știu, sincer. Cum nu știi? Trebuie să știi. Uite, nici n-am asta pe... România. Trebuie să știi. România jos pălăria. România jos pălăria și... Bucătăria. E o chestie pe care... Văd că poza nu e așa, e aici. Și bucătăria lui Radu. Mai departe. Dar cât te-a prezentat? Vezi acum cu cine stai de vorbă? Bingo, super bingo. Super bingo. Aha! Mai ții minte cum arăta Busu atunci? Ce zâmbet frumos avea? Eu îl țin minte de la știri când era îmbrăcat mai ciudățel, mai ciudat, așa. Da. Apropo de asta, știi că aveam niște tunici, niște... De pinguin, niște, așa, da, nu? Niște fracuri care erau făcute din niște materiale atât de tare, atât de groase și atât de țepene, că eu când mă întorceam la hartă, alea rămâneau pe loc și mă întorceam în ele. Pe cuvântul meu, mă întorceam și alea rămâneau așa. Băi, frate, era ceva de viserele, dar... Lumea ține minte astea, pentru că a fost un moment special. Și Neti era gavroș, dacă mai țineți minte. Neti era îmbrăcată ca un gavroș, ca un vagabond de stradă din Paris. Și ține minte lumea asta. Uite că discutam despre timpul care nu trece peste anumiți oameni. Neti, de exemplu, este exact acum, era acum 30 de ani. Da, așa este, mi se pare și mie, da. Este neschimbată, da, corect. Măcar în spirit nu s-a schimbat deloc. Ție nu ți-au spus oamenii că aici... Noi am prezentat două emisiuni. Una, aceeași emisiune, Tip Top Mini Top, dar noi am prezentat o emisiune similară. Eu eram... am fost și pe... Da, Bingo, Robingo. Robingo, dar după aceea și cu bilete am prezentat Bingo în anul 2000. Da. Și l-am dat partenerul meu de prezentare, știi cine a fost? Alexandru Arșinel, ca să vezi cum se întâmplă. O, Doamne! Era în anul 2000. Acum 24. Eu am avut mai mult noroc. Eu am fost cu Mișu Călin. Da. Mai norocos am fost eu, zic. Zic, nu știu, nu neapărat. Nu ți s-a reproșat niciodată, domnul, pentru că mi s-a reproșat și mie. Domnul, dar de ce nu mi-ai dat premiu? Ba, tot timpul. Păi, dar am avut probleme mari cu oamenii din cauza asta. Adică ce probleme? Hai, băi, lasă că vă știu eu pe voi, le dai la alea, la bingonelele alea, să tragă din alea ce trebuie, ce vă trebuie vouă, verișori și asta. Numai de asta aveam. Numai probleme am avut. Dar tu știi un lucru absolut înfiorător pe care l-am aflat ulterior? Toți marii câștigători la bingo, super bingo și la bingo, cred, nu știu. Au sfârșit rău? Au sfârșit foarte rău. Asta am auzit și eu, da. Toți marii câștigători, aia care au câștigat câte 1000 de euro, 2, 3 milioane, 1 milion de euro, pardon. Anturajului sau pentru faptul că au primit o sumă au primit o sumă mare de bani cu care n-au știut ce să facă. Unul dintre ei, de exemplu, era dependent de jocuri de noroc și a jucat în Germania, cred. A jucat nu știu ce și a sfârșit cu nasul tăiat și cu probleme foarte mari. Unul singur am înțeles că a știut ce să facă cu banii pentru că avea o afacere de familie, o afacere mică și a investit toți banii în afacerea respectivă. Nu și-a părăsit soția, nu și-a lăsat casa, a trăit în continuare în același apartament.
un tip din Iași, cred, sau ceva de genul ăsta, și care a știut ce să facă cu banii, dar restul n-au știut ce să facă. Și-au lăsat femeile, și-au lăsat copiii, și-au lăsat, și-au luat mașini, case, și-au sfârșit prost toți. Toți, fără excepție. Acum, și banii nu sunt buni. Brusc, nu mai vreau să am niciun câștig. Nu mai vreau să câștig nimic. Nu, nimic. Doamne ferește, nimic. Lasă, nu. Nimic, nimic. Nu mai vreau să câștig, doar dragostea. Nu vrei să câștigi așa? Da. Că ăștia sunt bani câștigați, corect, nu ușor. Asta. Nu știu ce să fac banii cu ei. Munciți. Asta mi-aduce aminte de primul premiu pe care l-am dat eu la Robingo acum 31 de ani. Cu surile și trâmbi, dar nu a fost șocul meu, a fost șocul concurentului. Doamne și domnilor, primul câștigător, nu mai țineți minte mascotele alea care... Ba da, le știu, le știu, da, da. Doamne și domnilor, ia acum 3 milioane de lei. Vine ăla, zâmbitor, când a intrat în platou și vedem... Mă vedea ca un Iisus. Mulțumesc, domnul premiu, mulțumesc. Se duce în spate să semneze actele, nu știu ce, și îl văd așa, după extaz, agonie și extaz. Așa a ieșit. Ce s-a întâmplat? I-au băgat taxele. Pentru că noi nu am... 70 cât era? Erau foarte mari taxele. Îți dai seama? Da, da. În capul meu, îi îmi cumpăr așa. O bluziță, da, da, o fustiță, da, da, da. Niște ciorăpii. Da, și un chiloțel. Hai să fie și un chiloțel. Și o să-mi cumpăr un ciorap. Un chibrit atât. Bun. Asta o să fie. Știi că la un moment dat Sârbu, care sub... patronajul lui s-a făcut, da, bingo, s-a dus la Remeș, care era ministru de finanțe, da, și care Remeș, în, nu știu, neștiința lui, bănuiesc, că nu știa, a pus taxele la jocuri de noroc 102,5%. Hai mă, nu pot să cred. Pe bună? Ha? Adică de cu bani de acasă. Da. De ce să faci? De ce să... Și s-a dus Sârbu și cu ăsta, stângă, și cu stângă. Așa? S-au dus amândoi la Remeș și au zis: "Băi, ești nebun? Fă cumva cu taxele alea, că nu se poate." Dar ce s-a întâmplat? Păi, uite. Băgase taxe, era o taxă în afară de taxa de scaune, aia de restaurante. Că și aia trebuia plătită și toate astea, știi? Că sunt taxele alea. Să nu care... plătim. Era o taxă pentru salvarea, nu știu, libelulei, nu știu de care. Hai, din, mă, da, mă, de lunga Dunării. Pe cuvântul meu. Taxa pentru libelulă. Da, mă. Avem o piesă cu libelulă, nu? Na, nu se poate. Deci, o nenorocire. Dragonfly, e o piesă. Dragonfly, da, e da, foarte da, mișto piesa aia. Adevărul e că, bă, cum să faci, mă, așa ceva? Există. Există, da, există, știu. Vreau să mă întreb amândoi care au fost cele mai simpatice întâmplări, drept pentru care voi, în momentul de față, și vreau să spun că eu le-am dat multe mesaje, așa, care, scuze-mă, știi cumva ce vreme va fi mâine? I-am dat vreo două mesaje. Vreo două, da, multe, vreo două. Tu i-ai dat lui Iulia mesaje, da, ca da, să o da, întreb da, ce vreme da, va fi mâine? Nu, ce părere ai? Mesaje și internet, așa, recunoaște. Da, nu sunt, nu. Iulia, în ultima perioadă, a început să pună mai multe da, lucruri așa, pe internet. Așa. Știi? Adică să o cunoască și lumea așa cum o cunosc eu. Vesele zâmbitoare. E adevărat că ea poate mult mai multe. Spuneți-mi, vă rog, n-am încredere mai mine, sunt nebun ca mine care vă întreabă de vreme? Da. Ei, cum să nu, măi? Dar ce ai nebunit la cap? Păi Mișu Predescu, când are o filmare, că e producător la de film, așa, dacă are filmare exterioară, mă sună. Băi, cum e acolo? Nu știu unde. Și tu, filmează și tu știi exact cum e acolo? Nu știu exact cum e acolo, dar pot să-i zic pe zona respectivă în 4 zile, că trebuie să vă spun ceva, că un lucru pe care nu-l știe prea multă lume. Tot ce este peste 4 zile, prognoza de peste 4 zile, este valabil 7%. Atenție! 7%, punct. Da. Deci nu se poate face prognoză pe mai mult de 4 zile. Tu ai zis că o să fie frumos un weekend și nu se știe acum că e peste 4 zile. O să fie frumos în weekend, noi știm asta pentru că e peste 4 da, zile, da. Peste 4-5 zile se știe, 4 zile. Că... Bine, dar nu e 100% acum, mai zic. Nu e 100%, măi, Horia, acum în primăvara asta se schimbă lucrurile de la da, o oră la alta, da, nu da, de la o zi la alta. Adică vreți să spuneți că vremea pe care o aveam acum 10 ani nu are nicio legătură? Nu, nu, nu.
Nu că vremea de, din anul 1990 începând, nu se mai poate face prognoză pe bază de statistică. Pentru că statisticile au murit. Înainte se făcea așa. Luai anul 1908, 1912, 1917, da. 1926, 1931. Și știai că în vara aia, în perioada respectivă, în luna aia, a fost cam așa vremea, în săptămâna aia chiar. Știai că a fost vremea așa și știi că anul ăsta vremea va fi cam la fel. În acea lună, în acea săptămână și puteai să faci o statistică pe mai multe luni. Pentru agricultură, pentru zboruri, pentru tot nimic felul de lucruri. Nu mai e cum a fost. Nu mai e, nu mai. Cum va fi vremea mâine când te vei duce în Atena? Vineri mă duc. Vineri când te duci în Atena. În Atena cum o să fie? Da, te duci în Atena. 21 de mă duc. Duc. Nimeni nu te poate opri, văd. În Atena e ok. Da. În Atena e ok. Busul m-a rugat să te întreb. E timid. Da. Cu cine te duci? Singură, cu avionul. Cu pilot. Băi, cu pilotul de la avioane. Uite ce te rog frumos. Ia, spune. Hai să rezolvăm problema asta. Avem o problemă? Da, o chestiune, n-aș spune, o chestiune de rezolvat. Eu și cu busul ne-am gândit foarte mult la tine și vrem să te vedem fericită. La casa mea. Să intre Randy. Nu, glumeam, am glumit acum. Pot să glumesc și eu am dreptul ăsta. Am dreptul la glumă. Respectat de Constituție. Și dacă intră Randy acum. Da, exact. Ce faci? Da, nu. Ce faci în secunda următoare? Ce faci tu? Încep să cânt. Ai văzut? Jaia. Cum era, mă? Nu. Știi, de fiecare dată glumeam cu chestia asta. Știi cine piesa era? Piesa de la Morandi. Partea talentată din Morandi. Da. Ești da. Rău, ai, nu fi. Păi bine, eu, noi suntem rosturile acum. Bine, Moga e... E foarte Moga e foarte melodia. Da, o știu, da. Moga e foarte talentat pentru că este un compozitor foarte așa bun. E, da. El ca și cântăreț, fără îndoială. Să mă lase. Păi ne-a lăsat. Să mă lase în pacea mea, că nu e cântăreț. El nu. Atenție, cel care a zis asta a fost desemnat în 2010. Băi, deci iartă-mă ce? Ignoranța. Da, ce? Dar n-am știut asta până acum. Ce? În 2010, știai? Știam. Așa ce, mă? Știam, asta știam. În 2010, bate tobele. Morandi a fost ce? Lasă-mă, Morandi. Memorandi. Așa. Iubire, bate tobele. În 2010, Florin, Luigi, Zeno, Busuioc a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa. Iuhu! Aici am putea încheia în trombă. Da, numai că eu am să zic acum că m-am întâlnit acolo cu un meteorolog din Norvegia care era vânător de tornade. Cu asta s-o ocupa. Și îi plăcea să filmeze tornade. Și prezenta la postul lui de televiziune din Norvegia tornade. Din zona Japoniei, taifunuri, mă rog, Australiei, din zona Americii, pleca. Avea niște zboruri și se ducea unde era o tornadă puternică și se ducea acolo și filma. Și mi-a zis așa, de 6 ani de zile n-am mai plecat nicăieri. N-am mai prins nicio tornadă? Nu. Păi să vin aici, da? Nu. Pentru că de 6 ani de zile sunt 1000 de tornade pe fiordurile din Norvegia. Extras, și nu mai rege, acum e la ordinea zile, eh? 1000 de tornade pe an. În fiecare an, pe fiordurile din Norvegia, este plin de tornade. Mi-a venit o întrebare, iartă-mă, de la chestie tine. Care se întâmpla doar de 6 ani, deci până atunci nu se întâmplase. Dacă ar fi să atribui Iuliei un fenomen meteorologic, care ar fi acesta? Tornadă, nu. Nu tornadă, nu. Ploaie de primăvară. Băi. Ce drăguț. Fă un acord de pian că mor aici acum. Fă un acord, ploaie de primăvară. Florițele pe câmpii. Acusuri în acest... Așa. Tu ai o prietenă bună. Am mai multe prietene. Ai o prietenă bună. Pentru că acea prietenă a fost alături de tine când te-ai dus pentru prima dată în Istanbul. Așa, da. Chiar de ziua mea. Chiar de ziua ta. Da. 8 octombrie. Cine crezi că s-a dus cu ea? Știi? Nu. Fii atent aici. Sunt. E de la Iași. Va ști.
De la Iași? Da. Și o cheamă Iulia. A fost colegată. Indiciu! Tornadă! E blondă. Asta e mai mijos de tornadă. Ce fac eu acum? Ia, Iulia vântul. Așa, bate vânturi. Aolo, păi da, ea ce caut? Da, da, e din ea. Da, mă, băi. Da, mă, da, da, da. Când, da, când v-ați cunoscut voi două? Noi ne-am cunoscut acum 15 ani. În 16. India. Nu. Aici în București, prin frații Moga. Am fost cumnate, oarecum. Da, da. Hai să intre amândoi. Deci eu m-am bine cu amândoi. Da, sunt niște oameni extraordinari. M-am bine cu amândoi, am lucrat și cu Iulian, am lucrat și cu, cum e, Marius, cu amândoi am lucrat. Așa. Deci ți știu pe amândoi. Mă bucur foarte mult și cred că am auzit, Marius s-a maturizat după ce s-a căsătorit, după ce a făcut copilul. Da. Iulian încă... Ce, a făcut și el copil. Da, da, da. Deci nici de... N-ai știut că s-a maturizat și el? Păi da, a început și el maturizarea. Dar noi așa ne-am cunoscut, Horia. Așa ne-am cunoscut, vezi? Draga. Și ne-am regăsit la ProTV. Da. Ne lăsați puțin singuri, că eu pe așa. A, așa. Perfect. Zim cu Iulia. Așa. E ca un fel de soră pentru tine. Adică ai pomenit-o atât de frumos în anumite interviuri, încât am zis, băi, fetele astea sunt Iulia. Le și văd la... bună ziua, cum vă numiți? Iulia. Și noastră? Iulia. Iulia mică și Iulia mare, da. Așa ne spun apropiații, da. Dar... Ți-a zis vreodată, hai cu mine în India? Nu, pentru că mă cunoaște și știe că nu-i de mine. Eu sunt cea... Cutumele culinare de acolo nu sunt pentru ea. Și mie îmi place curățenia. Da. Da, eu sunt... Nu. Vezi, deci serios. S-a nimerit, da. Greșit. Exact. Da, mă rog, acolo unde te-ai duce tu cu Iulia, cred că n-ar fi probleme de curățenie, că nu cred. Da, dar nu poți să stai închisă, da, în casă. E adevărat. Și... Mai ești și pe-n Gange, te mai duci printre rahați de oameni. Uite, de exemplu, e mizerie mare o acolo. O prietenă de-a lui Busu, Loredana, și Loredana acum e în India. Unde... Foarte bine, bravo ei. Ai văzut? Adună-și de acolo muzică, da, piese. Piese de tot felul. Bă, știi că Loredana s-a reinventat de fiecare dată. Mie asta mi-a plăcut foarte tare la ea. Ea de fiecare dată s-a reinventat. Mie mi s-a părut că Loredana este un fel de corespondent așa lui Kylie Minogue, cumva. Kylie, a! Știi? Cu reinventarea asta. Hai să spun o chestie tare. Tu știi cine a fost iubita Kylie Minogue? Știi a cărui vedetă de muzică rock? Am crezut că a avut ea iubit. Stai că nu mai înțelegeam. A avut un iubit. Kylie Minogue a avut un iubit. Celebru. Se numea Michael Hutchins. Ah, Michael Hutchins, da, In Excess, da. Da, 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 da. Michael Hutchins, care n-a sfârșit-o prea bine. Da, asta e... Dar el a avut o iubită care l-a secat de toată viața, de fapt. Că de aia s-a și ajuns acolo. Dați vina pe femei, da. Nu, de el de asta a ajuns. Acum am văzut un reportaj undeva pe un post. O iubire toxică? Da, o iubire toxică, da. Da, nu, am fost mai multe documentare. Eu cred că toată viața noastră este ca un fel de... Bine, era și labil psihic. Nu e vorba numai de femeia care l-a secat de tinerețe. Că nu e vorba doar de asta. El era labil psihic pe un fond de droguri, de tot ce s-a întâmplat în viața lui, s-a nimerit greșit femeia toxică. Eu știu de ce te duci tu în Atena. Ia, de ce? Pentru că ai niște declarații, eu personal, dacă aș fi guvernatorul Atenei sau mai știu, mă rog. Ce-o fi el? Primarul din nu știu ce, zice, domne, port bonorul nostru este Iulia Maria Pârlea. De ce? Pentru că tu zici atât de frumos despre prima dată, fii atent, am pus piciorul pe pământ Elena acum 19 ani și a fost dragoste la prima vedere. De atunci merg aproape în fiecare an. Nici pandemia nu m-a oprit să ajung acolo. Mi-am făcut prieteni în Atena, mă simt ca acasă, cred că în altă viață am trăit acolo. Da, chiar asta simt. Chiar asta simt. Deci te duci vinerea asta. Da. Repet, ai program? Am fost și eu la Atena. Și nu are program. Nu mă ruine, tovarăș. Mai am pietre, fost la Paris, pietre. Dar nu înțeleg ce caută sonda aia în mijlocul orașului.
Ce vrei să, ce vrei să mă întreb? Vrei să mă întreb ceva? Deci mie plac pietrele, da, să știți. Cu bolovanie. Spune-mi ce este, dacă ești tare în Grecia, spune-mi ce este. Atenție, da, și nu glumesc. Portocalopita. Poftim. Porto. Ai auzit? Ce crezi că e? Portocalopita? Exact. Te rog frumos, spune și portocalopita. Da, dacă tot te bagi în Grecia. Mie mi-aduce de copite ceva, dar n-are, cred că, legătura. Bine, poți să dai armăsarul le termină cu chestia. E un port la mare, la mare, care e cu calopite. Are calopite, calopite multe, multe. Tsibagakis, tradukis, parta calopitas. Portocalopita. Ce e? Un desert foarte bun. Foarte bun. Foarte bun e. Cu orez. Nu. Ce? Nu, nu e cu orez. Aici tu ai zis prăjitură însiropată, uh-huh, cu portocale și iaurt, iar mai nu am descoperit încă una, de parcă discutăm de șogun. Mosaico. Da, asta este un fel de salam de biscuiți, da, al mozaic, nostru, da, dar are mai multă ciocolată. Mm-hmm. E mai e mai cremos un, da, pic decât exact. Salamul nostru de fadul ăsta, da, cu biscuite al nostru, da, știi? Da. Fii atent, altceva, mă. Îți dau un sfat. Da, te rog. Și ți-l dau. Eu ți-l iau imediat. Pe 8 octombrie, de ziua, da, Iuliei. Îți spun exact ce să-i faci cadou ca să, da, faci cea mai fericită din lume. Calopitas. Dacă iei... Ia niște copite de cal, nu? Dacă iei o plasă, o plasă cu ciocolăți, da, o faci cea mai, da, fericită din lume. Da? Ce ciocolată exact? Auzi? Ia. Da, o să încerc, dar stai că trebuie să o iau de pe acum, pentru că am înțeles că e problemă mare. Cacaoa dispare de pe planetă. Hai mă, termină! Pe cuvântul meu. Bă, dar ce vești îmi dai? Pe cuvântul meu, astăzi am avut reportaj la știri. Uite așa, dispare mă, cacaoa de pe planetă din cauza omului, bineînțeles, din cauza restrângerii arealului de cultivare și din cauza încălzirii globale. Dispare cacaoa. Arborele de cacao nu mai există cum exista. Nu. Și am înțeles că se scumpește îngroziu. S-a scumpit oricum acum zilele astea cu 75%. 75% cacaoa. Nu mă vezi bune, îmi dai. Te rog, da, foarte mult. Deci trebuie să o iau de mâine. O țin până în octombrie, nu, în frigider. Ieri am fost la doctor și mi-a zis să am grijă ce mănânc. Și a dat seama că mănânc foarte multe dulciuri. Așa că poți să-mi iei una mică, așa, nu... Adică nu mai mă... serios, deci eu... Și tonele alea de ciocolată pe care le-am ținut de ani de zile, ce să ți le fac cadou. Ne descurcăm, auzi, mai dă lui Randy, dă lui Smiley, dă... Hai sunt băieți, mai sunt băieți pofticioși pe aici. Important este ca acel pătrățel să se transforme într-un rombuleț. Da, exact, să fie o sferă. Tu ai călătorit prin toată țara. Da. Ai fost alături de Radu Anton Roman, da, prin toate locurile. Da, da. Aproape în toate. N-am făcut chiar tot. N-am făcut Bucovina, de exemplu. N-am făcut nordul Moldovei. N-am făcut Banatul. Astea au Eu am văzut aventurile tale la televizor. Da. Nu l-am cunoscut pe Radu Anton Roman. Spune-mi, care era magia lui, în ce consta magia lui, dincolo de a avea multe cunoștințe despre tot? Despre domeniul ăsta culinar și combinațiile istorico-tradiționale? Mă, nu știu care era magia. În afară de asta, ce să zic, el știa să vorbească foarte bine. Știa extraordinar de bine să vorbească, pentru că era un scriitor foarte mare. El a fost în două expediții alături de Jacques-Yves Cousteau. Asta nu se știe. Asta nu știam. Una în Marea Coreei de Nord și una dintre expediții a fost în Delta Dunării. I-a fost bucătar lui Jacques-Yves Cousteau în Delta. Asta mai pe spate cu asta. Da, da. Jacques-Yves Cousteau este descoperitorul tinereții mele. Da, este vreau să unul dintre cei mai mari. De asta m-a pus scafandru. Unul dintre cei mai mari exploratori pe care a avut planeta asta și care a făcut din meseria asta, a făcut și un lucru foarte cunoscut pe întreaga planetă cu reportajele pe care le făcea. Și Radu Anton Roman, în afară de faptul că, uite, zic o întâmplare din viața lui. El a fost la un moment dat premiat de Societatea Rotary la Paris. La Paris a fost premiat.
Și acolo a fost invitat pe scenă și s-a spus așa: uite, Radu, îți dăm spre degustare două vinuri. Unul franțuzesc și unul românesc. Să ne spui ce știi tu despre vinurile astea. Și au dat să deguste primul vin și a zis: da, ăsta este crescut pe coasta, nu știu, ca pe un deal. A avut, înainte de a fi viiță de vie acolo, a fost de asta era cultivat piper, pentru că se mai simte încă gustul de piper în vin. E un unghi de vreo 38 de grade la care a bătut soarele asupra viței. Deci știa tot și a zis cum se numește vinul, nu știu eu, dar a zis. Și a dat al doilea vin. Și a gustat și a zis: ați înnebunit? De unde ați făcut voi rost de bășicată? Nu cred. Și ăștia zic: da, de unde știi că e bășicată? Păi este singura posibilitate. E un vin care era pe vremea dacilor și care a dispărut acum 2000 de ani. Vița de vie de atunci, mai există o singură sfoară de vie în satul nu știu care din Oltenia. O singură sfoară de vie. Și de acolo îl luaseră. Bășicată de Oltenia, nu știu de care. Și le-a zis: e bășicată, ăsta este vin bășicată de Oltenia. Era un vin puțin acidulat. Deci, Radu știa tot. Era un enolog extraordinar, era un bucătar fantastic, era un expert culinar foarte mare și era un istoric mare de tot. Eu când am mers la Cluj cu el la un muzeu al artei culinare, am rămas trăznit că mi-a zis: băi, uite aici, vezi pe pereți, se vede. Uite acolo, îi vezi pe romanii ăia? Ăia când au venit în Dacia, au descoperit că capetele încoronate ale Daciei mâncau arici. Ei n-au știut asta. Deci aia era delicatesa capetelor încoronate ale dacilor. Arici. Să mânca arici. Fugi de aici. Și îmi zicea tot felul de lucruri. Zice: bă, dacii nu prea beau vin, cum se zice. Că era... Nu, păi pe vremea aia știi cum era vinul, de fapt? Și la romani era un vin făcut stors așa din... Da. Dar îl îndulceau cu miere multe, pentru că... Da, dar nu beau vin, ei beau bere. Dacii beau bere. O bere făcută din nu știu ce hamei de ăsta și nu știu ce mai puneau, care era tulbure ca naiba și te pleznea... Era nefiltrată, dragă, așa nu, te pleznea sănătate, după primul nu... pahar te făcea zob. Păi și că era ceva înfiorător. Nu e asta cu vița de vin. No, ce, domnule? Era puțin vin și ăla era numai pentru aia, nobil și importanți. Da. Eu am o fotografie așa, pe care... Compromițătoare. Am furat-o de la... Ai furat-o de la mine? Da, am furat-o de la tine. Și cred că este una dintre puținele fotografii pe care le-am luat. Pentru că mi-a plăcut foarte mult și cred că înseamnă ceva... foarte mult și pentru tine. Asta. Da. Interesant este că... M-am schimbat mult, m-ai fi recunoscut? Da. Ia să o văd și eu. Ia arată-mi puțin. Ia arată-mi puțin. Uite. Ia, ia, mă, ce vorbești, mă? Dacă mi-o arătai acum, Iulia! Iulia! Nu, înseamnă... Eu te-aș uite, du-du-du-du-du. Așa, mă, eu sunt ju-ju. Da, tu ești... Era simpatică, da. Numai fratele meu spune tot timpul că eram foarte urâtă, dar... Urât. Așa ce spune. Fratele tău e la Constanța. Da. Da. Știi că asta aveți în comun. Tu ai un frate, tu ai o soră. Eu am o soră, da. Da. E mai mic sau mai mare? E mai mare. E mai mare. E mai mare. Ca la noi. La mine sora mea e mai mică cu 5. Suntem aproape pe acolo. Da. Da. Am și un nepoțel acum. Ai devenit mătușă, da. Da. Bine, eu am un mătușă. Nepoțoi. Adică mare, Andrei, care are spre 30. Oho! E mare. Spre. Da. Aveam nepoți de la verișoarele mele, dar acum Cezar e primul nepot de la fratele meu. Asta înseamnă că încântarea asta
mă duce cu gândul la faptul că ție îți plac foarte mult copiii. Foarte mult, foarte mult. Și lor noi le doi simpatică. Am prezentat și emisiuni de copii și da. Noi suntem experți. Noi suntem, da, da, da. Specialiști. Da. Noi suntem cei care fac statusurile, focusurile, grup. Pe noi ne întreabă prima dată. Pe voi, nu? Da. O să... și acum e o întrebare care stă pe buzele fiecărui bărbat care se află aici. Adică toți. Asta e că pornisem de la o poză cu mine mică și da. Acum mă iei cu bărbații. Nu, am trecut prin copii. Ok. Deci am vrut să mă ajung și am vrut să mă partea. Așa. Care este, sincer, care este profilul bărbatului ideal? Nu există bărbat ideal. Cu toții greșim. Dar care ar fi profilul? Nu știu dacă e greșit ce o să spun, dar nu am. La mine trebuie să fie... Trebuie să fie într-un anume fel. Da. Adică eu nu pot să spun îmi doresc un bărbat înalt, brunet blond, și așa. Nu, dacă e, și nu. Dacă e mai puțin înalt. Energia, exact. Și dacă e blond și cu mustață sau nu contează. Important e să aibă datele pe care le caută ea. Dar e, așa este, până la urmă. Uite că n-am găsit, asta e. Să știi că noi suntem foarte atenți la tot ce se întâmplă și mai ales că noi ținem foarte mult la tine, de asta suntem foarte interesați de viața ta, atâta tot, de fotografiile pe care le pui. Eu știu din televiziune, da. De când am intrat cu mai mult timp în urmă, că un om care se ocupă cu meteo trebuie să fie vocal. Trebuie să aibă o prestanță vocală formidabilă. De aceea m-am gândit că ar fi foarte bine. Iar ne puneți cântăm. Nu bă, cred, nu. No. Hai mă, las-o mă în pace. Cunoștințele muzicale legate de starea vremii sunt extraordinar de importante. Pentru că mai mult decât orice altă dragoste, nu, primează cuvinte ca vreme, ploaie, soare, furtună. De aceea vă voi da un test foarte complex. Oftatul ăsta cred că e pentru mine. Cred. Și voi începe cu o întrebare de încălzire. Așa. E bine, mă, Busu, noi am venit să ne dea teste. Da, mă, asta, de asta am venit. Bun. Duc acasă. Păi și eu la fel, eu mă duc la știri. Amândoi ați trecut printr-un filtru. Pe tine te-a văzut... chiar cum ai intrat tu la meteo? Cum s-a întâmplat? La meteo după ce s-a terminat cu bingo... Așa? Nu mai aveam nimic de lucru. Și mi-au dat concediu fără plată. Și am stat vreo 6 luni pe un concediu fără plată, mi-au mai dat o reclamă, niște voci, niște asta. Și la un moment dat Mona Segal mi-a zis, băi, nu vrei tu să intri la meteo până îți găsim noi ceva de lucru? Bun. Și am intrat la meteo și acolo am rămas. Bun. Deci asta vreau să vă spun, că dincolo de castingul pe care l-ai dat, da. Și am înțeles că la casting Busu a fost primul care te-a susținut. Da, da, da. Cu el m-am întâlnit chiar în seara în care am dat proba. Între noi fie vorba, în ce a constat castingul? Să prezint vremea. Un moment de vreme. Ce prezentase Busu în direct, cu 10 minute în urmă. Pe mine, când m-a făcut prezentator, m-a pus să vorbesc și într-o limbă străină și să acționez la un fel de ad hoc. Dacă acum se întâmplă să se ia curentul, descurcă-te! 3 zile a durat preselecția la mine. Era anii 90. Au stins lumina și s-au dat brânci. Era anii 90 la TVR unde, TVR-ul. Mă rog, acolo... Da. E bine, este singurul lucru, îmi cer scuze, din preselecția la care ați fost, au omis să facă chestia asta pentru că știam că va veni 2024. Așadar, ești gata? Cine a cântat piesa asta? Fiți foarte atenți. Este un lucru foarte ușor pe care vi-l dau. Nu trebuie să vă stresați. Am totul la dispoziție. Așa. Vezi de unde scot tot aici. Deci, acum o cânt eu. Pentru că e încălzire. Cine cântă piesa asta? S-ar putea să ai succes. Dar cum Iulia noastră a mai lucrat în domeniul muzical și știe mai multe, a auzit mai multe, s-ar putea să... Dar când sau vorbești? Da, da. Ce faci? Fac preambulul. Atenție! Yeah. Doar refrenul vi-l cânt. Trece vremea, trece vremea, trece vremea și n-o poți opri. Doar iubirea, doar iubirea,
doar iubirea e tot ce mi-a rămas. Cine a cântat piesa asta? Trece vremea se numește, nu? Bravo! Bravo! Dacă zic și după aceea zic, așa nu, faci. Nu fac așa, că asta nu a fost știu. O încălzire, pentru că era cea mai grea. Piesa asta a fost cântată de formația VH2. Am vrut să zic, nu, serios. Da. Da, nu știa. Aveam trece acum vremea, dar nu... Acum că ai zis... Da. Acum liderul zis, vocal de atunci era... Da, Cotabiță, dar nu, da, nu, da. Nu, acum că ai zis mi-am dat seama. Da, uite, da, s-ar putea să... Uite. Vezi? De-aia am încredere. Eu ascult muzică veche. A doua piesă. Piesa asta o cântă acum un artist român. Cum un artist român? Cum se numește? A fost cântată de un albanez. Hai, zi. Hei, tramvai, cu etașii tras de cai, Felix. Hei, joben, ce umblai la Mont-Jardin. Mont-Jardin. Iartă-mă, vreau să văd dacă ești-am. Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, cacan, cu picioarele-n taban. Toate au fost la vremul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, nu. Cine? Nu. Phoenix, dar acum cred că o cântă Baniciu. Nu știu. Da. Corect. Dar e Phoenix. Un prim punct. E Phoenix din 69, oare? 69, da. Acolo, e pe un album pe care era și meșterul Manole, parcă. Da, da. Atenție, și aia cu... mai era o piesă pe un de la single. Nu mai știu cum să... Următoarea piesă e bestială. Deci fii atent, toate piesele astea sunt cu vremea. Da. Vremuri, sau da, asta da. Se numește vremuri. Da. Și acum... Puteți să ne dai și nouă versurile. Atenție! Atenție! Continuați! Textul. Ia. Nu putem. Eu o să mă opresc. Lucrare de control. Așa. Hai. Da. Eu încep. Hai, m-am înțeles, da, zic. Nu ziceți, vă băgați înainte. Nu. Hai. Dacă pleci... Ușa nu... Ce vorbești? Mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Ploaia, cargo. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine, zău. Îmi e greu. Și poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai curgă lacrimi, stele răsări, tu ai venit. Și-am venit supărat. Supărat sunt, Doamne, iar stau cârciumăș și o să plec amarul, beau și te aștept până în zor. Hai mă, că e bine. Bravo, bravo. Am fost bun. Băi, bun, asta e o piesă mai ciudată din, da, normal, din normal. Dar tot cu elemente. Hai, bagă aura urzicianu, hai. Care e? Nu! Două puncte dacă recunoașteți din prima despre ce melodie. Soarele meu. Băi, ești de băi! Cine? Ce vorbești, mă? Măi, tu te duci noaptea la discotecă? Da, astea nu se cântă în discotecă. Nu se mai cântă la discotecă. Nu se mai cântă, nici discoteci nu mai sunt. Acum ați de-alea, dezbagă bașii în burtă. Da. Soarele meu. Și vreți să le sună așa. Soarele meu, ai răsărit pe strada mea, simt eu. Și acum că ai venit, așa va fi mereu. Soarele meu, hai că mi-e rușine. Hai, atenție, avem de-a face cu o egalitate. Așa. Atenție. Dar ce e, competiție între noi? Absolut, aveți un premiu la final. Nici n-am știut. Îl împărțim. Doi. Voi. Ok, bine. Shoot. Cine a cântat piesa asta? Toate variantele de răspuns le accept.
Paula Selig. Roa infernal. Da. Nu, 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 pentru că sunteți frumoși amândoi. Asta e piesa lui Alifantis, nu? Și a cântat-o și el. Refrenul. Și cred că ploua, 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 ploua infernal. Și noi ne iubeam prin masare. Cerul ferestreu al norii curgea în luna lui Marte. No, nu mai știu. Prin cerul ferestrei oval. Prin cerul oval norii curgeau în luna lui Marte. Da, foarte frumos. Doamne, doamnilor, suntem la finalul. La un final. Mare compozitor. Eu am pus mult pe piesa asta, mă aduc aminte de ce. Alifantis, un mare compozitor care... cu care am lucrat la un spectacol de teatru la Teatrul Ion Creangă, Țiganiada, care a făcut muzica acolo, piese țigănești extraordinare, extraordinare, și care a fost compozitor de scenă la Teatru Mic foarte multă vreme, a compus multă muzică de scenă. Foarte bun, excepțional. Dragii mei, Nicu Alifantis, am zis Mircea Alifantis. Nu, 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 mie mi se spune Mircea, Nicu, de exemplu. Nicu Alifantis. Mie mi se spune Mircea. Ce mai faci, Mircea? Bine. Dar știu de la ce ți se trage. Da, da. Iulia știe. Ok. Acum, vezi tu, toți oamenii care urmăresc Meteo la ProTV, vă văd pe amândoi și își doresc un singur lucru. Să cântați piesa asta în duet. Aole, ia zi. Ce piesă? Este o piesă care nu are treabă cu ploaia, nici cu furtuna, nici cu ciclonul, nici cu taifunul. Ci are, deci e o piesă absolut superbă în care cu siguranță vă veți descurca de minune. Pentru prima, deci așa ceva. Uită-te. Tu, eu și umbrele. Ai busesese. Tu, eu ne plimbăm. Cerul ca o acoarele nu ne vede sub umbrele. Ce, când, ce, când, ce bus? Frățișăm. Tu și eu, tu, eu și o umbrelă. Noi, eu ne plimbăm. Cerul ca o de mătase. Tu ești parcă mai frumoasă când ne sărutăm. Băi, senzațional! Ia acum premiu! Pic, pic, pe pace mai plouă. Nu știu, așa era. Vrei și premiu extra? Pic. Dragii mei, pentru cei doi cântăre... Cătă strop, strop, strop. Știi ce mi-a zis? Uite, mâine vreau neapărat să-i facem o surpriză lui Busu. Tot în regulă. Stă puțin, văd că scrie ceva și zice: dar nu cântăm. Nu, no, niciodată. Dar deloc, nu cântăm. Dar deloc. Dar știi care e problema cea mare? Nu. Pentru că așa au spus foarte mult și Radu Paraschivescu a zis: mă, nu mă pune să cânt. Ce aici? Ce mai avem de cântat? Băi, calmează-te, gata, calm. Da, da, da. Nu, premiul e... pentru voi doi. E foarte drăguț. Atenție. Povestea cu cântatul. Da, atenție. Da. Premiul este mult mai... Nu o să vă dau unul singur, vă dau două. Prezinți vremea în locul nostru. O zi, băi, ai vreau putea? Să vă fac o mărturisire. Ai putea? Eu, dacă mi-aș fi dorit să fac o ieșire din decorul meu de prezentator, de show, de cântăreț, nu știu ce, singurul lucru ar fi fost la Meteo. De ce? Nu știu, mi se pare că a transmite niște lucruri care la, nu sunt, băi, nu vorbește despre Lamborghini, nu vorbește despre zgârie nori, nu vorbește despre Maldive, nu vorbește de... Nu, vorbește despre picături de ploaie, despre vânt, despre gheață și despre temperaturi. Și atunci lucrurile astea trebuie să le dai, eu cred că e o mare provocare, trebuie să le dai un fel de, băi, o să fie mișto, o să fie cald. Adică modul sau în care se strecoară. Nu o să fie prea bine. Da. Bă, nu e chiar grozav, e cam așa. Înțelegi? Da. Eu arta asta. Da, vorbesc serios. Este. Mie mi-a fost foarte greu, recunosc. Foarte greu. Da, dar acum când zici codul QR zâmbești. Da. Și am zis prima dată. Și Iulia, arată-mă. Te-am văzut ieri seară. Tu ți-o iei de obicei zâmbetul acasă sau îl iei cu tine sau ceva? Păi era stresată. Era stresată, băi, nu e stresată, mamă, nu e stresată. Pentru nu, am că... fost foarte stresată, lăsând gluma la o parte, foarte stresată am fost. Și am prezentat știri din sport, am prezentat știri normale, am prezentat divertisment. Crede-mă, Meteo mi s-a părut cel mai greu. De m-am ce? Simțit,
știi cum e la știri? Stai acolo la pupitru, na, ai o cameră, dar la meteo m-am simțit expusă. Trebuie să expusă. Mai și miști pe aici, pe acolo, trebuie da. Să mai și arăți harta, trebuie să dacă îți pus un plece nume, ochiul spus. De pe prompter că da. Arăți da, la da, hartă. Da, 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 da. Când te întorci poate mai pierzi rândul. Stai că te-am văzut de dimineață. Da, ce am făcut? Fii atent aici. Deci tu ai slăbit 24 de kilograme. Da. Tu ești un om bine da. Acum. Mai am de dat 6. Nu, lasă-mă, am de dat 6. Noi bărbații de fiecare dată avem de dat ceva jos. Știi cum e? Cât? 100 de grame. Și noi femeile. Nu, la tine nu-i problema. Ce să mai dai jos? E perfect. Ia-mi de aici. Și tu aveai sacou pe care îl gândileai. Pentru că aici e o chestie importantă. Când vorbești cu promptor și, cu, și te gândești la temperatură și te gândești, voi aveți cadru întreg. Da. Da. Orice faci cu mâna, o se, vede, cu... Da. Se vede. Iar tu te jucai cu sacou. Mă jucam cu nasturile. L-am încheiat, l-am descheiat. Exact, da. Da. Mă uitam la tine. Zic, nu mai atât să l-am descheiat. Și după aceea ziceam, bă, da, este bine sacou. Știi că eu, de exemplu, mie nu mai, pe mine nu mai încapă niciun sacou, dar promit, din clipa asta, nu mai mănânc nimic. Da, 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 știu. Nu, că e, da, e clară treaba. Da. Deci vreau să vă dau, vreau să vă dau, pentru că dau numai persoanelor speciale, dau premiu. Sunteți gata? Da. Când e de premiu. Ia uite, mă, o soapă, mă. Te vei pleca! Pardon. Acestea sunt cele două prosoape. Nu știu ce să le leg de vreme. Nu există legătură de vreme. În orice caz, să aveți inima perfectă pentru... Asta e Hey Baby, așa se numește. Hello Baby, Hello Baby. Și aceasta să purtați cu voi această inimă oriunde, da, oriunde ne ducem cu prosoapele după chiar noi. Da. Da, nu. Auzi, dacă pleci la Atena fără prosop, asta mă gândeam păi, pe cuvânt. Face, mă. Deci asta mă gândeam. No, păi, dar n-ai auzit că te întâlnești cu primarul acolo. Da. Îi arăți prosopul. Mitsotakis. Frumos. Îi arăți frumos prosopul. Uite, nenea. Prosopul lui Brenciu. O vezi cu mine cu prosopul, așa mergi pe stradă. Ce are, dragă, asta ne pună la cap, mergi cu prosopul. Ce? Cu inimă, cu HB, ce e? Nu, e bine. E rău, dar e bine. Da, da. E foarte bine. E perfect, pentru că mai am cadouri pentru voi, așa. Dar trebuie să mai trecem peste niște teste. Da. Are și șosete. Hai, zi. Într-o vreme am avut, să știi. Am glumit, zi. Nu, am avut, să știi. Am trecut prin toate. Busul în continuare, te duci cu tramvaiul? Da, mai merg cu tramvaiul, da. Mai merg și cu transportul ăsta, share taxi. Mai merg și cu ăla, dar merg și cu tramvaiul, și cu metroul, și cu autobuzul. N-am dar de obicei problem. Trezirea ta este la 5 dimineața? La 5 jumate, cam așa. Da. A mea e la 5 că eu mă machiez. La ea, da, e mai complicat, că are machiajul complicat. La mine machiajul, să știi că durează 8 secunde. Pudră, pang, 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 pang și la revedere. Asta știi e tot. De fiecare dată mă roagă, hai treci pe la machiaj, nu vreau. Pentru că eu am un stil să mă agit ca un pepsic. Da, și... Și transpir și după aceea mă șterg. Și după aceea dacă mă șterg, se ia tot smacul. Se ia oricum, da. La revedere și un plas verde. Da, mă rog, la meteo acolo nu te agiți, că n-ai de ce. Nu mă provoca, mă te agiți în permanență. Vreau să întreb o chestie pe care mi-a atras atenția într-un interviul de-al tău. Ai zis despre așteptări. Ți-ai făcut niște așteptări cu 2023 și nu s-a întâmplat foarte mare, foarte mare lucru. Crezi că e bine să ne facem ca oameni în general așteptări mari, ne dăunează vis-a-vis de așteptări și vis-a-vis de ceea ce ne oferă realitatea? Da. Cel puțin mie asta mi-a arătat viața până acum că da, când ai așteptări ești dezamăgit de cele mai multe ori. Tu ziceai așa, parcă lucrurile au mers greu și oricum a trecut foarte repede 2023, nu da. Prea s-a întâmplat da. Nimica. Extraordinar de repede a trecut. Extraordinar. Gândește-te câte s-au întâmplat în 2022, în jumătate de an. Am venit la Pro, vremea, emisiune, Protevelion, voce, nu puteam să mai fac față. Și în 2023? Nimic. Punct. La revedere. Zilci. Și a trecut super repede. Nimic. Apropo, de ce ai zis cu contractul pe care l-a luat actorul? Știi, după aceea n-am mai luat niciunul. Da. Eu nu am avut așteptări în 2023. Eu am niște așteptări de vreo 8 ani de zile. Am scris,
Te ascult. Am scris un scenariu de film, de scurt metraj, pe care tot vreau să-l fac și nu mai apuc să-l fac pentru că nu apuc să-l fac. De ce? Nu știu, dar mă rog. Ar trebui să-l fac eu. Eu să-l produc, eu să-l regizez, eu să-l fac. Asta este marea problemă. Că mie mi-e greu să mă urnesc pe mine să fac... N-ai avea timp. Tot acest... N-ai avea... Da, aș avea timp. Mi-aș găsi timp. Nu asta e problema. Problema e că mi-aș putea lua un concediu și l-aș face în două săptămâni. Da. Povestea filmului e foarte frumoasă. Dacă vreți, vă zic. Dacă nu, da. Povestea este cam așa. Dacă vrea cineva să-mi fure ideea de scenariu, n-are decât, oricum, nu mă interesează. Probabil că eu nu voi face, dar o să încerc să-l fac până la urmă. Povestea e așa. Un bătrân, într-un sat din Ardeal, din Transilvania, se trezește dimineață, se duce la ciubărul cu apă, își dă cu apă pe față, mâinile lui când pleacă de pe față, alte mâini, care parcă sunt aceleași, dar sunt altele, se dau de pe jos de pe fața unui tânăr care este la baie și se spală pe față. Ah, frumos. Da? Tânărul se spală pe față, iese din baie, tânărul se duce la bucătărie să-și facă o cafea, pune ibricul pe foc, are o linguriță foarte lungă, cu mânerul foarte lung din acelea de cafea la ibric, amestecă cafeaua în ibric. Lingurița respectivă o regăsim și la bătrân în bucătărie. Racordul ăsta e frumos. E racordul ăsta. Da, frumos. Aceeași linguriță care amestecă în cana de cafea pe care și-o face bătrânul. Bătrânul scoate din pivniță o slănină, o pâine, o ceapă, nu știu ce, sparge ceapa cu pumnul, începe să taie din așa. În momentul în care sparge ceapa, un pumn sparge ceapă pe masa din bucătăria tânărului, tânărul sparge și el ceapa, se duce la frigider, își ia de acolo un cașcaval, o ceva, nu știu ce, mănâncă și el. Bătrânul își pune pe el un pantalon, își ia o cămașă de aia, cum sunt alea de la țară, da. bagă mâna în mânecă, în momentul în care scoate mâna din mânecă, mâna tânărului iese din mânecă. Bravo, frumos. Și îl vedem cum se îmbracă cu o cămașă de asta modernă. Mm-hmm. El la un moment dat vrea să iasă din casă și își aduce aminte că a uitat ceva, se întoarce și scoate un stick dintr-un computer, pe care vedem pe computerul respectiv că el a lucrat ceva în timpul nopții. Un plan pentru firma la care lucrează. Se duce la firmă, să lase stick-ul, să urcă în mașină, are o super mașină de asta modernă. Bătrânul, el iese pe o poartă de aia glisantă de la firmă de la el, când iese de pe poartă, iese bătrânul pe poarta lui. Bravo. Care pleacă la drum. Și la un moment dat bătrânul ajunge pe o butrugă, își scoate mâncare să mănânce, tânărul și el ajunge la o benzinărie. Același obiceiuri, da? Înainte de a pleca, bătrânul caută într-un cufăr, da. Niște jucărele pe care le-a făcut el din lemn. El cioplește în lemn și a făcut niște jucărele și ia de acolo o păpușică, un căluț de lemn, ce-a mai făcut el, ce-a mai meșterit el, le pune într-o desagă și pleacă. Tânărul la benzinărie cumpără un muțunache de ăsta, de așa, pleacă și ăsta, merg. Timpul pe care îl face bătrânul, cele 3 ore cât parcurge bătrânul până ajunge într-un anume loc, îl vedem pe mișcarea soarelui. Unul vede soarele dintr-o parte, unul vede din altă parte și soarele se tot mișcă în timpul pe care îl parcurg ei, ca să vedem că fac drumul în aceeași zi, în același moment. Am înțeles. Bătrânul ajunge undeva, tânărul ajunge și el undeva, se vede o mână care are o lumânare în mână, o pune la morți, și mai e o lumânare în mâna tânărului care se pune la vii. După aia se deschide cadrul, îi vedem pe amândoi și ăsta tânărul îi zice să rămână tată. Frumos. Acum ce se întâmplă? De ce e răsturnare? Pentru că tu ai fi crezut că
tânărul, adică ai două chestii. Ori este el din tinerețe și asta te... Da, de fapt, cine sunt ei doi? Ce se întâmplă? Mm? Mie mi s-a întâmplat asta. La un moment dat eram la Hunedoara. Așa. Veneam cu un prieten de la Hunedoara care... Ăsta e al meu? Da, al meu e. Vezi cine ești? Veneam cu... Spune că Iulia nu e aici. Așa. Veneam cu un prieten de la Hunedoara care, care era în București. Cât am parcurs noi drumul de la București la Hunedoara, 6 ore și jumătate, taică-so, care era din Ținutul Pădureinilor din Lelese, a plecat pe jos la Hunedoara și a făcut tot 6 ore. Și noi am ajuns la aceeași cafenea în același timp. Deci ăsta s-a întâlnit cu tasul în cafeneaua aia, noi făcând de la București 6 ore până la cafenea și ăla venind în satul Lelese, nu știu câți kilometri sunt până acolo, în Ținutul Pădureilor a venit pe jos. Și a făcut același drum, tot 6 ore a făcut. Și s-au întâlnit. N-a fost cu lumânări, cu ce... Asta nu, am inventat ideea, eu. Te-ai dus mai departe, da. Ai înfrumusat, da, asta, sigur. Dar, bă, mi s-a părut absolut fabulos. Foarte, foarte mișto. Deci ăsta... Noul, vechiul, coliziunea asta între două luni, dar care se știu și care trăiesc împreună, da, și da, da, care au aceleași lucruri în comun, adică fac lucruri la fel, li se întâmplă lucruri la obiecte care sunt comune, deci totul este... Când povesteai tu de ceapă și de toate alea, eu deja m-am gândit la același lucru și am comandat foarte multe lucruri. Aoleu. Deci eu nu știu, astăzi e o zi în care aoleu, niciun dintre voi nu... Nu, eu nu mănânc. Nu, eu nu, doar pentru imagine. Doar de asta ține post. Da. Eu țin post. Și e destul de gustoasă, simt. Da, sunt convins. Da, nu, e... conopidă cu cuscus și cumus. Da. Nu știu, nu e o problemă. Eu mănânc, că... Eu mă duc la muncă, cine trebuie să am putere. Cine, vezi cine, dăm telefonul ca să văd cine îl sună. Eu aș vrea să vă spun, vă atrag atenția tuturor, vă sunt probabil că nu știi. Să-mi spui cât e ceasul. Dar Iulie este femeia perfectă. Uite, fac anunțul ăsta sus și tare, ca să știți și voi. Uh-huh. Și de ce este femeia perfectă? Dau un citat dintr-un interviu al ei. Fac mâncare românească de toate. Sarmale, ciorbe, de sărbători, toți. Prietenii, familia așteaptă salata mea de băf. Adevărat, să mă mai lase. Că dacă n-am făcut... E chiar așa? Eu tot timpul trebuie să fac salata de băf cât pentru 6 familii. Eu sunt... Iulia este din zona Dobrogei. La noi mâncarea amestecată mai... Noi venim din partea aceea. Și turcii, și tătarii, și machedonii. De exemplu, le povesteam colegilor zilele trecute că eu la ciorbă mănânc brânză de oaie veche pentru că așa am văzut acolo, în zona mea. Da, da. Dar și ce bune. Da. Și e o amintire pe care vreau să mă spui. Când aveai 12 ani și mama ta era plecată într-o delegație. Doamne. Ce, ăsta e adevărul? Atunci am gătit prima oară. Am vrut să-i fac o surpriză. Ea era plecată în delegație și am zis eu, las că fac eu o tocăniță. Mamă, să vezi. Eu am făcut tocăniță, a ieșit bună, cel puțin ea așa mi-a zis, draga de ea. Dar nu că toată bucătăria era, pentru că eu am fiert așa, cartofi într-o oală, carnea într-o oală, morcovi într-o oală, ceapa într-o oală, tot am făcut sos într-o oală și pe urmă le-ai asamblat. Da. Ce-am pus, sare? Nu, dar e și bun. A ieșit, da. Vă rog să mă notați, ce Jamila. Vreau să vă, o rețetă personală, vreau să... Ia mă să vedem ce e aici, mă. Foarte bun. M-ai făcut curioasă. O rețetă personală a Iuliei, vă rog din suflet. Mazăre cu carne de pui. Deci, se iau 500 de grame carne de pui, mazăre, cam 800 de grame o ceapă. Mi-ai cerut rețeta vreodată, să? De unde? Deci, astea-s declarațiile tale. Pe cuvânt? Îți dai seama că dacă scrie ceva de mine, spune-mi, dar n-ai scris. Așa. Nu recunosc nimic. Nu, cred că așa a zis. Cu Horia, nu recunosc nimic. Și îți dai seama că nu... Hai că am declarat și despre tine chestiile. Niciodată n-ai spus nimic despre când mine. Când am prezentat emisiunea și eram mută, mă rog... Le-ai spus oamenilor, bine, da, e ok cu Horia. Cred că asta e... Verba vola în scripta mare. Foarte bun. Bun. Eu. Așa. Foarte bun. Ai lămâie. Băi, eu vreau să-l fericit pe Busu pentru că el nu mai mănâncă nici pâine, nici dulciuri. Mi se pare pâine, extraordinar. Pâine, da. Mănânc pâine fără gluten. Pâinea fără gluten nu umflă. O recomand. Iar acum, dragii mei, vreau să vă fac cea mai importantă declarație pe care a făcut-o Teo. Știi cine e Teo?
Teo Ioniță? Da. Deci Teo, da. Deci, Busu are două fete. Fica cea mare, Natalie, are un iubit pe care îl cheamă Teo Ioniță. Tipul este, face stand-up. Uh-huh. Și fii atent aici. În timpul unui număr de stand-up, deci asta ca să vezi ce om ai în față, n-a fost plătit de Busu. Nu i-a zis, băi, dacă nu spui de mine, nu-ți mai las fata, nu. Și tipul spune, în timpul spectacolului de stand-up la The Fool, așa, citez. Hai să vă zic de gagică mea. Adică Natalie, fica cea mare. Gagică mea e o femeie foarte mișto. Are ce n-am avut eu niciodată, și anume un tată. Are un tată care o susține în tot ceea ce face. Tatăl ei, Florin Busuioc. Busu de la Meteo, îl și văd. Și e pe bună asta. Și se vede în tot ceea ce face. E o fată de vreme acasă. Instabilă ca vremea și de fiecare dată când mă cer cu ea, plouă afară. Cred că vorbește cu tasul. Dă-le, dă-le, tata, dă-le ploi la săraci. Și tăticule, dă. Imediat bagă ciclonul. Fii atent aici. Și așa se și încheie. Tot fiind cu gagică mea, am început să dezvolt o relație și cu taicăsu. Am început să fim prieteni. Ce vorbești? Ce frumos. Așa este. E ce foarte corect. Să știi că și mie mi-a lipsit un tată. Deci, înțeleg ce spune. Ai, am putea să spune că ai doi aici, prezumtiv, dar puteam, da, să simt frați? Da. Nu e o problemă. Păi, potărăți-vă. Băi, ai zice că... nimic, uite, cum dă cu noi de băi. Ai zice că-i cu minte. Băi, fetița mea, uite ce... Nu, adevărul e că Teo e un tip foarte fain. Foarte fain. L-am cunoscut, vine și pe la noi, prin casă. El e Teo? Da, el este Teo. Teo Ioniță. Ce vorbești? Un băiat, super băiat. Super băiat. Și, na, ce să zic, eu știu cum vine treaba cu stand-up-ul, că, na, și știu că trebuie să vorbești acolo despre lucruri și că trebuie să îi faci pe oameni să și râdă puțin. Da, dar dacă nu te-ar fi plăcut, n-ar fi povestit. Nu, n-ar fi povestit așa. Ar fi povestit altfel, poate. Da, da, corect, corect. Așa, povestit frumos, adică nu... Îl cunoști pe Busu din perioada asta? Da? Dar nu s-a schimbat mult. Ce? Deci... Băi, nu s-a schimbat deloc! Deci, păi vezi... Uite, pentru că eu am tot felul de imagini. Uită-te aici. Aici era puțin durduliu. Aici era, da, un pic, aici, da. Era mai... Era ca mine acum, așa. Mai pufos. Dar tu când te-ai îngrășat? Că așa erai și ultima oară de când... Deci, ziceai că tace. Da, eu am zis, tu ai zis că e... Eu am zis că e cu minte. Mie mi se pare că e cu minte totuși. A fost o vacanță. Nu e cu minte. E o adevărată bestie. Da, ploaia de vară, schimbo. Te rog, nu e numai... De primăvară. De primăvară era. Un crivăț de la mișto. Că ploaia de vară e ceva... Nu. Deci eu cred că tu... Uite de exemplu. Vreau să spun o chestie. Iulia a declarat... Nici pentru 10 milioane de euro, o știi pe asta? Da. Nu s-ar oferi să pozeze goală, indiferent de suma de bani. Mi s-a propus când am apărut și am refuzat. Dacă nu am vrut atunci când aveam 22 de ani, acum nu mă mai convinge nimeni. Da, așa e. Și foarte bine. Care e problema? Nici pe mine nu o să mă convinge să pozez gol ever. Pentru 10 milioane, mă gândesc. Bă, pentru 10 milioane... Mă, ce-s banii, mă? Două n-ai de treabă. Pentru 10 milioane de euro, ca să-mi fac eu o sală de teatru, poate. Îți arăți un picior. Un picior. Avea un picior foarte ușor și o potiră de cea mai fină. Am fost tentat de așa vânat de o nimfă blondă. Nu mai știu. Tu ai dat deja portretul iubitului, ideal, și dă-mi voie să ți-l citez. În primul rând, acesta trebuie să iubească și să se respecte pe sine. Mai este important ca bărbatul, care îți va deveni partener de viață, să-și iubească și să-și respecte familia și să fie un om la locul lui. Nu în ultimul rând. Mai ales mama. Soțul ar trebui să-și împărtășească principiile de viață. Ne-a deschis pe noi de aici, foarte... Da, voi sunteți luați. Da?
Da, putem dar... să-ți fim frate, stai. Vorba lui. Care e? A, alo? A, da. Mă sună Nicos Vertis, ce să-i spun? Să intre, a? Deci, tu cu dragostea ta de Grecia și cu Nicos Vertis... Așa. N-ai scris... Deci, tu ai fost la concertul lui? Am văzut niște imagini. Tot timpul mă duc la concert. Lasă, da. Nu. La concert, la spectacolul. Hai, că la Shelly n-ai fost. Băi, nu, la dar Shelly trebuie să mă ducă. Dacă mă duc, cine prezintă? Prezinți tu? Că eu mă aș duce. Băi, dacă tu vrei să te duci la busul, la spectacol, mă sacrific și prezint nu o săptămână, doar ca voi să te duci la spectacol. Doar ca noi să fim fericiți. Dar la mine la spectacol ai venit vreodată? Normal. M-ai pus să cânt. Pe scenă am fost. Nu mai ține minte. E vârsta, n-ai ce să... Ce, să nebună? Nu. Anul trecut. Anul ăsta nu m-a invitat. Deloc. Dar anul trecut am fost pe hai, scenă. Hai, că erai drogat. Ce ai? De-a beatitudine să dă fiecare zi. Deci mai... De... Deci la tine am fost. Și-a și cântat pe scenă. Da, exact. Ce-ai cântat pe scenă? Eu mai țin minte, aveam emoții. Apropo, știi vreo melodie grecească? Da. Da, nu știu să o cânt. Nu, mă, că nu știu dacă pronunț bine cuvintele. Nu, încearcă. Doar așa, nu, pe că mai. Este rușine. Nu, draga mea. Thelon Ameniosi, aia, așa puțin. Thelon Ameniosi. Thelon Ameniosi. Nu era Poromemeno? Ochi. Înțeleg? Ochi. Thelon Ameniosi, vreau să mă simți. Și e cântată de Nicos Vertis. Asta e piesa lui. Na 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 na. Am făcut și o adaptare pe o piesă grecească pe care a cântat-o Mădălina Olinescu. Mălina Olinescu, scuze. La Dansez pentru tine, cred. Bravo, da. Aia cu... Cum îi zicea, mă? Evora. Ai, mă, tu ai făcut... am făcut-o, da. Extra... Băi, a luat o cântat-o și Teo. Teo, da. Băi, tu ești de vină pentru toată asta. Bravo. Foarte mișto mi-a ieșit. Mamă, cât mi-ai spus astăzi, m-ai bulversat, extraordinar. Eu am scris multă muzică, multe piese de-astea. La Dansez pentru tine toate adaptările eu le-am făcut. Tu știi că multe fete au cântat asta. Deci după podcastul în care a cântat, acum 2 ani de zile, când a venit prima dată Teo aici, nu ne cunoșteam. Ne cunoșteam puțin, dar nu ne cunoșteam bine și după asta, după ce am postat... Tangoto Evora. Tangoto Evora, da, bravo, bravo. Foarte, bravo. Foarte bună piesă. Senzațional. Cum era aia? Tangoto Evora. Uite, acum am scapat. Hai mă să o căutăm. Extraordinar. Cum era, mă? Băi, furmină, că acum am... Stai să sun pe Teo, dar nu-mi răspunde. Dar ar fi tare să-mi răspundă. De ce nu-ți răspunde? E supărată pe tine? Da, probabil. Nu ca tine. Cu ea mă duc la spectacole, cu tine nu. Dai, poate răspunde. Cu mine? Băi, cu formidabil. Băi, mi-ai dat o veste formidabilă, mă. Hai. Dai cu copilul acum. Las-o, mă, în pace. Da, mă, puțin, că trebuie să... Alo, dragoste? Yes. Alo? Da, drăguțele, da. Ce faci, dragoste? Ce să fac? Uite, sunt în față la Regina Maria, aștept să facă și 20 să intru la programare. Iubire, iartă-mă că te deranjez. Dar sunt în față cu Florin Busuioc, Busu, băiatul ăla bine făcut de la Meteo. Da, și fata aia frumoasă. Tu știi, Iulia, o știi pe bruneta aia frumoasă? Da, o știu pe bruneta aia frumoasă, normal. Așa. Aolo! Iartă-mă, dragoste, fii-am de aici. Și Busu îmi spune acum că el a tradus Tangoto Evora. Am adaptat. Adaptat pentru Mălina Olinescu. A făcut altă poveste. La... De ce l-a făcut versurile atunci pentru Mălina Olinescu la Dansez pentru tine, mă? Nu cred! Ba da, mă! Da, Și omul ăsta e o... Băi, iubita mea, iartă-mă că acum avem un laps. Nu pot. Deci apar n-am avut de chestia asta. Băi, m-a dat pe spate. Am căutat, jur că am căutat pe YouTube, am dat acolo la detalii, nu am citit asta, nu scrie asta. Nu scrie, nu. N-are de ce. Deci Busu ăsta. Băi, fii atent aici. Apropo de proiectul tău, nu spun că sunt în fața camerei și vrea să fie surpriză. Băi, întâlnește-te cu Busu. E omul ăsta plin de surprize. Da, sunt.
gata. Dăm numărul lui. Ți-l dau, iubire. Îl tocăresc. Lasă-l sune să nu-i dea mesaj. Fii atent. Tu îl stocărești pe Busu și eu pe Iulia. Auzi, dar fii atent. Pentru mine, pentru sufletul nostru. Cum era Tango Tu Evora? Mâncați-a sie nasul. E cea mai frumoasă ca din poveste d-un băiat alesă. El o iubește, dar blestemă pasă. Al lor iubire noaptea când se lasă, el nu va mai fi. Bravo, fata mea! Te iubește tata! Și eu. Te pup, ne vedem la filmare. Pa, Teo. Pa, pa, dragoste, pa. Pa, baftă la, pa. Pa, pa. Love you. Cea mai mare invenție pe care am făcut-o eu la piesa asta a fost că zeul ăla care o vroia pe fată și care n-a putut să o aibă, că ea nu i s-a dat, da, și care l-a pedepsit pe el, așa, i-a luat sufletul, așa, inima, și a băgat-o într-un bob de strugure. Și de atunci, fata calcă în picioare toți strugurii în ciubărul ăla ca să se facă viun, ca să-i găsească lui sufletul. Asta a fost cea mai mare invenție pe care am putut să o găsesc eu la legată piesa asta. Da. Doamne, da. Și am mai făcut o piesă foarte faină pentru Petre Giambașu și pentru Călin Giambașu. Așa. Pe care au cântat-o la Sala Palatului, o piesă lui Julio Iglesias cu Alessandro, nu știu cum... Sanz. Alessandro Sanz. Nu mai știu exact, o piesă, dar așa, în care povesteam cumva viața lor. Că el pleca tot timpul în turnee și că îl lăsa pe ăsta acasă, dar că el își aduce aminte totuși de... nopțile când taică s-o venea acasă și cânta cântec de leagăn și nu știu ce, și că era o relație bună între ei cumva, știi? Până s-au certat. Asta era până s-au certat, știi? Și mă sună Călin și îmi zice, pot să zic? Te da. Bagă în... Da, mătii. Da, măti. Ce ai făcut, mă? De ce? De 6 zile încercăm să înregistrăm și nu putem, că plângem ca proști. De capul meu. Da, mă. De 6 zile încercau să înregistreze și nu reușeau. Și au cântat-o pe scenă, au plâns și pe scenă și toată sala a plâns la piesa aia. Și acum te rog să te întorci la copilăria ta. Pardon, așa. Deci în tine e un vulcan care iese atunci, eu știu, eu te cunosc. Când trebuie. Când trebuie, dar când te simți tu bine. Da. Iar eu în principal, vreau, eu de fiecare dată când vine cineva la mine, vreau să se simtă bine. Astăzi mi-ai spus niște lucruri de mai dat pe spate, acum cred că e debusolată complet. Tu îți dai seama că nu știa piesa care, vorba aia, nu că ea a făcut-o celebră, a cântat-o Mălina, dar în timpurile noastre acum... Da, ea o cântă. Da. Îți dai seama că și mulți copii pe internet cu e cea mai frumoasă. Da, da. Da, da. Auzi, să-mi dai telefonul tău. Eu să nu-l mai... ai? Nu-l ai, ce ai? Am glumit! Cred că-l vrea cu totul, așa, ia. Da, dă-mi telefonul. Ia că l-am primit de la Pro. Da. Nu e nicio problemă. Mai am altul acasă. Unde? Unde? Așa. Mai zi. Trecem la întrebările de final? Nu, dar vreau să dau și un premiu și mai vreau să dau și... Dașca, ne mai dă ceva. Ne mai dă, mă? Stai, nu. Crezi că numai pe prosoapele... Nu ne e prosoapele când plecăm, da? Nu, e o chestie importantă pe care vă spun. Prosoapele astea le dau doar prietenilor. Da, și-au șters. Mulțumim. Multe frunți. Nu, și, sunt proaspete. Și multe sub... Nu, în timpul spectacolului... Eu, tu și o umbrelă, am înțeles, au cântat amândoi. Așa, deci, îți ștergi cu acest gen. Nu, da. E o chestie importantă, da, și tu trebuie convins, să mă înțelegi. E ca un div, că eu l-am văzut și face așa și pe urmă. O, Doamne, ele leșină, pe cuvânt. Ei, le-am văzut. Au leșinat odată. Au leșinat odată, poate. Eu nu, despre mine vorbesc. Da. Când apar eu pe scenă, nu leșină nimeni. Dar deci, din când în când se aplaudă. Tu știi că Busu a dublat desene animate? O, Doamne. O
ani de zile. Tone. Da, da. Și tone de desen. Eu făceam pe taz. Taz eram eu. Nu cred așa ceva! Da, da. Făcut mult, multe, multe, foarte multe. Și dublajul de desene animate a început cu 6 luni înainte de a emite Pro-ul pentru Pro-TV, pentru că se făcea o bază de date, de filme, ca să aibă ce să le dea sâmbătă și duminica copiilor, știi? A, se făcea ca să existe materialul. Ca să existe materialul deja acolo, în arhivă, să fie, să nu mai stea, să ajungă la... După toate experiențele pe care le-am zis. Cu Dan Tufaru, cu Andrei Duban, așa, cu Marina Procopie, Mihaela Teleoacă, Tomi Cristin. Cine mai era acolo? Ote Telecanu. Băi, erau oameni foarte faini. Eram o echipă absolut senzațională. Tu știi cu cine am dublat eu? Ha? Cu Dinu Manolache, cu Gigi Dinică, cu Șerban Cele. O, Doamne. Eram toți la Aladin. La Aladin, da. Da. Șerban Cele era duhul. Da. Ghi, cine era Dinu Manolache? Dinu Manolache? Jasmine? Nu. Papagalul. Aoleu, ce fain! Oh, Doamne, ce-am vrut. Iar eu cântam. S-au luat lucruri frumoase acolo, da. Da. Mai era și Sandu Pop, a venit o vreme, foarte bun și Sandu. Foarte mulți am fost și eram o echipă absolut senzațională și dublam noaptea, pentru că noi ziua aveam treabă pe la teatru, pe la astea. Mergeam, aveam repetiții, spectacole și toată noaptea stăteam și dublam. Iulia, după toate istoriile lui Busu, da. Tu acum ești tânără, mai mult de 29 de ani, eu nu-ți dau niciodată. Nu, 39 fac. Nu, eu nu mi-ascund vârsta. Bine, cred că e arogant. Hai că ai stricat-o. Așa? Eu știu că îți dorești 2 copii. Eu știu lucrul ăsta. Nu vrei să-ți dau fetele mele? Ba da, sunt și mari. Deci, e un lucru pe care ți-l spun foarte deschis și cred că Busu simte undeva chestia asta și ți-o pot reconfirma și eu. Ori de câte ori ai nevoie de noi... Noi te îndrăgim ca niște prieteni autentici, tocmai pentru că nu ești ca toate fetele din ziua de azi. Da, corect. Păi, eu sunt old school, așa. Sănătate. la mulți ani. Deci, dacă e vreo problemă, 9 ore dai telefon, ai 2 prieteni care, vorba aia, sunt trecuți și prin dublaje. Uite, am avut o problemă, a trebuit să plec la Atena, Busu, și m-a ajutat. Busu are grijă și stă în locul tău, dar eu pot să vin cu tine să te... Da, poți să vină la Atena, da. Sigur. Tu știi ce bine duc bagajele? Deci eu sunt expert în bagaje. Dar, dincolo de toate întâmplările noastre... Iată bagajist! Ca că ai pistoletul! Dar nu, dar vai pistoletul, nu? Era asta cu Kojak. Cum era, mă, Telisa Valas? Da. Așa. Dar știi aia, Desdemona, da vai zdreanța. Ca că aia zdreanța, oteră. Dăm Batista. Care Batista? Ce vrei să faci în viitor? Crezi că Meteo este ultima ta oprire? Nu. Ce crezi? Uite, Busul la 16 ani știa clar că se face actor. Eu? Nu știu nici acum ce vreau să fiu în viață. Vezi două Yin și Yang, care știi, răsăritul și apusul. Să știi că eu nu m-am gândit niciodată că o să intru în televiziune. Niciodată. Adică eu am dat la Academia de Poliție, să ne înțelegem. Tu ai dat la Academia de Poliție? Da, înainte de drept am dat la Academia de Poliție. Pentru bine că la mine în familie... Dar nu m-au primit, sincer, dar se uitau la mine. Bine că nu te-au primit. Știi de ce bine. Zic? Da. De știi de ce zic? Tu în trafic? Am butează pe tine. Și nu orice mașini. Da! Alea, Porsche, da, alea. Aaa, uită-mă! Băi! Da. Binu! Era pe căderi de falcă, pe limbi. Deci, efectiv, acum când vedem, eu când văd o polițistă, când văd un polițai, niciodată nu am nicio treabă. Când văd o polițistă, uite, și dau capul înapoi. Băi, uită-te la drum. Pentru că nu trebuie să părăsești carosabilul. Dar dacă ai fost tu acolo... Nu știu, nu cred. Toți părăseam carosabile. Iar acum întrebările. Hai, lasă. Pentru că am vorbit de desene, Busu, vreau să te întreb. Tu, dacă ar veni un film în România, de Avengers, noi eroi, așa. Ce erou ai dubla? L-ai dubla pe Loki sau l-ai dubla pe Thor? Pe Loki l-aș dubla.
Tot personaje grele ți alegi. Păi da, mă, e normal, mă. Până la urmă, personajele negative oferă o variație mult mai mare și o satisfacție ceva mai mare. Că Thor, da, e și Thor, e spectaculos și Thor, da. Loki e ăla rău. Iulia, ploaie în luna lui Marte sau soare tot timpul anului? Ploaie în luna lui Marte. Tu ai putea să scoți piesa asta? Na, mai discutăm altă dată. Îmi zici tu altă dată, da. S-o scoți din playlist-ul tău. N-are niciun sens. Băi, fii atât de aici. De ce o spuneam? Deci eu urmăresc. Și pe tine te urmăresc pentru că tu n-ai... Nu are. Dar ce urmărim noi, Horia? Să nu fim urmăriți! Bună, deci, alta, bun. Eu urmăresc. Și după aceea, deci, eu știu ce face. Și îi spun, mă, cântă o melodie. I-am spus, dar când o melodie? Deci dai drumul așa la telefon. Dă-i. Nu, pe partea asta, la alta, așa. Te-ai scuză, urmă așa. Așa? Așa? Întoarce-te. Așa? Și începi. Ploua infernal și noi ne iubeam prima însarde. Mâine va fi frumos. Și chizi. De ce mă învață ce să fac asta? Băi, e o chestie. Unde? Pe Insta? Pe ce? Da, pe Insta. De ce ar face asta? Pentru că altfel... Și înțeleg, da. Dar de ce? Pentru că altfel nu facem, îmi face niște bumerange de la în care... Dar de ce? Păi dar de ce le face pe alea? Treaba ei de ce le face pe alea. Păi nu le face pe alea, pentru că ea zice, e timidă și ar zice că n-am ce să spun. Bai, ce să spui, uite, ai cântat aici, ai niște melodii foarte frumoase. Ori, hai să spun ceva, deci eu sunt... Să spună, ea n-are cum să spună și noi ne iubeam prin mansarde. Exact. La vârsta ei... Când a vrut să facă dirijoare de trafic? Da. Ce vorbim aici? Și o vârstă, adică nu... Toți participanții la trafic aud asta și își dau seama că e o Doamne ferește. Că e de Doamne ferește. Horia, ideea este că fiecare face... Ei sugerat o chestie, dar fiecare face ce simte să facă și ce simte nevoia să facă. Dacă nu simte nevoia... Să iasă în evidență. Stă acolo în colțul ei. Da. Uite, băi, de exemplu, eu la Măruță, da? E o fată acolo care îmi ia niște... Nu, îmi pune niște ghicitori, îmi zice niște ghicitori. Deci eu răspund. La unele răspund, la unele nu prea. Că nu le știu pe toate. În sensul în care eu dau în fiecare dimineață câte o problemă de perspicacitate și atunci aia zice, hai mă, îți facem și noi. Da. Ce are dinți și nu mușcă? Pieptenele, da, bravo, de-astea. Știi? Da. Și sunt cel puțin, ultima oară că era 1.300.000 de vizualizări. Pe prosteala asta. Am și eu 2,5 milioane la Nicos Vertis. Eu o să mă păi ce vrei, na? Băi, ești dar nu mă așteptam. Da, eu am pus așa, la mișto, serios. Am fost la concert. Așa se inventează lucrurile în acest domeniu. La mișto. Da, mă, știu, da. Hai să spun o chestie. Și acum o să... Bine, am înțeles ideea. Cum controlezi asta? Că nu ai de un să știi când e și când nu e. Viața este un spectacol, e un câmp plin de experimente. Iar ăsta, acest instrument, nu numai că a făcut ca și pământul să rotească mai repede, dar și instrumentul ăsta ne deschide. Crezi că eu, în primii ani, mi-aduc aminte de primii ani de Facebook și de Instagram, păi nu mă arătam, pentru că ziceam, ce să spun acolo? Pentru că numai ideea, deci dacă mă filmez acum, sunt natural, dar numai ideea de a-mi pune eu. E ca o oglindă, știi, spui telefonul. Aia zic. Și ce să fac acum? Să zâmbesc, ce să fac acum? Îți pune o barieră mentală. Trebuie să treci peste ea. Faci de alea. Dar apropo că ai adus o aminte, o chestie importantă. Eu aș vrea, de multe ori, eu aș vrea să dau primul răspunsul la anumite ghicitori pe care tu le propui de dimineață. Cum fac să o iau înaintea lui Dedu? De fapt, oricum poți să iau înaintea lui Dedu. Dă-i mesaj. Când înaintea lui Dedu? Pentru că Dedu nu răspunde. Auzi, acum aș putea să zic, dau un mesaj și, scuză-mă, Mihai, Horia a răspuns primul. Cum mă poți să fac chestia asta? Îi dai Andrei sau îi la Vinei. Îi dai lui Andreea. Dar nu răspunde Mihai la astea. Nu, Mihai răspunde foarte rar la probleme.
Andreea Marinescu și Lavinia, general, da. Lavinia, dar nu ei, nu ele. Telespectatori din țară. Am câțiva, Andrei Roman, Silviu, domnul Popescu, da. Cedru. Sunt o grămadă de oameni care intră pe ce ori intra pe știrile Pro TV, da? Pe site, nu știu unde, și răspund la problema respectivă. Dar nu se întâmplă, foarte rar se întâmplă să nu răspundă. Foarte rar. Și în general nu s-a răspuns când am inventat eu o problemă. Când ți-ai băgat tu coada, la revedere. Am băgat eu coada mai greu cu răspunsul. Uite. Pentru că astea sunt publice, sunt pe niște site-uri la care bănuiesc că au acces sau s-au prins care sunt site-urile pe care caut eu. Au dat căutare în limba engleză câteva cuvinte cheie și l-au găsit imediat. Mm. Unii, nu neapărat că nu fac toți treaba Iulia, asta. Iulia, i-ai pus vreodată Iulie vreo ghicitoare? Nu. 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 Suntem colegi buni. Am zis. Nu mă pune în dificultate. Ce faci, știi? Dar de ce vrei să am surpriza că le răspunde la ghicitoare? Lasă așa, da. Să cred că nu știe. Exact. Exact. Pentru că mi-ați dat dovadă a fi niște oameni foarte perspicace, eu nu vă las de aici să plecați fără... Uite-mă, iubita mea, mulțumesc! Ce ai făcut? Totul e de post! Măi, las-o încolo! Astea sunt fără zahăr. Așa, fără zahăr. Și agave. Fără zahăr, da. Și astea sunt de post. Și dacă vreți mai ușor... Direct. Direct. Păi, ești formidabilă, mă! Minune, să rămână! Nu, știi ce? Când am că încep Oda Bucuriei. Pentru că așa mi s-a părut. Eu m-am uitat pe chipul Iuliei. La 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 baclava e viața mea. Baclava fără... Fără zahăr. De post? Vezi? Ți-am zis că... Bine. Mi-a zis de dimineață. Mierea e de post. Pentru că și daci. Da. Până chiar și daci. Știi cu cine așa? Mai ții minte volumele alea istorice... cu poze de Valentin Silvestru, ăla pe care l-am avut noi când eram mai tineri. Nu e așa că Dochia seamănă puțin cu Dochia, mai ții minte? Da, mă, da, exact, uite așa cum zici. Baba Dochia? Nu. Nu știu dacă era, deci, chiar... urmărită de un roman, o frumoasă femeie româncă, getotacă. Româncă, păi noi nu suntem de așa. Da. Noroc cu... O dacă s-a retras în munți și când se oprinde respectivul, ea și-a dorit să dispară, să se facă piatră. Și într-adevăr s-a transformat într-o piatră. Iar tu se mai perfect cu ilustrația pe care o făcea. Ilustrația pe care o... Dar nu Valentin Silvestru, mă, ce vorbești tu aici? Păi cred că munți, o să mă duc și Valentin eu. Valentin Silvestru era un critic de teatru și scriitor. Da, la fel ca, nu știu, Silvestru era un tip... Știu ce zici, dar poate era o... Poate Silvan? Nu. O să verific. Iartă-mă, am și eu niște amintiri și nu le... Da, nu sunt tânăr. Nu. Eu mai vin la voi, că Andreea gătește bine. Andreea gătește... Bă, excepțional. Dar să începem, aveți o problemă. Pentru că voi doi, o să vi se dea telefon și Busu a trecut prin mai multe podcasturi și tu te-am văzut intervievată. Și te duci acolo și o să... Bună ziua, bine ați venit, haideți să luați loc. Și vă pune un pahar de apă în față. Și voi o să spuneți după jumătate de oră, da, o cafea nu aveți? Nu avem. Da, niște sushi nu aveți? Nu. Păi la Horia. Deci fiecare dată veți avea o chestie la Horia. A, deci ai fost pe interes, de aia ne-ai dat. Bine. Trecem la întrebări. În sfârșit, frate, hai. Busu, fulger sau tunet? Fulger. Iulia, răsărit sau apus? Apus. N-aș fi crezut. Ce surpriză. Mereu, apus. Doamnă, mă, ce vrei. În acea seară ai o piesă în care joci, apropo de perioada ta de 12 ani și de reîntoarcerea în teatru. 2000-2012. Și aici, pe asta mă bazez. Ai o piesă în care joci, la care ții foarte mult. Dar în același timp, ai de transmis o eclipsă de soare pe care numai tu o poți transmite la Pro TV. Ce alegi? Îmi pare rău pentru Pro TV. Te duci la eclipsă? Mă duc la teatru. A, te duci la teatru. Îmi pare rău pentru Pro TV. Extraordinar. Extraordinar.
Și eu mă duc să văd piesa de teatru, deci nu știu. Băi, nu o lăsa singur, băi. Alo, 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 alo. Ia de aici. Horia, ai legătura? Bă, cum puteți vedea? Se întrepătrund. Unde? Că unde te uiți așa? Că e în spate. Unde te uiți? Păi camera acolo, e sus. Se întrepătrund? El se uită la soare, mă, care e în eclipsă. Adică el vede soarele în platou. Băi, ce vrei, asta? Mă? Mai ții minte 1990, pe 11 august, da, 1999. Dar da, da. Da, știi că aveam un câine pe vremea Alf, un labrador auriu, și în momentul în care a început eclipsa s-a ascuns sub vasul de veceu. Între vasul de veceu și perete. Acolo s-a băgat de frică. De la întunericul ăla. Nu-i venea să... nu înțelegea. Sau simțea că e ceva mai mult de atât, bănuiesc. Deci s-a ascuns. E momentul... Unde erai atunci? Eram în casă cu el, în militar. Mai ții minte eclipsa? În București. Eu eram la Râmnicu Vâlcea, pentru că acolo se zicea că se vede perfect. Și când s-a băgat, știi... S-au suprapus? Eram la Constanța, la Eforie. Era întuneric rău. Era urât, urât. Ciudat. Ciudat, da. Ciudat, ciudat, da. Perfect. Iulia. Da. Pui busuioc sub pernă sau vâsc sub tocul ușii? Busuioc sub pernă. Dar n-am visat niciodată nimic. Drept dovadă. Treci la vâsc. Că pe busuioc ăla-i. Lasă-l, scoate-l de sub pernă până și treci la vâsc. Așa. Busu, murături românești sau ghimbir murat japonez? Nu. Murături și eu. Nu. Uite, mă, dar dragostea ta pentru Japonia? Să fie sănătoși. Îmi plac japonezii și îmi place sărbătoarea cireșilor, dar nu știu cum e ghimbirul murat japonez. E bun, dar ca murătura... Da, murături, dar nu. Dar te-am incitat să te uiți la Shogun? Ai, știu, încredere, barem... Un lucru ce-ți spun aici, dincolo de toate pe care mi le-ai dat-o astăzi. Uită-te puțin la primul episod. Nu-ți place închis televizorul? Nu e vorba de asta. Te uiți la Shogun? Nu. Ce filme? Iartă-mă că te deranjez. Nu. No. No. Turcești? Nu turcești, grecești. Nu. Nu, nici grecești. M-am uitat la Friends. Și la Sex and the City. Pe vechi așa, pe vechi, Horia, pe vechi. Tu ai văzut Meniul? Filmul? Cu ăla îți place, nebun, ce ești. Ăla e film, mă. Și pe psihologie, și chestii de viață. Cum sunt aia toți care sunt acolo în Da. Niște mizerii de oameni. Da. De acolo e adevărul. Iartă-mă că te deranjez. Tu ai fi luat rolul bucătarului șefului? E posibil. L-aș fi făcut. Ești ceva... Florin Busuioc, Luigi Zeno Busuioc, de-abia acum îmi dau seama cine ești. Ești un tip talentat. Hai, întrebări. Iulia, Grecia sau Italia? Grecia. Prostule, asta vreau să spun, vă traduc eu. Prostule. Busu, piesa preferată de la Pink Floyd este? Time. Taken away. The moments that make up a dull day. Freedom and waste the hours in an offhand way. Love you, love, 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 love. Bună alegere, bravo. Iulia, piesa preferată de la Randy este? Ceva cu dansăm, dar nu mai... Dansăm? Dansăm se numește? Da, tu chiar dansam, ai ascultat o piesă de la Randy? Toate piesele de la Randy. Ce întrebare, că tu chiar ai ascultat? Da. Bă, dar dacă îi place Randy, normal că a ascultat Horia. Cum eu ți-am demonstrat că îmi place Pink Floyd. Știu și texte. Horia, trebuie să mă duc la știri, lasă-l pe Randy. Da. Hai, dă-i cu întrebările, că trebuie să plecăm. Da, acum plecați, imediat plecați. Imediat. Bine ai venit, momentan. Cum a auzit că vorbesc despre și a schimbat numărul de telefon? Busu. Da. Cine este protagonista piesei Calameteo? Andra, cred. Bun. Iulia, cum sună refrenul? Ne iubim Calameteo, dar nu mai știu. Ne mințim Calameteo, ne mințim, dar... Calameteo, ne...
Este adevărat acest refren? Nu, nu, dar hai să spun ceva. Oamenii care se uită la mine, la meteo, oricum ei nu ascultă ce spun. M-am convins. Serios, spune și familia mea. Deci eu sunt acum la meteo, ies din live și mă sună mâine cum o să fie vreme. Păi da. Și ai zis că nu, că ne-am uitat la tine. Până ați auzit că am dat și din gură? N-au prea. Da. N-au prea. Da. Ultima întrebare. Dă-i. Ce înseamnă pentru tine, Busu, o zi frumoasă? O zi în care să nu cad pe scări. Să nu cazi de pe treaptă. Să nu pățesc ceva în oraș. Să nu dea vreo mașină pentru o baltă și să mă ude. Să găsesc ce am de cumpărat și să nu am probleme cu nu știu ce, ciocolată sau dulce sau asta, să nu găsesc, asta e groaznic. În general, o zi frumoasă înseamnă o zi în care ți se întâmplă numai lucruri pe care să le poți face fără să te agreseze ceva. Zic eu. Iulia, draga mea. Aceeași întrebare. Ce înseamnă pentru tine o zi frumoasă? O zi în care, atunci când pun capul pe pernă, zic, poți sunt liniștită. Și astăzi, când o să pui capul pe pernă, ce o să zici? O să fiu liniștită și bucuroasă. Hai, dă-i premiu acum, hai. Hai că ți-a răspuns frumos. Mi-ați dat două tipuri de răspunsuri foarte frumoase. Vă dau aceste mici amintiri din partea mea. Vai! Știam că ai parfum. Ce anume? Iartă-mă, draga mea? Randinare parfum, nu, nu. Ai parfum? Ce-ai făcut parfum? Asta spuneam pentru și eu. Bărbat, pentru femeie, pentru his, pentru her. Happy. Mulțumim. Him, her. Iartă-mă. Mulțumim. Happy. Foarte. I am happy, da. Yes. Mulțumesc din suflet. Și vreau să, adică... Vrei să-l desfac acum? Dacă îl desfaci, să nu mai dai mai departe, dar asta e... Siguranță? Vai! Ești în stare, uite, ești în stare, uite, Randy, s-a adus un parfum. Scrie for her. Am dat un pic, Daniel, am dat un pic așa să... Să-l încerc, să fiu sigură. Paciuli, Bacile, nu paciuli. Fac ca să fie sigur, fac aici miserie. Nu, uite, de ce e pe jos pe aici, stai tu liniștiță. Am văzut, chiar voiam să spun, da. Asta e intelect pe aici. Păi așa făceam și eu când eram mică, dar nu știu dacă învăț. Uite. Hai să văd și eu dacă îmi place, că s-ar putea să nu-mi placă. Dar dacă îmi place, te-ai scos. Stop! Oprește-te aici! Oprește-te aici! Ia să văd. Da, și mai nimerit. Chiar. Nu e rău. Nu e rău. Busu, hai să mergem să nu ni le ia înapoi, că ne-a dat și prost. Că nu mai... Cred că a fost una dintre zilele pe care nu o voi uita niciodată, pentru că astăzi am cunoscut și mai bine o persoană care mi-e dragă, și anume Iulia. Și astăzi am cunoscut o persoană pe care o cunosc de 30 de ani. N-am vorbit prea mult noi doi, dar astăzi mi-ai spus cât pentru 60 de ani. Abia astăzi ai cunoscut-o cu adevărat. Ăsta este cel mai important lucru care s-a întâmplat astăzi. Este faptul că când o să vă faceți voi doi podcast, pentru că împreună faceți podcastul, neapărat. Vreme bună. Și eu vin la voi, atunci... El vreme și eu bună. Da, ai văzut? Băi, băi, cine-i fata asta, băi? Dă-o pe Iulia înapoi, ca băi asta! Băi, fata mea! Dă-o pe Iulia înapoi, tu cine ești? Nu te cunosc. Iulia a plecat la vremea. Mulțumim, Horia. Ultima mulțumim. Piesă pe care o cântăm în această zi. Care dă titlul acestui podcast... Mulțumim după din suflet că ați fost alături de noi. Nu e piesa grea. Nu e o problemă. Fiți foarte atenți. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Iulia, la Vocea României. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. Busu, jurat la Vocea României. N-ar fi prea puțin.
ca să iubesc. Refrenul, fii atent, nu vă grăbiți. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cerul albastru eu și tu. Mie de-ajuns doar muzica, mie de-ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Astăzi alături de noi au fost Marius la pian, Cristi, care acolo a zâmbit în permanență și și-a dat seama că Iulia e mai mult decât o prezentatoare. Deci nici el n-a ascultat ce spun, nu? Băi, Busu, ai grijă cu Cerban la sunet, Fimea cea mare. Mulțumim, Andreea, pentru dulce. Mulțumim, Andreea. Mulțumim. Tot ce faci tu, Răzvan la... Și nu uitați, ne vedem în Japonia sau în Grecia. Voi alegeți, că ai mai ales Busu. Mie îmi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața lângă perna ta. Iulia, te rog frumos. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert, și speranța că nu te vei schimba. Tenor Florin Busuioc. Nici după himele nu vreau să alerg. Nu mai vreau să alerg. Ușor. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cerul albastru eu și tu. Eu și tu. Mi-e de-ajuns doar muzica, mi-e de-ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Voi păstra. Când așteptam să fac și eu asta. Mulțumim. Mulțumim. Cum a zis Horia, vremea e bună la Pro TV. Vremea e bună la Pro TV. Nu mai suport pe Busu, poți să scrii. Îl urăs pe Horia, poți să adaugi. Ce vrei tu scrie? Atât. Superb. Dacă poți faci dincolo de inimă, poți faci un plământ. Stai Shrek? E moș. Bravo. Stau în stânga și dreapta voastră. Adică stau în mijlocul vostru, înțeleg. Eliberez tu cadrul? Vrei tu mie să-ți mijlocul? Da, dar voi stați liniștiți. Eu sunt fanul vostru, nu invers. Cum a zis aia, erau două din Slobozia. Suntem feblețea dumneavoastră. Sau i-a zis o Horațiu Mălele pe la care i-a respectat. Stai mă că știu cine ești. Cine mă? Hai mă că știu, ești la mă de la... Stai mă cum îi zice... George Mihăiț! Nu, sunt Horațiu Mălele. Du-te mă, că ești Horațiu Mălele. George Mihăiț, să te dreacu de aici. Spui-mi cine ești. Nu am văzut așa ceva. Da. În mijloc trebuia să stau eu, Horia. Iartă-mă. Da mă, ce facem aici mă? E podcastul tău, ce mai... Eu sunt fiartă pe chitară.
nu, să nu-mi spui. Nu, 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 nu. Nu pot să cred. Să reluăm podcastul. Pentru că podcastul nostru nu se termină decât printr-un buchet de flori. Ce drăguț! Deci, și mine și foarte frumoase sunt. Eu l-am pus. În grădina casei mele stă caise.